S-a făcut și seara afară și Darusel tot nu mai vine. E noapte, nu știu, sunt tunecă, Darusel nu mai vine. Eu stau la calculator aici, nu știu ce. Ce faci, unde ai fost, mă, până acum? Ce avem? A, băi, ești în casă, nu-ți vină să vezi rapid. Cine, ce, bă, stai puțin, ce în casă, mă, vină aici, că ăsta, fii atent, doar să vezi. Bă, tu ce cauți așa îmbrăcat în primul rând, după îmi spui altceva, ce cauți așa îmbrăcat, Darusel, unde ai fost tu până acum? Toată ziua că te-am căutat, toată ziua nu te-am găsit. Bă, Rafale, m-a făcut polițist, yeee! Da, polițist, Darusel, ce polițist ai făcut, mă, tu unde te-ai făcut tu polițist? Cine, dar nu erai fermier parcă ieri? A, bă, nu, bă, Rafale, ieri sunt fermier, azi polițist și mine sunt prizonier. Da, ești prizonier, Darusel, ce te faci la pușcărie acum? Bă, stai puțin, ce ai zis tu mai devreme? Ce hoț, mă? Ce hoț, Darusel? Pe bă, Rafale, cineva la noi în casă, bă, e un hoț, vreau să nu, unde, mă, cine în casă, mă? Bă, stai puțin, spune cine, Darusel, cine în casă? Bă, stai puțin, că eu știu de cineva care e în casă, dar cine e în casă, Darusel? Bă, nu știu, bă, Rafale, că am văzut așa, le-am văzut mai capul ăla mare, dita mai capul și na. Mă, ce vrei să zici, mă, tu, Darusel? Ia, mă, unde? Ce? Mașina acolo, de unde? Mașina mea de polițist. Bă, tu chiar vorbești serios? Bă, tu chiar vorbești serios? Mă, stai puțin. Păi și cum, bă, Darusel, cum ai devenit, mă, tu polițist? Bă, nu, bă, stai puțin, Darusel, de unde ai devenit tu polițist și de unde pasiunea asta ta de poliție? E, bă, Rafale, am un skill. Hai, bă, hai, rapid, unde? Ce, mă, Darusel, ce? Bă, stai puțin, că e Alice aici, bă, Darusel, e Alice. Ce face? Doarme, mă? Ce face, mă? Doarme, mă? Darusel, nu te înțeleg, că nu te înțeleg, așteptai să-l vezi pe Darusel? Ce să-i vezi pe Darusel? Unde să-l vezi tu pe Darusel? Păi nu știi că trebuia să vorbești tu cu el, ai uitat? Hai, du-te. Păi eu trebuie să vorbesc cu el sau tu? Că tu ai venit aici peste noi, tu ai venit peste noi în capul. Eu trebuie să vorbesc cu el. Ce cauți la mine în casă? Nu vorbesc, nu vorbesc. În primul rând, ce cauți la mine în casă? Și de ce ești aici? Nu, lasă să-i mai căzat cu tăpura, înțeles? Bă, stai puțin, luați un loc amândoi, stați-vă cu mine, ce va apuca, Alice, tu, eu ți-am zis, bă, Alice, că n-ai ce să cauți la noi în casă, tu nu vezi că Darusel nici nu-i convine, ți-am zis că nu o să-i convine lui Darusel să stai cu noi în cameră, în casă. Nu, lasă-mă că trebuie să vorbesc el de. Fii atent, eu am vorbit cu Rafael și pentru că părinții m-au abandonat, a trebuit să stau cu voi în casă și nu e așa că mă primești și tu, nu e așa? Da, te primești, mamă! Doamne, bă, dar tu deja ai arătat, Stai puțin, Bă, Alice, vină puțin cu mine. Bă, Alice, tu așa din prima i-ai dat burgerul, mă, să te accepte. Eu vreau să văd și ce zici ieși, dar să tu așa din prima i-ai dat burgerul. Păi da, cum adică? Eu vreau să mă accepte, că după aia devenea nervos. Da, ia, uite, deja s-a apucat să mă începe. Bă, dar să le cam flămând. Bă, poți să te înțelegi, dar să le că n-ai fost toată ziua acasă, dar să le ai fost cam flămând, bă, sincer, nu știu, nici prea flămând. Dar... Bă, Alice, tu știai că ăsta, uite-te puțin cum e îmbrăcat, dar să tu. Ce părere ai tu de îmbrăcămintele lui Darusel? Am văzut că este un polițist foarte corupt, foarte bun. Nu, ce s-a părut? Mă, Darusel, bă, fii atent, Darusel, am ceva serios, fii atent, bă, ce faci? Alice, gata, nu-i mai dat toate astea, mă, fii atent, Darusel, fii atent ce s-a întâmplat. Astăzi, Alice a venit la noi, dar fii atent cum a venit, foarte nervoasă, bă, mă, enerva, adică era nervoasă pe mine, țipa la mine, toate astea, să mute cu noi, mă obliga și pe mine și pe tine să mute cu noi în casă, Darusel, și am zis, mă, stai eu puțin așa, că nici n-am acceptat în primul rând, eu n-ai acceptat nici tu pentru că tu nu știi, Darusel, am venit la tine, nu te-am găsit, Darusel, că tu ai fost plecat toată ziua. Și am zis într-un final, bă, hai să vedem aici, hai să vedem. Darusel, nu știu, vreau să au părerea ta dacă ce-ți place. Așa, dă și tu asta jos, că nu mai ești Darusel la muncă, gata, ai terminat munca. Nu fie din nou, vreau să dau asta jos ca să mi se vadă părul, yeee! Ah, da, ce păr, bă, Darusel, unde e, bă, Darusel, cred că aveai păr pe pălăria aia, Darusel, cred că pălăria aia avea mai mult păr decât tine, Darusel. Alice, dă-ne așa ca păr! Da, e așa că ai o chelie foarte frumoasă. Bă, asta întreba dacă are păr, în fine, Darusel, de ce ai înțeles, Darusel, n-ai păr, bă, Darusel, dar știi cu cine a răzbătut, Darusel, știi pe Garcia? Nu, de ce? Ca ăla răz, Darusel, e polițist, Darusel, și e chelios așa ca tine, n-are păr ca tine. Știu. Da, bă, Rafale, dar știi vevrița care am mâncat-o? Vevrița acum care am mâncat-o săptămâna, da, ce vevrița? Bă, ai mâncat vevrița, dar Darusel, de unde ai mâncat tu vevrița? Cum să mănânci, bă, vevrița? Da, Darusel, vevrița nu e de mâncat, unde ai mâncat-o? Ai mâncat-o așa, bă, întreagă? Da, am făcut supă din abă, Rafale, tu mi-am amintești, Alice, fiată, Alice, unde ești? Bă, unde a plecat? Bă, Darusel, unde a plecat? Alice, unde a asta a plecat? Darusel, nu, bă, la modul cel mai serios, bă, Darusel, vino, Darusel, bă, ce vai, bă, te-ai dezbrăcat, gata, așa, lasă
consignele. Bă, unde a plecat asta, bă, Darsele, că nu vine să cred așa ceva. Mă, ce faci, mă? Mă, Alice, ce Alice, ce cauți aici? Stai puțin. De ce cu trebuie tu prin astea? De asta ai vrei să te muști tu cu noi în casă să cauți ce? Ce să cauți? Ca de mică, mă uitam să văd dacă mi-ai ascuns ceva, vreo cameră, poate îmi face seară vreun prank. Da, ce, bă, ce prank să-ți faci, mă? Bă, stai puțin, cum adică dacă ți-am mai, bă, stai puțin, mă, stai că am dat aici. Cum adică să-ți facem noi o cameră, să un prank, să ascundem o cameră când tu nici n-ai mai venit aici? De ce ai venit de fapt aici la noi în casă, că nu te înțeleg? Păi ca să am și eu un acoperiș peste. Nu pot să cred, Rafael, chiar îi face așa. Bine, mă, Darusele, bravo, bravo. Păi fii atent, ia uite, Alice, ce? Tu îți bagi joc, bă, uite la mine când vorbesc, dar uite la mine. Tu îți bagi joc așa, vrei să vii aici în casă, ce? Bă, Darusele, tu nu ți se pare că am suspect, nu ți se pare că asta vrea să ne fure pe aici din casă toate lucrurile? Bă, da, bă, Rafael, dar fii atent, când am acolo, că mi-am dat de vedețea care am mâncat-o. Bă, Darusele. Bă, lasă, bă, nu mai, bă, Alice, aule, stai, bă, Rafael, stai cu caut, eu caut, ok? Bine, caut, tu caut. Ce? Unde, mă, unde? Unu e, mă, nimeni. Bă, ce se întâmplă, mă? Bă, nu că eu visez aici, chiar bine, la mă zice, bă, eu chiar vreau să visez, eu chiar vreau să visez că nu vreau să se mute nici Alice, dar nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, ce are, mă, Darusele și polițiste, nu înțeleg ce se întâmplă, în ce lume trăiesc, dar Darusele, polițiste, Alice se mută cu noi, ăștia te spar, eu nu înțeleg ce se întâmplă, unde suntem, mă, ce fac, mă? Hai, Ioane, dă Ioane, rapid, hai, Ioane, hai, că poți, hai, Ioane, hai, că poți, bine, Ioane, am câștigat, bine, bă, ce fac? Bă, ce faceți mai? Bă, dar se unde cum ai dispărut de la? Dar se, de ce s-a întâmplat? Hai, Alice, hai, dar se, tu lași pe Alice la tine pe calculator, lași să stai pe calculator tot și pe mine nu mă lași să stau la tine pe calculator. Nu, bă, Rafael, hai pleacă de aici. Hai, Alice, hai, Ioane, dai, dă-mi e pampă ăla ca să vezi mai bine. Hai, stai, stai, stai. Eu sunt într-o casă de nebun, mamă, deci eu chiar am făcut grădință, chiar am ajuns într-o casă de nebun. Nu, bă, m-am ajuns să mă îmbut cu ăștia doi, nu știu ce se întâmplă așa. Mai Alice, ce cauți aici? Ce faci? Ce faci, Alice? Unde ai dispărut? Doi de vreme. Bă, Rafael, ți-am făcut o surpriză la tine în cameră. Te rog să te duci să te uiți. Ce surpriză mie? Bă, unde te dispăru, mă? Bă, ce să? Darusele, bă, Darusele, ce bă, bă, ce se întâmplă că nu vine? Bă, Darusele, nu, că mă ia cu leșin, Darusele, ce se întâmplă aici acum? Ce magie ai mai făcut, Darusele? Cum de vă teleportați așa de dispăreți de aici de la mine și ce, Darusele, spune ce se întâmplă? Păi nimic, bă, Rafale, ești fiandă, vreau să ești fraier. Bă, Rafale, o să vină ziua mea, bă, Rafale, ești fiandă, pregătiți acum banii. Ce zi, bă, Sam, când vine mă o ziua ta, mă, Darusele, când e ziua ta? Că eu nu știu, nu, e spune niciodată, când e ziua ta? Pe 14 decembrie. Oh, la Darusele, ce, noi suntem în octombrie. Ah, cam că acum e octombrie. Mai sunt două luni, Darusele, unde te stai, doamne, Darusele, tu nu vezi că afară, ia uite, Darusele, ți se pare ție abia s-a lăsat frigul, Darusele, ți se pare că, bă, zombie, Darusele, bă, Darusele, suntem, bă, Darusele, de unde a apărut vânzi, unde a plecat, bă, ce se întâmplă, mă, ce Păi da, bă, Rafael, că fiantelul o să ia camera ta, o să pleci din casă și eu stai. A, da, chiar camera mea o să ia, mai, dar chiar stai că a zis că mi-a făcut ceva aici. Măi, unde ești, mă, Alice? Mă, Alice, ce cauți aici la geam? Alice, ce cauți aici la geam? Alice, acolo, din spatele tău. Alice, du-te de aici, pleacă de aici, pleacă de aici, așa. Doamne, Darusele, doamne, bă, sunteți nebun, bă, unde am ajuns, mă, aici, ce se întâmplă, mă? Bă, stai un vis, mă, e un vis ăsta, ce? Bă, ce? Bă, unde apar, mă, ăștia? Bă, ce face? Darusele, bă, ce se întâmplă, mă, mie nu-mi vine să cred așa ceva, bă, ce-a făcut, mă, Darusele, mă, e apocalipsa. Darusele, Darusele, ce magie mai faci? Bă, uite-l pe ăsta micu, vine după tine, Darusele, ce se întâmplă aici? Bă, Darusele, ce se întâmplă, mă? Bă, ce se întâmplă, mă, așa? Bă, ce se întâmplă aici? Doamne, nu, bă, nu-mi vine să cred așa ceva. Darusele, unde e Darusele? Bă, unde e Darusele? Mamă, bă, ce vine, mă, ăsta după mine? Bă, ce se întâmplă? Bă, unde? Nu, mă, urcă toți ăștia după mine, nu-mi vine să cred așa ceva. Bă, ce se întâmplă? Darusele, unde ești, mă? Darusele, Alice, unde ești? Alice, unde? Bă, Darusele, uite-mă aici, hai repede în casă. Bă, ce s-a întâmplat, mă? De unde au venit toți ăștia? Intră repede. Darusele, nu, bă, ce faci? Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Bă, nu, că e casă tare. Nu. Bă, Alice, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De unde au apărut toți ăștia? Și pune geamul la loc, că vin dintr-o ăștia. Bă, ce se întâmplă, mă, aici? Nu știu ce se întâmplă. Mă, ce s-a întâmplat? Mă, nu, asta e un vis, sper că e un vis. Nu știu ce se întâmplă aici, bă, nu, mie nu-mi vine să cred așa ceva. Mă, ce s-a... Bă, dar să le pleacă, mă, de aici, bă, dar să le, că te știu că ești tu, bă. Bă, Rafale, bă, trimite-mă. Bă, ce, mamă, dar, bă, mamă, ce-am visat, mamă, dar să le, bine că a fost un vis, bă, dar să le, mamă, bă, ești bine, bă, dar să le, sau na, bă, dar să le, Darusele, de ce geamul ăsta spart aici? Că am visat ceva în geam cu geam. Am visat, Darusele, cu geamul spart. Nu mai știu să mai vorbesc, bă, Darusele. De ce? Și ce caută mingea asta? Bă, ce ai făcut, Darusele? Bă, lasă, bă, Rafale, cu vârșul tare, bă,
am dat-o din greșeală cu mingea. Ah, da, bravo, dar să le spargi geam. Acum am pui tu altul. Mă, dar ce? Bă, stai eu puțin. Bă, da, da. Ah, mamă, stai, dar să le, că m-a luat rău de tot asta. Bă, nu bă, sunt David, stai, bă, vino cu mine, bă, Rafale, bă, că e la noi, Alice, în casă, bă, Rafale. Cine, mă? Ia, Alice, fană nebună, știu, mă, că e în casă. Și ce? Știu că e în casă. Cum adică? Și ce dacă e în casă? Ajută-mă, bă, Rafale, ajută-mă să scap de ea. Alice, bă, pleacă de la mine din casă, bă, pleacă. Mă, dar să le, stai puțin, dar să le, știu că e la noi în casă. Ce ai de face așa? Da, ce caută la noi în casă? Ce caută? Ia spune tu, Alice, ce caută la noi în casă? Ia spune și tu lui Darusel. În sfârșit ai venit, Darusele. În fine, eu am venit aici pentru că am rămas abandonat, nu mai am nicio casă, n-am efectiv unde să stau și m-am rugat de Rafael să mă lase. Bă, stai puțin, Darusel, bă, stai puțin. Darusel, de ce erai îmbrăcat în polițist, Darusel? Rafael, sunt polițist, uite, Rafael, că am și mașina. Ce polițist ești, mă, tu, bă, Darusel? Unde ești, mă, tu, polițist? Du-te, mă, de aici, Darusel, tu, polițist, mă, hai, bă, că s-am trăit să o văd și pe asta. Ce polițist ești, mă, tu, Darusel? Bă, stai puțin, Darusel, știi ce? Bă, știi că poți să intri la închisoare pe viață dacă furi astea, Darusel? Da, da, frate, mica, bă, Rafale, m-au angajat pe mine ăștia. Păi nu mai ești angajat la fermă, nu erai fermier, Darusel, cum adică? E, pe Rafale, era fost fermier, azi sunt polițiști și mâine sunt prizonier. A, ești prizonier, mâine am înțepe, da, chiar o să fii prizonier, Darusel, pentru că ai furat mașina de poliție, ai dreptate, uite, te-ai dat și de gol acum. Bă, Darusel, fiate, stai puțin, veniți aici, Darusel, avem ceva de vorbit, Darusel, după cum poți vedea, Alice a venit la noi în casă, e la noi în casă, da? Acum tu te întrebi oare de ce? Te întreb de ce? Ia întreabă de ce e la noi în casă. De ce ești la mine în casă? Ia zi. De ce ești la mine în casă? Ia zi, vrei să tai? Am rămas orfan. Bă, Darusele, am rămas fără casă, nu mai am eu loc de locuință, n-am ce să fac. Bă, Rafael, te-a fost de acord să lași pasta în casă? Bă, Darusele, fii atent. Stai să spun. Deci a venit, m-a amenințat toate astea, zicea că n-a rămas fără casă, dar de ce ai rămas tu fără casă? Ia spune-i, Darusele, să vedem dacă te crede. Darusele, că eu nu prea te-am crezut. Adică am zis: "Hai, mă, să te las până vine Darusele, să vedem ce părere are și Darusele de treaba asta." Bă, Darusele, lasă-mă, bărgărește și ascultă. Fii atent, Darusele. Deci eram acasă și am spart din greșeală o vază și după aia m-a luat toată lumea că de ce-s mereu pe cată și niciodată nu le spun unde sunt, așa că m-a dat afară din casă, mi-a luat cheile și m-a lăsat numai cu hainele. A, pe da! Ce poveste faină! Cum să spargi o vază? Ei, nu mai râde! Bă, Darusele, bă, stai puțin, Darusele, cred că asta ar trebui să fac și eu pentru că mi-ai spart geamul cu mingea, nu-i așa, Darusele? A, da! Nu, no, gata, și fugata, tu ești cirmași mechile, Darusele, nu știi că ești cirmași mechile, ești regele burgerilor, tu, Darusele, ești cirmași, uite, Darusele? Mă, care mi-a dat burgerul? Eu, Darusele, că am vorbit, n-am zis de regele burgerilor. Mă, tu de unde? Darusele, da, știi de unde-ți dă burgeri ăștia cumva? Nu cumva ai tu un frigider pe aici? Ia stai! Alice, de ce fur? Darusele, ia uite pe cine am prins. Darusele, uite ce face Alice. Ai zis că... Mă, tu ce cauți aici? Alice, de ce? Are burgeri, uite-te! De pe burgeri, frigider mi-e furat burgeri și acum mi-ai dat mie ca să mă personez? Ia, pleacă din casă, hai! Pleacă din casă! Hei, îți dau burgeri dacă mă accepti, mă accepti? Nu, da, te accept, bă, Rafale, bă, stai! Alice, stai aici, Să rămâi acolo, Alice, dacă așa. Bă, Rafale, bă, nu mă apucă, bă, Rafale, ceva o arestez. Bă, stai, bă, polițist, Darusele, bă, stai puțin. Bă, Darusele, te aude, bă, de unde? Alice, stai, da, ești arestată. A, ce ești? Așa, că n-am știut, bă, Rafale. Mă, ce ai făcut, Darusele? Ce-am făcut? Bă, sper că și ăsta e un vis, bă, nu, sper că eu am vis, Darusele. Bă, ce-i făcut, bă, Darusel, uite-te cine a apărut aici și uite-te cum stă. Nu cred că mai avem nevoie de Darusel, nu-i așa? Nu mai avem, bă, ce se întâmplă, bă, ce faci? Bă, ce se întâmplă, ce că, bă, iar sunt într-un vis, bă, ce-a spus mă aici? Bă, nu, lăsați-mă în pace, că am visat de două ori, sper că ăsta nu e al treilea vis, mă, ce faceți mă aici amândoi? Rafaele, nu avem timp de visele tale, ia uite cu cine am vorbit, a zis că mă acceptă în casă. Darusele, normal, și eu când îți dau burger ce faci tu mie? Tu mă înjuri, Darusele, îți bagi joc de mine. De ce? În fine, nu mai contează. Mă, stai puțin, bă, Darusele, stai puțin aici. Mă, Darusele, tu chiar ai acceptat, bă, eu crea, bă, eu... Stai. Închide-mă ușa. Bă, Darusele, eu speram că tu nu accepti. Bă, vino, mă, hai, mă. Bă, eu speram că tu nu accepti, Darusele. Bă, ce fac? Bă, Darusele, bă, ia sunt într-un vis. Bă, ce se întâmplă aici? Că eu nu înțeleg nimic din ce sunt. Mă, ce caută, mă, Alice? Mă, Alice, ce cauți? Te aud. Gata, rămâi acolo. Ne lasă și pe noi să vorbim. Alice, dacă nu termin, te dau afară din casă. Ok, dacă nu termin, stai aici, ok? Bine, du-te mai repede. Mă, terminați, bă, da,
vă bateți. Deja a zis că vă mutați în casă. Dar să le vină mă puțin, vină puțin aici. Bă, dar să tu chiar ai acceptat, bă, eu cream că nu accept, bă, dar să le iau mi-a așa. Mă, ce ți-a spus? Dar să le dai acceptat. Ce ți-a spus? Ia spune-mi, ce ți-a spus? Pe nimic, bă, Rafaele, bă, te rog, aici mă aștept, dacă nu accept, o să-mi fură toți burgerii, bă, Rafaele, și nu vreau burgerii în casa mea. Da, dar să le, da, și cum îți fură toți burgerii? Nu cumva ați fură acum când stă cu noi în casă, dar să le? Mai devreme, da. dacă nu era cu noi în casă, crezi că îi mai fura? Nu, de ce? Păi și atunci, dar să de ce ai acceptat-o? Nu știu, bă, Rafaele, bă, dar eu zic să o arestez, ok? Ba, da, arestează, dar, bă, dar, nu, asta e iar e un vis, bă, dar să le, a doua oară, în ambele vise, eu te-am văzut, dar să le, te-am văzut așa îmbrăcat, de unde, tu, bă, dar să le, de unde ești tu așa îmbrăcat? Pe, bă, Rafaele, a, da, da, stai puțin, că te-am văzut, te știu, dar să le, că te-ai îmbrăcat atunci la fermă, dar să le, că îți băteai joc de mine, ia, ce, ai și mașină, dar, bă, dar să le, știi că, nu, eu nu mai zic nimic, dar să le, tu o să ajungi la poliție, dar să le, o să ajungi acolo la închisoare, direct, dar să le, o să vii la închisoare, asta e adevărul. Da, Rafaele, gata, dar să le, gata, sunt cu minte, gata, șeful, scuzați-mă, da, sunteți cel mai bun polițist, dar să le, bă, dar să le, tu te mă dai aici, mă, cu toate prostiile astea tale, ia, ia, arată cătușile alea, poți să le pui, știi, măcar să pui niște cătușe, ia, ce pui tu, ia, 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 mamă, bă, așa că am și eu, ha, așa, dar să le, gata, sunt cu minte, am înțeles, nu mai împune nimic, ce, hai, în mașină, bă, Rafaele, că te arestez, bă, Rafaele, hai, în mașină, că te arestez, bă, iar sunt într-un vis, eu nu înțeleg ce se întâmplă, nu, eu cred că am înnebunit, eu sunt nebun, de câteva zile, deja am înnebunit, unde să mai urmă, dar să le, lasă-o în pace, că deja mă enervez, lasă, că eu iar trăiesc într-un vis. Rafa, dacă nu intri. Nu intru. A, Rafaele, așa faci, nu? Nu, ba, uite-te, bă, să le, mașina a fugit. Doamne, nu, ok, oameni, nu mai suport, eu am ajuns la nebune aici, sper că e iar un vis sau dacă nu e un vis, nu, cred că am un nebune, sincer, nu știu, scrieți voi acolo în comentarii. Bă, dar n-am chef de nimic astăzi, așa, așa, toată ziua să mă joc aici pe calculator, să mă uit pe calculator, să fac, mă, ce să vedem acolo, mă, cine, mă, ce, bă, ce caută mă asta aici, bă, ce caută Alex, bă, ce caută fana nebună aici, bă, nu-mi vine să cremă, iar vine, bă, nu, că nu înțeleg ce se întâmplă, mă, Alex, ce cauți aici, iar vii să mă spionezi, iar vii sus acolo, ce faci tu aici, ce crezi tu că faci, iar vii să ne spionezi? Bă, Rafaele, dat afară părinții din casă și nu mai am unde să stau. Cum adică te-a dat părinții afară din casă? Păi stai puțin, pe ce ai făcut? Cum adică să te dea? Cine te-a dat afară din casă și vii tu repede aici la noi să mă spionezi pe mine, să urci acolo la geam, ți-am dat eu voie, nu știi să bați la ușă, să vii aici, bați foarte frumos la ușă, să strigi? Nu, păi bă, Rafaele, m-a dat afară pentru că m-am certat cu ei, adică le-am spart faza și după aia m-a certat pentru că nu eram deloc pe acasă și nu le ziceam niciodată unde mergeam. Așa, și de ce ai venit aici? Păi bravo, așa, foarte bine, mie mi se pare un lucru foarte bun, adică au făcut o treabă foarte, foarte bună, o treabă excelentă, adică ce, ție nu se pare normal? Păi mie nu mi se pare, bă, normal, acum eu nu mai am un loc unde să locuiesc, am un acoperiș peste casă. A, cu adică un acoperiș peste casă, am înțeles, peste, tu ai casa, ai casă sau n-ai casă, că ai zis că n-ai unde să locuiești și acum zici că n-ai acoperiș, cum adică, ce vrei tu aici, păi, ce, vii, ți-ai făcut tu o casă și acum am cerpant acoperiș sau ce îmi zici tu mie aici, de ce vini la mine? Păi eu am venit la tine, bă, că vreau să mă muc cu voi, că nu mai am efectiv unde să locuiesc. Cum adică, cu cine să te muți, bă, cu noi, bă, tu te auzi ce spui, cum adică să te muți cu mine și cu Darusel, adică tu asta vrei să spui? Da, exact asta vreau eu să spun. Păi stai puțin, și cum vrei să, bă, doamne, bă, nu, chiar nebunie, dacă ajung să locuiesc cu asta, nu, chiar nebunie. Mă, stai mă puțin, mă, cum adică să te muți cu noi? De unde ți-a venit ție ideea asta? Te-au dat afară din casă și ce? Tu crezi că polenții tăi te lasă așa pe străzi să nu te mai duci acum afară? Gata, sau te-au speriat până la urmă că văd că ești speriată? Te-au speriat așa puțin ca să te înveți minte. Tu ce crezi, că te dau afară de tot definitiv și nu mai ajungi acasă? Păi bă, Rafaele, bă, m-a dat afară din casă, mi-a luat și cheile și m-a mai și scos în șuturi de acasă. Nu mai am efectiv unde să stau, nu vezi că sunt amărâtă? Da, unde să văd eu? Păi ce să văd acum? Că da, ești afară, adică și ce? Eu nici măcar nu știu unde stai, nici știu nimic absolut de tine și tu vrei așa să te muți așa cu noi în casă, noi nici măcar nu te cunoaștem și tu te muți așa cu noi în casă. Ce înseamnă asta? Păi cum adică ce înseamnă? Ajută și tu un copil neajutorat care are bani de să stea într-o casă. Păi îți dau bani, mă duc acum să-ți iau niște bani și îți dau niște bani. Ce vrei? Ce, cum să stai cu noi în casă? Tu ai plătit cumva aici chirie, plătești tu aici, ai cumpărat tu casa, e casa ta, ai, și unde vrei tu să stai? Ia spune mie. Păi stau absolut oriunde, nu am nevoie și de o casă. A, da, și acum, da, am înțeles. Deci tu acum vii la mine, țipi în fața mea și tu te aștepți acum când țipând așa, te aștepți că de ești tu isterică, te aștepți acum să vii aici să te și muți cu noi. În față să fii tu mai respectoasă. Cum adică, ce înseamnă asta? Păi da, ce cu greșit că sunt un copil care n-are un loc de casă. Ce vrei să fac? Păi cum adică, da, ba, ok, am înțeles asta. N-ai unde să stai și tu acum vii să cer voie să stai cu noi în casă, să stai cu mine și cu Darusel și tu vorbești așa cu mine. Adică tu, nu ți se pare că țipi așa la mine puțin? Păi bă, dacă nu mă lași, vezi că ți lipesc asta de față. Ah, bravo, mă, vii acum, mă amenezi și cu asta și tu crezi, mă, eu nu pot să mă duc așa foarte frumos acum să mă duc,
motocicleta lui Darasel și să merg la poliție. Nu pot să fac eu asta acum, ia spune și mie. Păi, dacă faci asta, să știi că am să intru peste voi în casă și vă fur absolut tot. Și dacă ne fur absolut tot, ce se întâmplă? Că vine poliția și te caută, te găsește. Tu crezi așa că rămâi așa, nu te mai găsește nimeni. Nu te caută nimeni, nu te găsește nimeni, nu? Păi da, dacă mai ții minte, eu ți-am spus că nu stau chiar în oraș, stau cam departe. Nu știu dacă mă găsește pe mine poliția, mai ales că nici da, foarte departe stai, că îmi dau seama și tu mergi așa pe jos. Da, cred că stai aici, fix aici, lângă noi și nu vrei să ne spui. Adică tu așa de repede ajungi la noi, nu știu, tu cred că nu, bă, tu unde locuiești? La mână cel mai sus, că mi se pare că vii prea aproape. Adică ce, tu stai aici numai la noi acasă? Mi se pare mie că tu locuiești pe aici, pe lângă casa mea, pe aici n-ai unde să locuiești. Tu chiar n-ai unde să locuiești la mână cel mai sus. Nu că n-ai părinți, n-ai nu știu ce, că te-au dat afară. Tu cred că chiar n-ai deloc unde să stai. Bă, Rafaele, tu chiar îți bagi joc de mine? Mă întrebi unde locuiesc când ți-am spus toată situația mea? Nu mi-ai spus nicio situație, adică eu nu știu unde stai. Adică n-ai, nu ne-ai spus, nu știi absolut nimeni, nici lui Darasel, nici mie, nici absolut nimeni nu știe unde stai tu, pentru că tu ai zis că stai în oraș aici. Acum, stai puțin, tu vii la mine și la Darasel să le întreb pe noi, de fapt nu știu unde e Darasel, dar stai că mă duc după și le întreb și pe Darasel, le întreb și pe Darasel după. Așa mă, tu ne spui nouă că tu nu știi ce, prima oară ne spui că tu stai, nu știu unde stai acolo, acum îmi spui că nu stai de fapt aici, că stai departe, că nu știu ce. Tu vrei să am încredere în tine, adică nu dă încredere, e vorba de chiar trebuie să am încredere în tine ca să stai cu noi. Tu vii aici, vii să ne întrebi pe noi dacă poți să stai cu noi în casă, să stai cu noi în casă și tu ce faci? Tu ne minți așa, tu mă minți, nu știu unde stai, nu îmi zici nimic, adică m-ai mințit atunci, acum mă minți din nou, adică ce înseamnă asta? Tu vrei să stai cu cineva cum, adică tu ai putea să stai cu cineva care te minte așa, să stai în casă, să ai încredere în el? Păi, dar cum adică te mint, băi, Rafaele, că ți-am spus absolut tot, numai că nu ți-am spus exact unde locuiam, pentru că nu mai locuiesc, dar locuiam puțin mai departe, în afara orașului. Da, în afara orașului, ok, tu ne-ai spus, ce ne-ai spus tu prima oară, ia nu-ți aminte, nu ne-ai spus tu cumva să merg, că tu stai în partea aia în oraș, nu stai în oraș, nu așa ne-ai spus? Nu, eu v-am spus că stau mai departe, eu spun că Nu, tu ne-ai spus că stai acolo în oraș, că aici nu suntem în oraș, aici e țară, aici e un sat cum ar veni și oraș e în partea aia, tu acolo ai spus că stai, unde, în ce oraș stai, că numai noi suntem pe insulă, orașul ăsta stă pe insulă aici, nu mai e niciodată asta în lângă. Bă, Rafaele, tu deja mă enervezi, zi, mă primești sau nu? Nu te primesc pentru că stai puțin, cum să te primesc? În primul rând, tu mă ameninți acum, țip și la mine și toate astea și nici măcar nu știe Darasel. Tu crezi că Darasel te acceptă aici? Tu ce crezi? Crezi că știe Darasel de treaba asta? Că vrea să te accepte? Tu ești singură de asta? Bă, păi du-te la el și întreabă-l, uite, hai, du-te, chiar da, te rog. Da, stai puțin, ai răbdare, stai aici, mă așteaptă, că încă nu mă duc la Darasel, mă duc eu să caut ceva, ok? Stai aici. Bă, mie nu vine să cred așa, de ce are mare tupeu? Vine aici la noi, vine ales la noi să ne întrebe pe noi, adică nu că ne întreabă, ne obligă să stea cu noi în casă, că nu știu ce, toate astea, mamă, și ea crede că chiar o să accept toate astea. Adică nu înțeleg ce se întâmplă, tai că mă duc acum la ea, mamă, trebuie să mă duc la Darasel să vorbesc, dar nu, la mă duc cel mai serios, la cum face, nu știu, că nu vine să cred așa ceva. Bă, Alice, am și eu o întrebare pentru tine. Tu, ia spune-mi drept, de ce vrei tu? Ce ai tu? De ce vrei tu să te muți cu noi în casă? Care e chestia ta? De ce vrei tu să te muți? Păi, bă, Rafaele, bă, ți-am spus că m-a dat părinții afară din casă și nu mai am unde să locuiesc. Da, și acum ce faci? Te prefaci că plângi ca și cum că până acum te roai de mine, țipai așa la mine ca să ne obligai, adică tu nu mă întrebi, tu mă obligi să stai cu mine în casă cum ar veni și cu Darasel. Și acum ce? Te crezi așa? Cine te crede că plângi tu acum? Păi, dar cum adică? Nu trebuie să mă strângi. Ah, gata, nu mai plângi acum. Ia, uite, nu mai plângi. Gata, acum ești fericită. Ce? Adică iar ești nervoasă pe mine. Bă, Rafaele, nu spui mai atât joc de mine. Te rog, tu te și vorbește cu Darasel și dă-mi un răspuns. Ok, o să vorbesc cu Darasel, dar în primul rând tu crezi că eu sunt de acord? Eu sper că ești de acord, că okay, nu știu dacă sunt de acord, pentru că uite-te cum vorbești. Poate dacă îți reglementezi comportamentul, te comporți mai frumos, vorbești mai frumos, nu mai arăți sabia aia, o arunci de aici și o să fii mai respectuosă. Poate, cine știe, poate e chiar așa. Dacă nu ne mai obligi, bineînțeles că noi aici nu trebuie să obligi omul, pentru că aici nu e vorba de casa ta, e vorba de casa altui om. Nici măcar nu mă cunoști. Bine, bă, Rafael, hai du-te odată și vorbește, te rog eu, cu Darasel. Bine, fii atentă, vorbesc cu Darasel, dar tu să rămâi aici, că știi că tu mereu ai apucătul să intri așa peste noi în casă. Tu o să stai aici, ok? N-ai voie să te miști, de aici. Dacă te miști, în secunda a doi, tu n-ai ce să mai cauți, ok? Bine, bă, Rafael, am înțeles. Gata, hai că prima, mamă, nu-mi vine să cred așa ceva, mamă, stai că mă duc acum la Darasel să întreb, bă, într-un fel mi se face așa milă, bă, dar mi se pare așa foarte ciudat, pentru că vine așa foarte nervoasă pe noi și nu știu ce se întâmplă, la modul cel mai serios. Dar haideți că mă duc acum repede la Darasel să-l întreb și pe Darasel să văd ce face, bă, Darasel, fii atent, stai să-i închid ușile, bă, Darasel, unde-i Darasel? Unde-i mă ăsta? Băi, iar a plecat mă ăsta de acasă fără să spună, măi, nu vine să cred așa ceva. Iar pleacă ăsta fără să spună, mamă, unde a plecat mă ăsta? Bă, sau o fi prin spate, nu știu, ia, o fi la baie, mă. Bă, Darasel, da, nu e nicăieri. Bă, unde a plecat mă ăsta? Că nu vine să cred așa ceva. Bă, Doamne, și iar rămân singur, bă, Doamne. Iar rămâne ales pe capul meu, nu vine să cred așa ceva. Toate astea mi se întâmplă numai mie, nu înțeleg. Mamă, și acum ce fac? Trebuie să mă duc la Alice să întreb, dar ce faci? Mă, Alice, ce cauți mă aici? Bă, de ce deschizi ușile? Ți-am spus să stai pe loc acolo, de ce deschizi ușile? Uite, am auzit aici la ușă și am zis că deja ai vorbit. Hai, zi-mi, ce zici, Darasel?
puțin, stai puțin, stai puțin, stai să închid ușile, stai să închid ușile, rămânem afară că nu te-am invitat în casă, eu nu înțeleg nimic, eu trebuie să stai fix aici, ce ți-am spus eu dacă nu stai aici pe loc, ce ți-am spus, ia, adu-ți-o aminte, ce-am spus eu. Păi, mi-ai spus că secunda 2 o să mă gonești de aici, sau exact, și acum tu când ai vrut să intri în casă, ce se întâmplă acum, ce ar trebui eu să fac de obicei, în mod normal? Păi, dar nu că eu n-am vrut să intru în casă, eu te-am auzit și doar am deschis ușa. Ah, mi-ai deschis tu ușa, mamă, ce gentleman ești tu, bine, că ești fată, adică nu știu cum să le zice la fată, dar în fine, la mulțime serios, dar fii atentă. Tu, bă, nu, stai puțin, e o problemă, sincer, adică tu, eu m-ai pus acum să mă duc la Darusel, da? Da. Și știi care e faza Darusel? Nu prea e Darusel, adică. Bun, atunci te rog frumos, gândește-te tu și ai milă de un copilaș ca mine. Ok, stai puțin, ok, am milă, da? Și Darusel, dacă nu e de acord, tu cum adică? E casa mea și nu Darusel, nu e doar casa mea. Păi, zic eu că Darusel o să fie de acord când îi arăt acest burger. Ah, da, de la, bă, stai puțin, eu cred că chiar de la burger, cred că așa chiar poți să, bă, dar poți să faci foarte multe lucruri Darusel cu burgerul, dar nu, lasă, că nu-i place, o să zic eu că o trăvi, nu știu ce. Sau ce? Nu, n-am zis nimic. Așa, nu, gata. Mă, stai puțin. Iar scus sabia și eu ți-am zis că trebuie să fii mai respectuoasă dacă vrei să stai cu noi în casă. Ce înseamnă asta să-mi scus sabia? Nu, gata, te rog că nu mai pot. Bine, gata, stai puțin, că am o treabă. Stai aici, așteaptă-mă, deci dacă te miști de aici, asta am zis în secunda 2, gata, nu mai. Bă, nu e, nu-mi vine să cred așa ceva, deci la modul cel mai serios nu, ea cred că are ceva de ascuns, pentru că uitați-vă, stați puțin, că tot am venit aici la gămară, ea spunea că aici am magazia asta, că a găsit ea bani, că toate. Ia, mă, dar chiar ce am eu pe aici, mă, unde am eu bani, că n-am niciun ban aici. Hop, a, uitați aici banii lui Darusel. Deci Darusel are bani ăștia ascunși aici și ea cred că are ceva. Ea are în plan să ne fure nouă toți banii și toate astea. Adică eu nu înțeleg de ce vine așa, mai vine și nervoasă, nu crede absolut nimeni. Nu înțeleg ce vine cu povestea asta la noi. Dar nu e actoare bună deloc, sincer. Da, nu înțeleg, sincer. Dar mă duc și mai serios, mă duc acum repede. Mă, eu nu pot să cred așa ceva. Mă, Alex, ce faci, mă? Ai stat aici, pe loc, te-ai oprit aici, nu? Da, mă, chiar am stat acum cu minte, pentru că eu chiar n-am unde să locuiesc și nu vreau să rămân singură pe străzi. Am înțeles. Ok, te înțeleg. Adică e un loc foarte nașpa, adică nici eu n-aș vrea să mi se întâmple treaba asta, dar eu nu prea te cred. Eu nu prea am încredere în tine. Nu prea te cred. Nu mai convins. Nu știu, poți să mă convingi cumva? Păi, bă, Rafaele, după cât am trecut noi împreună, am fost și la școală, am făcut și concurs, ne-am luptat, mi-ați făcut de toate, m-ați și trolat. Acum nu puteți să mă primiți și pe mine în casă? Păi, stai puțin, tu ce ai făcut la școală? Cum adică am fost la școală, tu ai venit la școală, ai zis că te muți cu noi și ce ai făcut? Ai venit să ne dai cu sabia, să ne omor, să ne faci farsă, sau nu știu ce. Ce înseamnă asta? Păi, și voi când m-ați trolat sau când mi-au pus Darusel șerpi pe aici, de m-a speriat, mai că dădeam colțul. Ai, bine, bine, gata, te-am auzit. Ok, bravo, ok. Și acum ce vrei tu să facem în privința asta? Păi vreau să mă primești și pe mine în casă, că nu vreau să rămân așa singurică. Ok, am înțeles asta. Și tu ce vrei să fac eu acum dacă Darusel nu e acasă? Vrei să-ți arăt că nu e Darusel acasă sau ce, mă crezi sau nu mă crezi? Eu te cred, eu vreau numai să mă primești în casă, să-mi arăți unde pot să dorm, să fac toate astea. Mă, păi și ce faci noi acum dacă Darusel nu e acasă? Cum? Adică eu, bă, hai să zic că eu, hai să zic că eu te-aș ajuta, pentru că mi-e milă așa, măcar o seară, dar fii atentă. Putem să facem, adică să vii doar acum, pentru că dacă vine Darusel și nu o să fie de acord, adică Darusel nu știu când se întoarce, că nu știu unde a plecat, sincer, nu știu chiar unde a plecat Darusel, dacă se întoarce acum, dacă se întoarce mâine, dacă se întoarce peste o săptămână, habar n-am, sincer, dar noi, ok, hai să zic acum te las, ok, dar dacă vine Darusel ce facem dacă nu e de acord? Păi eu zic să mergem acum amândoi să-l căutăm, că sigur e undeva prin oraș, că doamna s-a dus seara pe undeva să vină la 3 noaptea. Ah, am înțeles, bă, stai că ai chiar o idee bună. Hai să mergem. Bă, da, mă, stai puțin. Cum adică că acum mi-am dat seama? Cum adică? Uite-te, nu, la mulțime serios, motorul Darusel e aici, bicicleta aici, mașina aici, unde o fi Darusel? Păi nu mai ții minte că așa au făcut și data trecută. El a mers pe jos la un club, nu știu pe unde, și s-a întors seara. Nu mai ții minte. Stai puțin. Mai ții tu minte când te-ai transformat în corpul lui Darusel pentru 24 de ore? Da, mai ții minte, de ce? Păi cum adică? De ce? Fii atent, păi stai, acum nu e că nu cumva îmi faceți voi un premă, tu ești Darusel acum, Darusel e în corpul tău și acum te lasă pe tine să vorbești și după vorbește Darusel. Ce îmi faceți mie aici? V-a schimbat acum, v-ați inversarul, adică acum Darusel ți-a schimbat corpul, nu? Nu, deci să mă întorc acum înapoi în timp unde nu m-ați cunoscut, dacă Darusel acum în corpul meu. Ah, păi chiar aș vrea, sincer, chiar aș vrea să fie ca să te întorci în timp, să nu te mai cunoaștem, sincer. Adică cred că și Darusel ar place asta, sincer, dar bă, nu, la modul cel mai serios, bă, Alice, spune-mi drept. Darusel, știi ceva de Darusel, ce s-a întâmplat cu el? Că văd că sunt toate lucrurile, toate mașinile, toate vehiculele lui sunt aici și Darusel nu e. De unde vrei să știu eu? Nu mai ții minte că ultima dată ai fost numai tu cu el, pe mine nu-ți mai ai spălat. Da, ultima, da, ai dreptate. Ultima oară, bă, da, stai puțin. Gata, mă, stai că mi-am adus aminte, mă, vino repede. Hai să mergem cu mașina, că nu e departe, mă. Stai, mă, că mi-am adus aminte. Am uitat, Darusel, mă. Nu, fii atent, stai puțin. Știi ce a făcut Darusel? Că știi că ai auzit cumva de Darusel că s-a angajat, s-a făcut tractorist aici, fermier? Ai auzit? Fii atent, fix aici. Hai să parcă mașina aici, hai să parcă mașina. Uite că nici nu sunt motoarele, nici nu sunt alea tractoarele astea pe aici. Stai puțin, vino aici. Am ajuns aici la fermă. Aici s-a angajat Darusel. Nu știu dacă știai. M-am angajat și eu, adică am fost cu Darusel o
zi. Bine, practic eu nu sunt angajat, am fost doar ieri, l-am ajutat pe Dark Souls și Dark Souls cred că e aici, sincer. Adică la modul cel mai serios și omul acesta este cel care deține ferma și trebuie să fii foarte respectuos, trebuie să te comporți frumos, ok? Ok, am înțeles. Gata, acum hai să mergem. Să trăiesc domnul McGregor. Uite, Alice, el este domnul McGregor. McGregor, ea este Alice, este o prietenă de-a noastră și a Dark Souls. Vreau să vă întreb dacă Dark Souls e pe aici, adică cred că aici e, sincer, că nu-l găsesc pe Dark Souls. Hai să ne ceva acum, să vedem. Mergem acum. Ce? Nu, am eu o treabă să vorbesc cu el. Ce treabă? Bă, Alice. Bă, McGregor, dacă nu spui în momentul ăsta unde e Dark Souls, vezi că ți-o lipesc de frunte. Alice, vină puțin, stai puțin. Nu, n-am zis nimic. Stai. Mă, Alice, ce ți-am spus să fii cu minte, să te cumpăr frumos? Ce înseamnă asta? Acum ce vrei? Vrei să-l dea pe Dark Souls afară de la muncă? Da, nu, că n-am zis nimic, mă, Rafaele, ți s-a părut. A, mi s-a părut, da, nu, bă, nu e vorba de zis, e vorba de văzut, că am văzut ceva în mână, ce, adică mă faci și chior, mă faci și orb în același timp. Am avut energizantul ăsta. Da, ăla energizam, o să e nu că de cocos, în fine, hai să mergem la Dark Souls. Bă, Dark Souls, ce faci, mă, pe aici? Bă, uite tractorul, dar nu e nimic aici. Și tractorul ăla, bă, nu e Dark Souls aici. Bă, unde e ăsta? Dark Souls, Alice? Da. Unde e Dark Souls? Spune la mână cel mai serios. Unde e Dark Souls? Ce ai făcut Dark Souls? Dar de unde vrei să știu eu? Că tu ai fost ultima dată cu el, ți-am mai spus. Nu, hai să mergem la McGregor. Să-l întrebăm pe el. Ken, bă, unde e Dark Souls? La mod cel mai serios, bă, Dark Souls, dacă nu e acasă, nu e nici aici, că aici trebuia să fie. Uite, sunt ambele tractoare aici. Nu, la mod cel mai serios, Alice, ce se întâmplă cu Dark Souls? Să trăiți. Auziți, știți cumva de Dark Souls, că văd că nu e aici, adică n-a venit la muncă astăzi? Bă, cum adică, Alice? Da? Alice, auzi că n-a venit Dark Souls aici, ce facem acum? Hai să-l căutăm prin oraș, cine știe pe unde ok, am înțeles. Dacă vine Dark Souls aici, să-mi spuneți că l-am căutat, ok. Bă, Alice, hai repede, Alice, hai repede, urcă, Alice. Unde e, mă, Dark Souls? Mă, stai puțin, bă, Dark Souls n-a venit acasă. Mă, și acum ce faci? Hai că mergem acasă, lasă. Poate vine Dark Souls acasă. Nu știu ce se întâmplă, sincer, dar Alice, am ceva să spun. Ce? Ok, o să stai acum cu noi, dar dacă vine Dark Souls și nu o să fie de acord, n-am ce să zic. Eu acum te accept, dar fii atentă. Trebuie să stai undeva. Vino în casă. Vino după mine. Trebuie să stai undeva. Uite că am luat semințele de acolo, de la fermă, în fine, nu contează. Stai că ți-am închis ușa, scuze. Tu n-ai unde să stai, pentru că avem doar două camere și singurul loc unde poți să stai e aici pe canapea. Bine, n-am nicio problemă. Asta e camera. Ok. Da, uite, e bine. Ai și foc aici, ai și o chitară, dacă îți place să cânți, ai și aici radio, o să asculți muzică, ai și televizor, ai tot ce trebuie până la urmă. Exact. E mai mult decât îmi trebuie. Ok. Și tu acum, dacă vine Dark Souls aici, dacă o să vină Dark Souls, nu știu cum gestionezi situația, dar da, ai înțeles? Am înțeles. Da, să nu te superi dacă Dark Souls nu o să te lase. Nu o supăr, zic eu că o să mă lase. Da, cu bărgăria sunt convins, sincer, la modul cel mai serios. Bă, chiar ai dreptate. Deci poți să zici că într-un fel poți să zici că ești la noua ta casă, dar dacă faci ceva greșit, o să te dau eu afară, pentru că Dark Souls îl faci pe Dark Souls cu bărgării, dar vezi că mai sunt și eu aici. Bine, am înțeles. Ok, bun, acum tu poți să stai aici, Ia loc, stai aici, stai confortabilă. Poate ca și cum ești la tine acasă, sincer, pentru că la modul cel mai serios, eu acum o să plec. Într-un fel chiar ești la tine acasă, adică nu știu dacă ești la tine acasă, dar vedem ce o să zică și Dark Souls. Mă duc la mine în cameră, tu stai aici și vedem când vine Dark Souls, ok? Ok, bine, am înțeles. Ok, Alice, hai că am plecat. Bă, nu-mi vine să cred așa ceva, că am ajuns să fac și pasta să stăm cu Alice, mamă. Sper să vină Dark Souls la casă și să nu o accepte, pentru că chiar n-aș vrea să stau cu Alice în casă, la modul cel mai serios. Nu știu, scrie și voi acolo în comentarii dacă voi ați dori să o avem în casă sau nu. Stăteam eu în dimineața asta și mă tot gândeam, bă, oare Dark Souls chiar nu-mi e un prieten adevărat, adică stau cu Dark Souls în casă fiecare zi, stau cu Dark Souls și chiar sunt curios dacă Dark Souls îmi este prieten cu adevărat sau nu. Ei bine, ca să vedem asta, trebuie să-l supun la niște probe și vreau să-l supun la niște probe. Cum ar veni, eu o să-i spun că cineva mă bate, cineva și trebuie să vină după mine. Eu o să vreau să stau la el la geam și după ce stau la el la geam, după ce închide telefonul, eu o să sun la telefon. Cum ar veni, după ce închide telefonul, o să vedem ce o să facă Dark Souls, cum o să reacționeze și o să-l și aud, pentru că o să fiu, nu o să fiu nicăieri, adică o să fie toată un scenare. Și da, să înțeles care e faza, vreau să-i fac chestii de genul, vreau să-i cer niște bani, vreau să-i fac mult mai multe chestii, dar acum hai să mergem la el. Să vedem prima chestie în care cred că o să-i cer eu niște bani așa de început, e ceva mai ușor. Și eu zic că Dark Souls poate. Sau nu, fiți atenți, o să-i cer un burger. O să-i cer un burger pentru că Dark Souls nu știu dacă dă din burger. Nu prea dă el din burger, dar o să-i zic că am nevoie, că mi-e foame neapărat și că nu mai avem mâncare deloc. Și chiar sunt curios dacă o să mă ajute sau nu. Ok, acum mă duc repede la Dark Souls să vedem cu prima probă cum o să reacționeze Dark Souls, dacă o să mă ajute sau nu. Deci fii atent, bă, Dark Souls. Bă, ce faci, mă, Dark Souls aici, bă, ce ți-ai luat ăsta sac de box, Dark Souls? Ce faci, mă, Dark Souls, te-ai apucat de lupte, bă, tu chiar te-ai apucat de lupte, Dark Souls, la modul cel mai serios? Da, bă, Rafael, uite, bam, și ia! Bă, ți-ai luat sacul să dai în sac, nu să dai în mine, păi ce, Dark Souls, eu sunt prietenul tău, Dark Souls, nu sunt prietenul tău, Dark Souls, tu dai în mine așa, dai în prieten, Dark Souls, cine te-a învățat să dai așa în prieten? Cine, ți-a zis cineva că e bine? Da, Dark Souls,
rusele, băi, fii atent. Dar rusele, fii atent, de ce am venit eu la tine? Stai puțin, lasă puțin ăsta, stai să închid ușa, fii atent, dar rusele. Am o problemă, bă, dar rusele, nu mai am mâncare absolut deloc, bă, dar rusele, și mi-e foame, bă, tu ai ceva de mâncare, mai ai vreun burger, ceva, dar rusele, că am nevoie, pe bune, bă, dar rusele, uite-te la mine, mi-e foame rău de tot, bă. Poate 3 probe, 4, 5, vreau cât mai multe, că cine știe, poate acum nu o să mai fie așa și o să ne dăm seama că Darusel de fapt e un prieten fals și sper să nu se întâmple așa, că nu vreau să stau cu Darusel cumplit, nu vreau să stau cu o persoană, în primul rând n-am cum să stau cu o persoană în casă care este falsă. Și vreau să spuneți și voi acolo în comentarii dacă voi asta în casă cu cineva care este fals, adică dacă ar fi Darusel fals cu voi, dacă ar trebui să stea Darusel cu voi în casă și este fals cu voi, voi asta cu el, scrieți voi acolo în comentarii, chiar sunt curios de ceea ce credeți voi. Stăteam și mă gândeam ce o să-i fac acum în a doua probă, o să fie tot așa ceva mai ușor, nu știu dacă o să fie chiar ușor, o să-i cer niște bani pentru că o să-i zic, bă, Darusele, dă și mie niște bani, vreau să mă duc să cumpăr ceva, să avem nevoie aici în grădină, în toate chestia asta, genul, bă, de ce zic, da, hai să mergem acum repede la Darusele, să te... Bă, ce faci, bă, Darusele, încă te antrenezi, bă, aici, încă te antrenezi, ce faci aici, Darusele? Bă, de brafele, mă, des brafele, dar fii atent, bă, brafele, stai, mă, stai, mă, stai puțin, ce-i făcut? Bă, ai spart geamul, bă, Darusele, doamne, Darusele, bă, și, da, Darusele, trebuie să plătești geamul acum, nu? Bă, nu, Rafael, tu plătești, nu? Da, cum să plătești, Darusele, știi, care fac, cum adică să plătești, de ce să plătesc eu, păi nu, tu l-ai spart, stai puțin, cam ceva să zic, Darusele. În primul rând, ai răbdare. Cum adică să-l plătesc eu? Chiar sunt curios, Darusele. De ce să-l plătesc eu când tu l-ai spart? Pe brafele, tu și la cu bani, brafele. Tu ai bani, n-ai gazice de toate brafele. Da, Darusele, am bani, am gazice. Cum adică n-ai un leu, bă? Și ce ai scos acum? Ia, ce mi-ai arătat tu acum? Cum adică n-ai un leu? Bă, am zis că am doar un leu, brafele. Numai tot am, bă. Doar un leu, mai, bă, Darusele, doamne, bă, Darusele. Bă, Darusele, fii atent, n-am bani să-ți repar ăsta pentru că știi de ce am venit eu aici la tine, Darusele? Ia, ghici, știi de ce am venit eu la tine? Da, deci nu știi. Că vrei să te antrenezi, mersi. Sau da, vrei tu să mă antrenezi, Darusele, ești un prieten așa bun, Darusele, să mă antrenezi tu pe mine? Ia antrenează, mă, Darusele, ia, arată. Ia asta și ce fac, Darusele, o pun pe cap așa, bam, bam. Bă, Darusele, păi nu mai văd nimic, bă, acum, Darusele, ce faci? Tu vezi cum stai asta pe cap? Bă, Darusele, tu dai mine? Da, de ce? Darusele, tu dai într-un prieten? Da, de ce? Cum adică să dai într-un prieten? Cine te-a învățat să faci așa, Darusele? Prietenul trebuie să-l lampe, nu să-l dai, bă, fii atent, ia, mă, învață, mă, bam, 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 Darusele, stai, mă, că știu, mă, fii atent, Darusele, ia-ți asta înapoi, pentru că am ceva să spun, Darusele. Eu n-am bani, Darusele, și vroiam să vin aici la tine pentru că vreau să cumpărăm ceva pentru casa acolo în grădină, Darusele. Să udăm și noi florile, să avem și noi, să avem mai frumos aici în grădină și n-am bani, Darusele. Și vroiam să te întreb pe tine, dacă ai tu aici 50 de lei, Darusele, chiar am nevoie de 50 de lei. Pe bă, Rafale, sunt și eu sărac, uite, am numai un leu, uite, ia leu ăsta, bă, Rafale. Bă, bă, Darusele, chiar... Investește, bă! Chiar doar leu ăsta ăla ai, Darusele. Da, bă, Rafale, fii atent, o să-l investești, nu? Îl investești în bancă, în criptobancă și o să facem 1000 de lei, nu? Da, Darusele, nu investesc în asta, Darusele, dar nu prea te înțeleg ce vorbim, la modul cel mai serios, nu să înțelegi absolut nimic din ce vorbești, adică eu înțeleg așa, dar foarte, foarte încet, Darusele, nu știu ce să înțelege, dar să înțelege, deci tot ce ai zis, că vrei să îmi faci ce? Cu fetele, tu, Rafale, o să-l investești în cripto, Tu știi tu, Darusele, de cripto, de unde știi, bă, tu, Darusele, de cripto? Fii atent, bă, Darusele, fii atent, mersi pentru leu ăsta, mersi, dar chiar atât ai, Darusele, nu mai ai niciunul, Darusele, dacă caut aici prin sertare, mai găsesc ceva, oare? Acum ți-am dat o servietă. Da, mă, mersi, Darusele, bă, da, stai tu, așa, Darusele, chiar mă te stai tu. Ok, Darusele, ia, bă, bate-te aici, Darusele, mersi. Hai că eu plec la treabă, Darusele, mă duc să cumpăr aia, Darusele. Așa, mă, mamă, deci perfect. Bă, Darusele, nu știu, dar pare că am supărat așa, nu știu ce are Darusele, vorbește că am supărat sincer, dar ceea ce avem noi aici, uitați-vă cât a servieta, deci mi-a dat o servietă. Prima oară mi-a zis că mi-a dat doar un leu, da,
dar ci că Darusel mă testa și el. Dar cum să mă testeze Darusel când eu îl testez? Mă, asta sună cam suspect, sincer. Dar este bine, a trecut și proba a doua cu succes, a fost foarte bine. Eu am cerut 50 de lei, el mi-a dat o servietă plină cu bani. Adică este foarte perfect treaba aceea. Ce s-a întâmplat de câteva zile că merg? Bă, nu, eu cred că iar sunt într-un vis. L-am adus cel mai serios. Bă, Darusel? Bă, Darusel, unde ești, bă, Darusel? Că prea te teleportezi așa, mă, dar bă, unde a plecat ăsta? Darusel, iar îmi faci farse. Bă, Darusel, unde ești, mă? Stai așa și mă scuz. Bă, unde ai plecat, mă? Darusel, arată-te. 3, 2. Bă, Darusel, unde ești? Messi. Mă, ce faci? Bă, ce faci mai aici, bă, Darusel? La ce te uiți la televizor? Da, uite, bă, mă fotbal, ai Messi 2. La ce fotbal? Să Darusel, că văd că te uiți la un YouTuber, Darusel, pe YouTube te uiți fotbal ăsta. Bă, Darusel, bă, stai puțin. Nu știi cum să mi-ți Darusel, ce făceai tu, Darusel? Iar faci magii de alea și mă spionezi tu așa, te teleportezi, Darusel, nu știu ce faci. Acum te uiți la fotbal. Da, bravo, bă, Darusel. Bravo, mamă, mă, Darusel. Unde te uiți, mă, Darusel? Acolo e televizorul sau e în spatele tău? Nu știu, bă, Rafaele. Bun, primele două probe, Darusel a trecut cu succes. Acum am ajuns la a treia probă în care eu vreau să-l testez pe Darusel în felul următor. Deci o să merg așa cu bicicleta, o să-mi iau bicicleta și o să mă dau eu pe aici cu bicicleta prin fața sa. Adică stai puțin, vreau să văd prima oară dacă mai e Darusel aici la televizor. Da, mă, da, e mai. Bă, ce și-a pus, mă, la cap? Bă, ce și-a pus, mă, la, Doamne, nu vine să cred așa ceva. Dar da, nu mai contează asta. Acum vreau să mă dau cu bicicleta pe aici prin fața lui și să țipi așa foarte tare, să cadă pe bicicletă ca și cum i-am rupt piciorul și vreau să văd ce reacție să aibă Darusel, dacă o să mă audă, dacă o să vină repede să mă ajute sau ce o să facă. Bine, sper să nu râdă, că Darusel cred că la momente din astea râde el, dar nu știu dacă îi pare rău, sincer, dar haide să vedem acum. 3, 2, 1 și să trecem aici la a treia probă pe care sper să o treacă cu succes Darusel, că chiar sunt curios, bă, chiar vreau să fie un prieten, adică dacă Darusel nu e un prieten foarte bun cu mine, este foarte rău acest lucru. Hai să trec și eu pe aici, mamă, cât de tare, bă, pe aici să mă plin cu bicicleta cu toate astea, bă, dar ce tare pe aici, hai să fac o schemă aici, mamă, sar așa în sus, sar așa în sus, sar așa în sus, bam, 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 bă, ce m-am lovit, m-am lovit la picior, ajutor, bă, Rafale, ce faci, bă, Rafale, Darusel, nu, stai puțin, ieși afară, Darusel, că m-am lovit la picior, nu intru cu nicio bicicletă în casă, au, dar, mamă, ce mă doare, mă, hai că vine, hai că e bine, e bine, au, Darusel, bă, Darusel, poți să mă ajut pe mine, bă, m-am lovit, poți să mă ajut, am căzut cu bicicleta aici. Acum te-aș, bă, Rafale, acum aș ia tu, ia deci așa și gata, bă, Rafale, gata. Stai mă puțin, de ce dai mine, bă, Darusel, am zis să mă ajut, bă, pune-mi bandajul, păi pune-mi bandajul, nu da mine, pune-l aici, Darusel, vină mai aproape, pune-l așa, hai. Pune-l așa și gata, zi l-am pus. Gata, mă, mersi, bă, Darusel, mamă, Darusel, parcă e mai bine, mă, parcă e mai bine, bă, mersi, bă, Darusel, mersi, bă, Darusel, chiar ești un prieten bun, Darusel, chiar ești un prieten bun. Bă, te-ai nisip, bă, Rafale, uite, bă, Rafale, ce vrei să faci, bă, par geamul, bă, nesimțitule, cum să spargă geamul, că tu ai spart geamul mai devreme. Ia stai, bă, Darusel, bă, stai puțin. Bă, Darusel, da, ai reparat și tu geamul ăla? Chiar sunt curios dacă l-ai reparat, că tu ai zis că ai spart geamul, dar ia să mă uite acum. Bă, Darusel, bă, ce mai ia, m-a făcut. Na, n-a reparat. Îți bă, da seama, trebuie să repar eu, că Darusel na, nu poate să repare. Dar mi-a dat el servieta aia cu bani și eu o să repar. Bă, Darusel, bă, iar îți bași joc de mine, mă, Darusel, unde iar te teleportezi în fire? Haide să trecem la a patra rundă să vedem cum o să reacționeze Darusel, dacă o să fie tot prieten bun. Bă, momentan a trecut chiar foarte bine. Bă, ce faci, bă, Darusel, unde te duci, bă, Darusel, ce faci, bă, aici, Darusel? Bă. Eu vreau te pe Rafale, fii antenă. Vreau să-ți dau din mâncarea mea secret care am luat-o de bă, nesimțitule. Bă, ce voie să-mi dai, mă, ce mâncare secretă, mă, asta e mâncare secretă acum, adică e fântâna aia ta cu ciocolată, dar să ia. Bă, mersi, bă, Darusel, bă, ești un prieten bun, bă, Darusel, la mână cel mai serios. Bă, Darusel, dar ce ai tu de făcut asta? Stai aici. Ce vrei, mă, ce are, mă, s-a de făcut la mână cel mai serios? Bă, Darusel, ce vrei, mă, ia, Darusel, mamă, la mână cel mai serios. Bă, e bine, totuși e bine. Până iese Darusel aici din casă, vreau să spun în felul următor. A trecut și ce ai făcut, mă, Darusel? Ia, spune și mie. Darusel, unde te ascunzi, mă? Bă, cine mi-a închis ușa? Bă, Darusele, poți să-mi spui și mie ce se întâmplă și cum te teleportezi așa? Bă, ce se întâmplă? Mă, pe unde ai ieșit, mă, Darusele? Pe unde ai ieșit? Bă, îți bagi mine așa, dă-mi asta jos așa. Mă, ce faci, mă, Darusele, aici? Pe când ai ieșit tu, Darusele? Când nici nu te-am văzut când ai ieșit? Tu unde ai fugit, tu, Darusele? Bă, tu-ți bagi de mine, faci miște de mine? Unde, bă, Rafale, bă, ți-am să mă aștept aici? Păi da, te-am așteptat, aici, așa. Pe unde ai ieșit? Ia, pe aici, pe unde? Pe unde ai ieșit, Darusele? Ia. Acum, da, pe aici. Da, ai făcut așa. Și ai făcut așa, Darusel, nici nu te mai aud, că te-ai dus acolo, rămâi acolo, bă, tu, Darusel, rămâi acolo, că chiar nu vreau să te mai văd, Darusel. Chiar sunt curios, ce faci tu astăzi? Spune-mi ce faci tu astăzi? Unde te duci? Ce ai tu de făcut, Darusel, dacă te joci, dacă ce faci? Pe Rafale, fii antren, dacă mă gândesc, vreau să mă dau cu barcuța ăla să fac drifturi. Ce să te dai, mă, cu ce barcă, mă, Darusel? De unde să găsești tu barcă pe aici? Că nu mai e barcă aici, Darusel, că nu ne mai chema nimeni la concurs de construcții, Darusel. Uite, gata, le-s luat de construcții noastre, Darusel, oare ne mai cheamă ăștia aici? Stai, fii antren. Ia, ce mai? Ce? Ia!
așa, bă, ca, ia, easy, bă, Rafael, easy. Mă, dar unde, bă, dar să câte magii mai faci, bă, dar unde ai făcut mărunți de bărci? Am mers, mi-ai făcut și mie barcă, bă, dar să hai să ne plimbăm așa, bă, dar să le mamă, cât de tare, ia, drifturi, dar să ia, drifturi, bă, dar să le, de unde ai făcut mărunți de bărcile astea? Mă, cum s-au teleportat bărcile astea, bă, dar să le, mă, bat și pe mine, să iau, cum s-au teleportat bărcile astea, ce ai spune și mie, de unde ai făcut mărunți, bă, dar să le, câte magii mai înveți? Poți să mă înveți pe mine magiile astea, poți să mă duci la vrăjitorul tău? Ok, fii antenă, 3, 2, 1, și, mă, era sigur, dar să le, uite că, dar să le, știi că ai ceva pe cap, nu, și încă să vede, nu? Adică la modul cel mai serios, tu ai uitat? A, da, scuze, așa, așa, și gata! Da, bă, da, dar să le, du-te tu, rămâi aici, dar să le, că eu am ceva de făcut, plimbă-te tu cu barca așa, pentru că eu acum trebuie să-i fac a patra probă, după cât de bine mi-am amintit, cred că e a patra, cred că e a patra că trebuie să fie acum și în care, ce o să fac eu în felul următor, vreau să zic că cineva m-a luat la bătaie, dar nu stai. Rafael, vino la că! Mă, mă, unde s-aude mă ăla? Bă, dar să le, ce mă, tot țipi și bă, unde s-aude mă ăla? Bă, dar să le, unde ești, mă, ia, unde să vin, ia, ce vrei, ce vrei, dar să le. Că pur Rafael, că am văzut tot ceva. Ce ai văzut? Ce ai văzut? Ia spune și mie ce ai văzut tu, dar să chiar sunt curios. Ce ai văzut tu? Ai văzut ceva? Ce ai văzut? Ia. Ia, ai fiat în vin, vin după mine. Bă, că eu am văzut câteva case. Am mai văzut câteva case. Ce ai văzut, mă? Ce câteva case, mă? Ce mai văzut? Ia, unde câteva case? Ce mai văzut, dar să le. Ia. Bă, cu zbor, bă, dar să le. Și eu cum ajung acolo, dar să le. Spune și mie cum ajung în partea aia, că n-am cum să ajung. 2, 1 și mamă, ce mai teleportat, dar să le. Bă, dar tu te-ai învățat. Ia așa. Bă, dar să le place o casa asta, ce părere ai tu de ea? Spune și mie ce părere ai tu de casa asta, dar să le. Darcel, nu te aud, Darcel, fii numai, pă, nu mai fugi, vorbește lângă mine, vorbește lângă mine, că nu te aud, Darcel, vorbește lângă mine. Ok, bă, Rafael, acum ești casele astea, unde casa asta casa asta? Casa asta este o casă de pro, asta este o casă de nob și am concurat eu cu Alice, n-ai văzut videoclipul? Nu, bă, Rafael, asta e Alice și casa lui Alina, lui Alica. A, bă, Alice, ce Alin, Darcel, că e fată, nu e băia, doamne, Darcel, bă, ce mă, Darcel, ai nebunile? Ce, mamă, stai cu România. Deșteaptă-te, române. Bă, dar să le, fii atent, te-ai pus la calculator, fii atent, că eu o să plec în oraș, dar să le, pentru că trebuie să repar și geamul, pentru că tu l-ai spart, dar să le, și trebuie să repar cu banii din servieta de mi-ai dat tu, dar să le, și fii atent. Pe lângă asta vreau să mai cumpăr ceva și fii atent, o să te sun ca să-mi zici cum, dacă o să-ți placă geamul, o să te sun de geam, dar să le, să-mi zici dacă e potrivit, că nu prea am dau seama, adică mă uit aici puțin, dar cred că o să pierd asta, dar să le. Vreau să mă sort tu, ce o să te sun, fii atent. Știi că ai tu telefonul ăsta, dar să le, nu știu dacă l-ai mai folosit? Păi da, bă, Rafael, l-am folosit ca să dau comandă la burger, la Da, l-ai folosit ca să dai comandă la burger la Daniel. Nici fii atent, dar să le, poate o să te sun, dar să le, să fii atent, dar să le, s-aude ăsta, s-aude, dar să le, nu l-ai pe silențios, nu? Zic, bă, dar să le, s-aude sau nu l-ai dat pe silențios sau nu e pe silențios, să nu fie pe silențios, ok? Nu e, bă, Rafael, nu e, băi, bine, dar să bine, da, am înțeles, fii atent, dar să le, că mă duc acum, că după să închid magazinele, okay. Dar să le, deci fii atent, dacă te sun, dar să le, să răspund, da, hai, pa, deci fiți atenți, acum, fiți atenți, vreau să mă duc afară, o să merg afară și cu treaba aceasta vreau să-i fac ultima farsă lui, dar să le, bine, nu e o farsă, este un test, iar ultima probă din acest test, mergem afară foarte, foarte frumos, ești aici, tip, vreau să văd pe aici, pentru că fiți atenți, că este o treabă foarte interesantă, eu să-l văd pe, dar să le, de aici, de asta, că trebuie să vorbesc puțin mai încet, că deja vedeți că dar să le spart geamul ăsta aici. Bă, dar să le, ce faci, bă, aici, bă, dar să le, ce faci, bă, ce cauți, bă, aici, bă, pleacă și repar geamul ăla. Gata, repar, bă, dar să le, așa, bun, deci ați văzut că dar să le este acolo, dar nu trebuie, trebuie să vorbesc în felul următor. Fiți atenți cum o să facem. Proba aceasta și ultima probă în care o să văd dacă dar să le chiar este un prieten bun, chiar este un prieten adevărat, o să-i zic că eu sunt în oraș, după ce i-am zis acum că sunt în oraș, o să-l sun ca și cum sub pretextul că pe mine mă bate cineva și să vină urgent la mine să mă ajute, pentru că fiți atenți cum o să fie. Eu o să stau aici la geam, o să-i vă reacție și toate. Mă, ce? Dacă tot ești acolo să cumperi ceva, bă, cumpăr și mie un PS4. Că fii atent, bă, Rafael, am auzit că s-a băgat pe Roblox PS4 și vreau să mă joc, ok? Păi n-ai, mă, PS4, mă, dar să le, ce, cât de PS4 să-ți mai cumpăr? Am Xbox, nu PS4. Ce Xbox ai, mă, tu, dar să le, ia stai, mă, să mă uit așa puțin, ce Xbox ai, ia să văd eu. Bă, dar să le, ăsta e, dar să le, ăsta e PS5, e mai bun, dar să le, nu e PS4. Bă, Xbox, dar să le, tu-ți bagi joc de mine? Ce e, Ok, am înțeles, dar să le, ai mai învățat o nouă magie, ai învățat o magie nouă, să schimbi ăsta, dar să le, dacă ai învățat magia asta, dar să le, nu poți să înveți și tu o magie să spui un geam singur, să nu mai plătim, dar să le, banii pe geamuri? Da, și l-ai spart din nou, bravo, mă, dar să le, acum nu mai e niciun geam, fii atent, dar să le, lasă-mă, după, dar să le, mă, lasă-mă, duc sau nu, ce cauți așa după mine, lasă-mă în pace, deci, așa, deci, gata, dar să le, vorbește mai încet, așa, deci, dar să le, gata, s-a pus acolo perfect, s-a închid ușile astea, pentru că vreau să-i fac în felul următor, cu chestia asta, cum v-am spus mai devreme, vreau să-i spun, dar să le, că pe mine mă bate cineva și o să fiu la geam la el, vreau să văd cum o să reacționez, eu să-l sunt aici, pentru că dacă stau la geam, o să mă vadă, dar să le, și nu e bine, dar după, o să mă duc repede la geam după ce închid apelul, pentru că vreau să văd ce o să reacționez, cum o să reacționez, dar să le, dacă se grăbește să vină să mă ajute, sau dacă mai rău o să fie, dacă dar să le, nu mai vine și că
cam aici o să se încheie totul, sincer, și nu știu dacă mai o să mai fim prieteni după, dar să fie totul bine. Scrieți-vă acolo în comentarii ce credeți că o să se întâmple, dacă credeți că Darius este un prieten bun sau nu, dacă credeți că o să mă ajute, probabil o să-i fie frică și nu să vină, deci o să-l înțeleg, da, asta că probabil n-a, da, dacă e prieten totuși, ar trebui să vină în orice situație. Gata, haideți că l-am sunat pe Darius, acum o să stăm în partea asta pentru că acolo la geam o să ne audă, dar hai să vedem dacă ne răspunde, sper să ne răspundă, bă, dacă răspunde și asta, bă, Darius, le-am mai răspuns, bă, o dată, mă, mai că răspunde dacă e, i-am zis. Alo, alo, cine, alo, ce mi-e vrea să da, 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 ajută-mă, bă, Darusile, Darusile, ajută-mă, Darusile, am nevoie mare de ajutor, Darusile, nu se mai poate așa ceva, bă, Darusile, te rog, te rog, Darusile, 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 m-auzi, m-auzi, Darusile, m-auzi? Da, bă, ce ai, bă, ce ai, bă, Rafale, ce ai? Cum ai, Darusile, nu, vino, vino repede că mă bate cineva, Darusile, e un om aici, Darusile, sunt la mol, Darusile, vino că mă bate cineva, Darusile, nu mai pot, Darusile, nu mai pot, bă, Darusile, ajută-mă, te rog eu, ajută-mă. Că acum vin, acum vin, acum vin. Bine, bine, Darusile, vino repede, vino repede, vino repede, Darusile, închide, închide și fugi, Darusile, hai, vino repede. Pa, pa, pa. Ok, mamă, deci acum gata, l-am sunat pe Darusel, stai să vedem, să mergem acum repede la el la geam, să vedem ce face Darusel, dacă se pregătește, că zic că vine, ia să vedem ușor, 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 ia mă, ce facem ăsta aici. Bă, fiandere, bă, nu, bă, m-a zis ăsta Rafael, bă, că-l bate cineva, bă, bă, cine poate să-l bate, bă, pe Rafael, bă, eu nu mă duc, bă, lasă-mă de acolo, ce pasă mie, dă-i, mare, dă-i, dă-i, dă-i. Mă, stați puțin, Darusel cumva nu vine după mine, i-a spus, le-a spus lui Ion, deci Darusel i-a spus lui Ion că nu vine după mine, că, nu, că nu-i pasă lui, ok, ok, nu-i pasă, mamă, deci, nu, că eu acum chiar sunt nervos, am cel mai serios, până acum Darusel a zis că mi-e prieten, dar am crezut că chiar că mi-e prieten, am crezut că chiar mi-e prieten adevărat, chiar sunt curios ce o să zică Darusel, pentru că merg acum repede la el în cameră, merg la el în cameră, stați puțin, fiți atenți că o să fac pe supărat, o să fac pe accidentatul, că am venit aici bătut, că nu știu ce, că n-a venit Darusel, o să mă iau de și toate astea, fiți atenți. Bă, Darusele, Darusele, de ce n-ai venit, bă, Darusele, că mi-a, Darusele, m-a alergat în tot orașul, Darusele, nu mai pot, Darusele, de ce n-ai venit, bă, Darusele, am scăpat, mi-a dat doar un pumn, dar am scăpat, am fugit, bă, Darusele, de ce n-ai venit după mine, îți faci joc de mine, bă, Darusele. Bă, Rafael, bă, dar ce să fac, bă, nu ăla, bă, cred că, bă, bă, bate și pe mine, bă, Rafael, bă, dar eu, bă, eu nu sunt, bă, cum să te mată, bă, tine, bă, Darusele, dacă te-ai făcut, ai făcut boxeor aici. Bă, dar eu nu sunt antrenat, bă, de zon, uite. Da, nu ești antrenat de... Doamne, Darusele. Nu, Darusele, fii atent la modul cel mai serios. Stai puțin, Darusele. Ce ți-am făcut eu acum, până acum, toată ziua a fost un test să văd dacă ești un prieten adevărat, Darusele, ok? Și până în momentul ăsta, până la ultima probă, Darusele, ai fost ok. Acum, Darusele, eu am fost la geam, Darusele, și te-am auzit ce ai spus lui Ion. Ia spune tu cu gura ta că vreau să aud de la tine. Ce ai spus tu lui Ion? Păi, bă, i-am zis că, că nu o să merg, că ești frar, că o să mor, că nu știu, o să mă așa, bat, că ce de ce ai spus lui Ion că nu vii după mine, că nu mă ajut, Darusele, tu, Darusele, tu stai cu mine în casă, tu nu vrei să-ți ajuți un prieten, dar Darusele, dacă mi s-a întâmplat ceva, Doamne ferește, dar Darusele, ajungeam la spital și muream, dar Darusele, tu ce făceai după, să te-ai singur în casă? Da, bă, Rafael, stăm eu cu burgerii mei. Așa, și cine mai plătea aici la facturile și toate astea, Darusele? Eu, cu banii tăi. Așa, Darusele, și de stai puțin, Darusele, tu ești, bă, Darusele, tu ești prieten cu mine sau nu ești prieten cu mine? Bă, Rafael, dar și tu ești nesimțit, bă, Rafael. De ce să fiu nesimțit, Darusele? De ce să fiu nesimțit, Darusele? Bă, prietenii nu se testează, bă, Rafael. Mă ce, dimă, Darusele, nici nu te înțeleg, bă, Darusele, poți să vorbești cu vocea ta normală, să nu mai vorbești pe supărat așa, dar Darusele, că nu impresionezi pe nimeni, Darusele, nu nici nu înțeleg din ce vorbești tu, Darusele. Bă, Rafael, bă, prietenii nu se testează, adică n-a. Ce mă, prietenii nu se ce, mă, Darusele, nu se ce? Testează, bă, Darusele, bă, Darusele, cred că trebuie să treci puțin la pola școala, Darusele, la momentul ăla, Darusele, nu prea înțeleg ce vorbești, sincer. Bă, Rafael, băi, nu se ajută cu lucrurile astea. Gata, Darusele, ok, am înțeles. Acum faci pe supăratul ca să zici că na, că ești un prieten adevărat. Ok, bă, nu, fii atent, Darusele, la modul cel mai serios. Este ok, pentru că nici eu nu știu dacă aș fi venit după tine, Darusele, dacă te-ar fi bătut cineva, poate mi-aș fi fost frică. Ok, te înțeleg prin asta, Darusele. Da, mai faci și fraier. Hai, mă, du-te, mă, de aici. Bă, stai, Darusele, stai, mă, că ești un prieten bun, bă, Darusele, că m-ai ajutat până acum. Bă, dar iar, bă, Darusele, dar cum? Ah, nu, că la modul cel mai serios, nu știu ce se întâmplă. Scrieți-vă acolo în comentarii dacă credeți că Darusele este un prieten bun sau nu. Și da, nu. Na, mamă, ce mișto e dușul ăsta rece. Mamă, îmi place așa foarte mult dușul ăsta rece. Ce mai ce să? Ce fac, bă, Darusele, acolo? Bă, te mută, Doamne, ce faci, mă? Stai aici, bă, să uită la mine, nu vine să cred așa ceva. Și voi ce vă uitați? Ia asta puțin că voi și pe voi acum. Voi de ce vă uitați? Ca să voi, ieri trebuie să dați acum repede un like, bă, da, stai puțin. Bă, Darusele, mă. Bă, Darusele, tu ce faci, mă? De unde te uiți, mă? Unde? A, unde? A și pleca, Darusele, gata, clasic. Pleacă, să uită așa repede la mine. Bă, dar pe unde urcă, mă, Darusele, acolo? Ia stai să mă uit așa puțin. Bă, ăsta sare pe aici pe tot ăsta, Doamne. Mamă, ce anebunie și Darusele pe bune. Bă, Darusele, unde ești, bă, Darusele? Ce cauți așa la mine, mă? Ia, unde ești, mă? Aici, mă, ce se întâmplă, mă, ce? Bă, Ioan, ești așa de fraier, bă, nu mai ți joci, bă, Ioan, hai că tare să cași foarte fraier, pa, pa, bă,
ce faci, mă, Darusele? Bă, ce faci, mă, Darusele? Ce crezi tu că faci? Bă, prostule, m-ai speriat! Bă, cum vezi, mă, Darusele, vezi cum vorbești, cum adică mă faci pe mine prost, bă, Darusele, ia-mă puțin, cum adică te-ai speriat? Dar tu ce căutai acolo la mine la geam, Darusele? Nu mă lași să-mi fac și eu duș liniștit, Darusele, ce căutai la geam? Bă, tata, ai probleme cu capul, bă, era la ce mă jucam cu Ion, cu Ion, bă, și Ion, băi, așa de nabi, Ion, nu-l mai suport pe Ion, e foarte nabi. Mă, ce, mă, Darusele? Mă, Darusele, ce, mă, unde te jucai, mă, tu, Darusele, că erai la mine acum un minut, Darusele, erai la mine la geam, acolo te uitai la mine în baie, păi, frumos, Darusele, așa te-a învățat, așa te-a învățat, maică-ta, Darusele, să te uiți așa la geam la mine, așa te-a învățat, ai tăi, bunică-ta, așa te-a învățat? Ce, bă, Rafale, probleme cu capul, ia, tă, bă, ia, tu, unde erai, bă, Rafale, unde erai? Unde să fiu, Darusele, unde poate să fie baie acum, adică, bă, Darusele, tu mă întrebi unde eram și ți-am zis că eram la baie, Darusele, uite aici la baie, eram frumos la baie și tu să te aici, Darusele, îmi faceam și eu duș ca omul, așa că e cald afară, Darusele, și am transpirat aici, e rece, ia, uite, foarte frumos, am făcut un duș rece. Ia vine, să merg acolo unde să stai, ok? Mă, ce fac, mă, ce, mă, Darusele, unde să stai, cum adică unde să stai, cum adică unde să stai, să-ți arăt ce, Darusele, că să stai acolo pe casă, Darusele, unde să stai tu, Darusele? Așa arată, mama, repede, hai! Bă, Darusele, stai mai puțin, bă, ce, mă, dă-ți așa la mine, bă, Darusele, așteaptă-mă, bă, Darusele, nu mai țipa, bă, așteaptă-mă, stai aici, vorbește lângă mine, nu mai țipa, Darusele, că dacă, bă, Darusele, nu știi să vorbești lângă, mă, ce, mă, unde mă duci pe mine, ce facem acum, Darusele, unde plecăm, ia, ce faci tu aici? Ia-te-nă, bă, Rafale, hai sus, arată-mă unde să te-am eu, în ce loc să te-am eu, ce să tai, hai mai repede! Mă, Darusele, ce, mă, dă-ți așa la mine, bă, Darusele, vorbești tu puțin, ce, bă, unde te, doamne, Darusele, ai căzut, bă, Darusele, bă, du-te, mă, de aici, Darusele, că m-ai lovit la picior, mă, cum să-mi faci, mă, treaba asta, mă, Darusele, tu ai nebute, m-ai lovit aici la picior, cum, adică, mă, Darusele, deja mă doare, nu mai pot, mă, ce faci, mă, Darusele, bă, ești nesimțit, Darusele, ești bașul de mine? Ce, bă, Rafale, bă, nu-mi pasă, bă, Rafale, ești bărbat sau muiere, bă? Ce, mă, Darusele, bă, Darusele, ce ești așa rău astăzi, Darusele, că nu-mi vine să cred, Darusele, ce ai nebunii, ce ai puțin, Darusele, ce ai deci nebun așa, Darusele, îți vrei nervi pe mine, te-ai enervat acolo cu Ion la Fortnite, Darusele, și acum... Nu, bă, Rafale, ce ai? Ai nebunit? Ce să nebune, bă, Darusele, cred că tu ai nebunit, Darusele, că, bă, Darusele, cum îți permiți să vorbești așa cu mine, Darusele? Eu vin frumos, Darusele, tu mă împingi așa de pe ăsta, Darusele, deci fii atent, prima oară vin... Darusele, ce faci, mă, Darusele? Unde mergem? Ce cauți la diner? Ce vrei să faci la diner, Darusele? Și de data asta, iar vrei să mănânci burger, Darusele? Pe bă, Rafale, acum o să iau burger, dar fii antenă, eu nu se plătesc, ha! Bă, ce, să iau puțin, pe nu ți-am să plătești, Darusele, dar bă, Darusele, vorbește, bă, ce, mă, vorbește, mă, ce faci? Mă, Iisus, fă trecut, am toți burgeri, că dacă nu, e ceva ce-a Federico, mă, Iisus! Darusele, știi că Federico știe cine ești acum și nu are frică de tine, Darusele, pentru că, uite-te, dai de gol, Darusele, uite-te cum scurg balele și cum ai cacao ăla la fund, Darusele, adică pe bune. Băi, nesisit! Nu, gata, mă, Darusele, mă, ce, mă, Darusele, de ăștia așa răuas, ce, mă, Darusele, ce-i puțin, mă, Darusele, ce-i puțin, bă, vină, mă, Darusele, vin ieși afară, Darusele, hai să mergem afară, Darusele, sau hai, fii atent, hai că dai o comandă, Darusele, pune-te-a. Bă, și tu ne-s barba, bă, bărbosule, ce barba e, bă, asta, nu știu, un urs grizzly, ia, ce fraier arăți. Mă, ce are ăsta, bă, Darusele, mă, ce, mă, Darusele, bă, te vorbești așa, bă, hai, ce vizură de căcate, bă. Darusele, vorbește frumos, iertați, e un copil, mă, e mai nebunatic, dar n-are 5-7 ani de acasă, bă, Darusele, mâncare ai 7. Bă, ce urât de aici, ce frizură ai, ce bluză ai, bă, da, și tu un tricou, parcă mă joc șah pe, ha, ha. Mă, ce te juri, bă, Darusele, ce șah, mă, Darusele, bă, ai nebuni, bă, Darusele, stai mă acolo, bă, Darusele, nu mai stai aici, că ne dau oamenii ăștia afară, mă, ce fac, Darusele, ce, mă, Darusele, ia loc aici, ia loc, Darusele, ia loc și mergem, fii atent, Darusele, ia loc așa frumos, bravo, dă-mă asalta, mă, ce fac, bă, tu, Darusele, unde, bă, Darusele, tare și tu, nu știu ce faci. Aia, bă, Darusele, ce mă, de fapt, și fii atent, dă-ți asta și-l, Darusele, comandă și noi aici frumos, aici, la Federico, mă, duc eu și comand, Darusele, comand și pentru tine, Darusele, de data asta, plătesc eu, Darusele, bă, dar ce mă, Darusele, ce-i pățit azi de ești așa recalcitrant, bă, tu vii aici să mănânci burger și tu deja ești sushi, Darusele, vii cu sushi la casă și tu vii să-l mănânci aici, pe ori vrei burger, ori ce mai vrei, Darusele, că nu te înțeleg. Bă, Rafale, bă, dacă nu-mi cumperi, bă, Rafale, eu mănânc ce vreau, înțeles? Da, gata, șefu, acum, Darusele, păi, nu mănânci ce vrei, păi ce vrei, Darusele, dar chiar ce vrei? Păi, bă, fete, nu vreau, vreau 1000 de cartofi, 1000 de burger. Da, hai, du-te de aici, lasă că știu eu ce comand, lasă, știu eu ce comand. Federico, dă-mi și mie 2 porții de cartofi, 2 porții de hamburger și cam atât, 2 hamburger. Mă, ce faci, mă, Darusele, ce cauți aici? Și vreau 1000 de felii de pizza și fiate, nu o să plătească, ok? Mă, Darusele, bă, Darusele, bă, Darusele, bă, ce, mă, Darusele, că nici nu te aud de Federico, deci da, Federico a zis că vrea 1000 de felii de pizza, nu știu, da, e nebun, deci da, trimit 2 astea de cartofi și 2 burger, da, vă mulțumim, bă, Darusele, mă, ce faci, mă, Darusele, 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 m
ce fraier sunteți! Mamă, ce glumețe, dar te-a mai spus cineva până acum că tu ai glume foarte tari? Păi da, știu, de ce? Păi și ce înseamnă asta, Darusele? Ai dat cu asta și ce faci acum? Le pun eu la loc, Darusele, îți bagi joc de mine, mă. Mă, scuzați, e cam nebun, mă, Darusele, gata, mă, ce puțin, mă, Darusele? Pe barafale, eu n-am nimic, adică tu parcă ai ceva barafale. Cum adică am eu ceva, Darusele, cum adică am eu ceva? Bă, dacă mă la tine, bă, ești mai rude decât ieri. A, mamă, Darusele, ce frumos ești tu, Darusele, cu dintele la rupt, Darusele, cu balele alea scoase din gură și cu scuze, gata, Darusele, scuze. Mă, Darusele, ce ai făcut, Darusele, asta? Ce ai făcut tu azi? Ia spune și mie, ce ai făcut tu azi de ești așa rău? Bă, Rafale, n-am făcut nimic, bă, Rafale. Ce ai? Ești prost, ce? Nu, că nu mai am ce discuta cu tine, Darusele, am plecat. Bă, lasă-mă, Darusele, lasă-mă, nu mai am ce discuta cu tine. Îți plătești tu singur acolo, burgeri, hai că plec acasă, mă, deja mă și enervează, mă, ce-are, mă, ăsta copilul dă-ți face așa. Mă, Darusele, ce vai, mă, dă face așa? Darusele, mă, bagi în seama. Mă, ce fai, mă, stai puțin. Bă, dar... Da, deci n-ai ce să-i fai lui Darusele. Bă, Darusele, vină, bă, înapoi, mă, stai puțin, că am ceva să spun, Darusele, vină, că trebuie să spun ceva, Darusele, hai să mergem, fii atent, vreau... Mă, nu mai țipam așa, bă, Darusele, vreau și eu să te duc în parcul de distracție, că n-am mai fost de mult, Darusele, și tu țipi așa la mine? Hai, bă, Rafale, hai că nu-mi pasă, urcă, mai e de fraiere! Ia uite, bă, Darusele, unde te-am adus, mai ții tu minte ăsta, ia vino aici, Darusele, vină mai aproape aici, Darusele, mai ții tu minte ăsta, ce-mi făceai tu aici, Darusele? A, pe bă, Rafale, așa te duiam, te pup, așa te duiam în apă, nu că ești fraier, nu? Da, Darusele, Darusele, bă, da, știi să vorbești și tu măcar, Darusele, ce pu, ce, Darusele, nu știi să mai vorbești. Hai, bă, fraier, hai, du-te acolo, hai, urcă sus, uite, m-am și pregătit, piu. Da, te pregăti, mă, Darusele, unde vrei, mă, să urbă, Darusele, mă, ce, mă, de vorbești așa cu mine, hai că mă duc, Darusele, ce să fac, îți fac plăcerea, Darusele, că văd că ești camera asta și trebuie să te fac, Darusele, să fii și tu mai, să nu mai fii așa, să nu mai fii supărat, Darusele, că nu știu cine te-a supărat, Darusele, dar nu e bine, hai că mă pun aici, Darusele, ce? Bă, Pinocchio, ce faci, mă, Pinocchio, mă, Darusele, cum te costumam, bă, așa, Darusele, de unde ai avut tu costumațiile astea la tine? Uite, bă, Rafale, ți-am furat banii, după am fost la magazin, mi-am cumpărat haine, uite, mi-am cumpărat transplant de păr, îți place? Da, Darusele, te-ai făcut și transplant de plân și de față și de ochi și de nas, Darusele, te-ai făcut dita mai nasul, bă, Darusele, zici că ești Pinocchio tu. Ce, bă, Rafale, nu-s Pinocchio, eu sunt, Darusoco, da, Darusele, deci, bă, tu ești Pinocchio, înseamnă că tu minți, Darusele, vezi, mă, că minți, dar, mamă, câta urechile ai, bă, Darusele, tu te văd aici, bă, fă-te-mă înapoi, bă, Darusele, bă, pleacă-mă cu astea. Așa, mă, Darusele, acum parcă arăți altceva, mă, Darusele, e mai frumos așa, mă, Darusele, că, bă, Darusele, vrem să-l vedem, Darusele, nu vrem să-l vedem pe cineva, ia, ce faci tu aici, arăți demonstrații, Darusele, ești fericit acum, nu? Rafale, du-te acolo, hai! Ia, da, urc sus, Darusele, gata, urc aici sus, Darusele, și ce vrei tu să-mi faci acum, ia, hai, dă tu acolo să vedem dacă ai țintă, Darusele, deci îți dau trei lovituri, Darusele, trei, n-ai voie mai multe, Darusele, deci una, hai să vedem, ce-i făcut, mă, Darusele, ai dat, mamă, n-ai dat, mă, Darusele, mai două, a, păi n-ai, bă, nu da, bă, mine, bă, tu, ce fraier ești, bă, Rafale, te-am făcut să cazi din prima lovitură, da, bravo, Darusele, mai speria, bravo, bă, Darusele, bravo, acum treci tu, ia, e rândul tău, ia, dă-mi iarcu, Darusele, dă-mi iarcu, Darusele, dă-mi iarcu, și acum e rândul tău, să te văd, bă, tu-ți bajui de mine, ce vrei să te fac, să te pescuiesc cu ăsta, Darusele, ia că îți dau cu ăsta, Darusele, mă, zi, puțin, dacă dau, bă, nu, bă, Rafale, aia, Hercule, bă, Darusele, să levitează, mă, ce se întâmplă, bă, a plecat scaunul, bă, Darusele, ia că te-aș pe tine acum, Darusele, mă, cere, mă, Darusele, bă, ia vino aici, bă, dar nu merge ăsta până la tine, aia, Darusele, te-am trăs, Rafale, ceva, ia uite, bă, Darusele, unde te-am adus aici, la parcul de distracție, suntem în parcul de distracție și aici ne ducem să ne jucăm, Darusele, ce părere ai tu, Darusele, de treaba asta? Mamă, bă, Rafale, sunt așa de fericit, ia, bă, pești, mamă, ce, bă, asta e mâncarea mea, bă, dar cum să fie, bă, mâncarea ta, bă, Darusele, cum să fie asta mâncarea, mamă, ce, mă, uite, bă, Darusele, bă, stă, bă, ce, mă, Darusele, bă, e nebunii, bă, Darusele, bă, pești, splaurus, bă, nenea, fii antenă, uite, vezi pe peste ăsta nici în stânga cu galben, seamănă cu tine, bă, Rafale, și fii antenă, ăsta roșu, seamănă cu tine, ăla roșu, uite, bă, Darusele, tu, bă, Darusele, tu cu cine vorbești, ce, tu nu vezi că omul ăsta niște bagă în seamă, Darusele, bă, Darusele, bă, stai, mă, vorbește, mă, mai frumos, Darusele, bă, ce fai, mă, aici, mă, Darusele, gata, mă, termină cu prostile și hai să mergem aici, Darusele, să ne dăm pe aici, unde vrei, mă, Darusele, ia, asta, unde vrei, mă, aici, da, bă, Rafale, fii antenă, 3, 2, 1, și ia, să-i dea, mă, încă o dată, stai, mă, puțin, bă, Darusele, mă, stai, mă, că să trepărâm, bă, Darusele, trepărâm, bă, ce fai, mă, ce, bă, nu merge, a, pe aici, mă, poți să dai jos, trebuie să dai, eu credeam că trebuie să dau posa, Darusele, dădeam pe cealaltă, hai să vedem, 3, 2, 1, și, Darusele, fii atent, stai puțin, Darusele, vină aici, fii atent, bă, bagă-mă, mă, seama, ce fai, nu, ca nebune, nu, că eu plec, Darusele, am plecat, păi plătești tu astea, Darusele, plătești tu astea, dar aici, hai să vedem ce e aici, niște flori, mamă, sărâuna, unde ești, mă, Darusele, bă, unde-i plecat, mă, bă, Darusele, unde ești, mă, ce fac, bă, ce fac, mă, bă, trampolină, bă, Darusele, iau-te, bă, aici, bă, Darusele, bă, stai, bă, cât, bă, Rafale! Bă, Darusele, unde te duci, mă, ce faci, mă, acolo, bă, vină, mă, înapoi, bă, Darusele, cât de stare, mă,
no, 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 dar unde te-ai dus, mă? Unde te-ai dus, mă? Ce ai făcut? Ai căzut în apă, ai că am sărit după... Mă, unde a plecat, mă, ăsta? Unde a dispărut, Darusel? L-am văzut în apă. Darusel, unde ești, mă? Darusel? Mă, ăla e tot acolo, mă, ce se întâmplă, mă, bă, nu, că eu cred că trăiesc niște vise. În ultimul timp am numai vise, pentru că eu nu știu ce se întâmplă numai chestii ciudate. Darusel, mai devreme, s-a transformat, acum vorbește foarte urât și nu știu unde a... Mă, Darusel, bă, ce caut? Darusel? Bă, Rafael, hai, mă, hai cu mine, bă, Rafael, unde ai fost? Cum adică, unde am fost, Darusel? Unde ai fost tu, Darusel, întrebarea? Ai plecat așa, ai sărit de aici, dintr-o ambulanță, Darusel, ai sărit în sus la tot, Darusel, ai sărit direct în apă și tu ai fugit de mine și m-ai făcut să sar după tine. Tu nu vezi ce luar că sunt, bă, Darusel, în pașul de mine? Ia să-i, bă, Rafael, dar ești luar, dar și mirosul... Bă, păi normal, dacă stai cu tine în casă, normal că miros urât, bă, Darusel, deci fii atent, hai să dăm aici la asta cu pământ, Darusel, fii atent. Eu dăm... 3, 2, 1, haia! Cine, bă, Rafael, a făcut 1000, ha, ce fai? Ce 1000 ai făcut, mă, Darusel, uite, uite, 3, 2, 1, și uite, bă, bă, bă! Cum ai dat mai mult decât mine, mă, du-te, mă, de aici, Darusel, că ăsta e băguit, ăsta e, nu merge, uite, bam, și, mamă, Darusel, ia uite, mă, cât am dat, 937, 931, 1, mâna, Doamne, Darusel, bă, ce faci, mă, tu de unde pleci, mă, Darusel, tu ți-ai având, de unde pleci, Darusel, te duci de la tine, de acasă, Darusel, tu mai aveai puțin și ajungeai de la noi, de acasă, Darusel, să vii aici, să dai cu pământ, Darusel, uite, 3, 2, 1, și, mă, ce faci, mă, de ce dai mine, Darusel, bă, ia uite, am dat, tot am dat mai mult, Darusel, bă, nu-mi place, ai, la carusel, bă, frate, bă, ai la carusel, hai, vii la carusel cu mine. Mă, Darusel, ce, mă, Darusel, bă, Darusel, știi să, bă, Darusel, știi să vorbești, mă, știi să vorbești, ia, vine după tine, bă, Darusel, ia, ți-ai făcut prieten, nu ți-ai făcut niciun prieten, Darusel, noi nici te, bă, să nici nu te bagă în seama, bă, Darusel, stai puțin. Ești un fraier, hai, pleacă aici, așa, pleacă aici, bă. Bă, Darusel, uite-te unde mergem, trebuie să mergem și pe la școală, Darusel, că n-am mai fost de foarte mult timp, Darusel, și trebuie să mai trecem și noi pe la școală, hai să trecem și noi așa o oră, Darusel, așa foarte frumos, pe aici, vină după mine, bă, Darusel, mă, ce faci, mă, de unde ți-ai luat, bă, tu deja te-ai pregătit de școală, Darusel, ți-ai luat uniforma pe tine? Da, bă, fraiere, bă, Rafael, fii antena, bă, la școală, toată că și ne luat, bună ziua, doamna fraiere, pa, pa! Scuzați, nu, vorbea cu mine, bă, Darusel, mă, ce, mă, de faci așa, bă, Darusel, bă, nu, că ăsta nebunii, mă, de tot, la modul cel mai serios, bă, unde te duci, mă, Darusel, bă, nu sus, mă, ce, a, mai sper, bă, Darusel, știi că te-am văzut, nu, adică, doamne, Darusel, hai să trecem în clasă, Darusel, să mergem aici, bă, stai, mă, puțin, așteaptă, nu închide asta, mă, ce, mă, Darusel, ai nebunii, gata, Darusel, că am ajuns în clasă, bună ziua, să rămână, ce face, bună seara! Mă, ce seara, mă, Darusel, ce seara visezi tu? Uite, bă, Rafael, e seara! Da, e seara afară, da, hai să vedem așa, bă, Darusel, câte magii mai faci, spune și mie, câte magii mai faci, Darusel, dar poți să vorbești tu mai normal, să nu mai fii așa rău, Darusel, că nici nu înțeleg ce zici, Darusel, și ești foarte supărat, nu știu ce ai tu, Darusel, mă, ce fai, mă, te-ai deplăcat, doamne! Bă, Rafa, fii antenă, ce e, bă, ce e aia? Acum iară spui la pe cap, dar... Darusel, de ce s-a văzut pe aici? Darusel, unde mă așez mă aici? Mă, ce fai, mă, Darusel, aici? Bă, Darusel, poți să-mi spui și mie ce se întâmplă? Darusel, ce te pupi, mă, cu profesoara? Bă, e nebunii, bă, Darusel? Bă, Rafael, ești prost! Bă, Darusel, vorbește mai frumos! Nu, scuzați-ne, bă, Darusel, vin afară, Darusel, că deja nu se mai poate, la modul cel mai serios, Darusel, mă, ce se întâmplă, mă, Darusel, spune-mi, te rog, că sunt într-un vis aici, că nu știu ce se întâmplă, Darusel, cum te teleportezi tu, Darusel, de dispar, Darusel, de să faci așa noapte instant, cum se întâmplă toate astea și de ce ești așa de rău, Darusel? Bă, Rafael, fii antenă, eu nu sunt rău, în primul rând! Da, Darusel, stai puțin, nu ești rău, dar fii atent, Darusel, eu nu înțeleg nimic, ai mâncat burgerul ăsta acum, Darusel, termină burgerul ăsta, că nu te înțeleg ce vorbești aici, nu înțeleg de ce vorbești cu burger în gură, Darusel. Ok, bă, Rafale, fii antenă, acum o să vorbesc, zici, fii antenă, în primul rând, eu, nu este un vis, și în al doilea rând, bă, Rafale, s-a făcut noapte, că, bă, Rafale, stai puțin, cum adică eu nu este un vis, bă, Darusel, chiar trebuie să mai treci pe la școală, ce înseamnă eu nu este un vis, Darusel, eu nu sunt un vis, Darusel, trebuie să zici, sau ăsta nu e un vis, Darusel, ce eu nu sunt un vis? Lasă, că ești un fraier, Darusel, nu știi, la ce ceas? Ce ceas, că e ceasul aici, Darusel, aici e ceasul, uite aici, înăuntru e ceasul, ce să mă uit la ceas, să fac ce fac? Uite, e noapte, bă, Rafale, e noapte! Da, e noapte, așa, și ce se întâmplă dacă e noapte, Darusel? Păi, bă, Rafale, fii antrenă și al treia lucru, bă, mie nu-mi place școala, deci eu să o ard! Da, nu-mi place, bă, Darusel, stai, mă, puțin, bă, Darusel, ai nebunit, bă, ceva!
Doamne, Darăsele, du, că ești nebun, Darăsele, îți dai foc și ție, îmi dai foc și mie, bă, stai, mă, puțin, bă, Darăsele, nu mai dai, mă, foc aici, Darăsele, stai puțin, stai puțin, nu, că te înțelegi cu nebune aici, nu înțeleg ce se întâmplă la modul cel mai serios, nu că plec de aici, aia, nu mai avem școală, e ok, mie nu-mi convine nici mie școala, sincer, dar nu știu ce are Darăsele, te face așa, te așa de nebun, bă, Darăsele, vină, bă, aici, Darăsele, nu mai dai foc la astea, unde ești, mă, Darăsele, bă, Darăsele, 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 unde ești, Darăsele, ce faci, mă, aici, mă, unde plecam ăsta, bă, ia foc banca, nu, că nu înțeleg ce se întâmplă, aolo, nu, că nu mai suport, sincer, la modul cel mai serios ce se întâmplă aici cu Darăsele. Sper că e un vis doar, sper că e un vis, pentru că ceea ce se întâmplă aici nu mi-a... Eu sunt dragonul, Daridonu, și o să te mănânc! Da, cred că ăsta e un vis, am ajuns la nebun, nu știu ce se întâmplă, nu mai zic nimic, cam atât. Mamă, ce tare a fost atunci când l-am trollat eu pe Darusel de la Mignora pentru 24 de ore, dar astăzi vreau să ignor și pe Alice pentru 24 de ore, pentru că am văzut că v-a plăcut atunci cu Darusel, dar acum cu fana nebună o să fie ceva mai nebunesc, sincer, chiar sunt curios, pentru că, da, știți că fana nebună stă așa în continuu să fie ea băgată în seamă și nu poate să stea fără atenție, dar astăzi nu o să primească de la mine absolut deloc atenție, doar o să fie prin preajma mea și o să se enerveze, bine, sper să fie acasă, pentru că știți că data trecută Darusel a fost acasă, dar Alice nu prea a fost și sincer să sperăm că de data asta este, că dacă o să fie ca ieri, nu o să facem absolut nimic, dar hai să vedem acum și să mergem și la Darusel în cameră, pentru că dacă mergem acum la Darusel în cameră, poate îl băgăm și pe Darusel în chestia asta, să facem și noi amândoi mișto de Alice, să o ignorăm pentru 24 de ore, eu zic că ar fi mult mai tare, dar hai să mergem acum jos. Bun, și acum hai să mergem repede aici și o să vedem dacă e Alice și acasă, dacă chiar să vedem. Mamă, uita să pe Alice aici, mamă, deci Alice e acasă, mamă, e perfect, Alice e acasă, deci asta înseamnă că putem să-i facem prank-ul acesta, să o ignorăm pentru 24 de ore, o să fie foarte, foarte tare, avem foarte multe chestii de făcut pe aici prin oraș, să o trollăm, să-i facem toate chestiile ca să se enerveze și scopul lui este să se enerveze foarte rău încât să cedeze, să plece din casă, ar fi ceva foarte, foarte tare, dar să vedem că poate, cine știe, o să facă ceva mai rău, dar să sperăm că nu se va întâmpla asta, dar hai acum să mergem repede la Darusel să-l întrebăm și pe Darusel ce face, dacă poate să se bage cel în treaba asta și prima oară, haide să trecem, să trecem și noi așa frumos, trecem direct pe aici, pe la Alice, mamă, uitați aici cum stă, bă, cum stă aici la televizor, mamă, era, stai că era să mă vadă, era să mă vadă, mamă, deci asta e, sper că nu m-a auzit, sper că nu m-a auzit, la modul cel mai serios că probabil m-a auzit, dar hai să mergem acum la Darusel și să ne băgăm în seamă și să înceapă challenge-ul în care o ignor pentru 24 de ore. Mamă, ce zi frumoasă, dai să merg la Darusel să bag și eu în seamă pe Darusel, bă, Darusel, ce faci? Bă, iar n-a venit ăsta, bă, unde a plecat ăsta? A, mamă, stați că încă n-a reparat geamul, cred că s-a dus Darusel să repare geamul, am înțeles, deci Darusel iar a plecat de acasă fără să spună, da, cred că s-a dus să repare geamul, altceva, nu-mi explic sincer, dar hai să mergem acum, bă, da, Alice, asta nu mai vine pe acasă, mă, că n-a fost nici ieri, n-a fost și azi, pe unde e, mă, Alice, mă, bă, Alice, ești prin casă cumva pe aici? Bă, stai că eu nu pricep ceva, Alice, probabil că a fost primită din nou în casă, a fost acceptată de părinții, gata, nu mai e certată cu ei, că vă, că Alice, mă, ce facem asta, bă, spargeamule pe aici, mamă, deci Alice nu a venit acasă, mama, Alice, bă, unde ești, mă, Alice, bă, tu n-ai venit acasă, nu, că cred că Alice a plecat, cred că Alice a plecat la modul cel mai, bă, ce m-a lovit, mă, aolo, mamă, stai că am dat prin pietrele astea pe aici, mă, dar am zis și lui Darusel să nu mai lase pietre pe aici, să le dăm și noi la o parte, că nu e frumos cu pietrele astea, dar Darusel a zis că vrea să facă, mă, da, mașina lui Darusel unde este, bă, mașina lui Darusel unde, bă, ce facem, doamne, bă, unde s-a dus, mă, fana nebună, a intrat prin car, mama, intră prin car, mă, bă, bă, nu, că și Darusel a învățat și pe fana nebună la magie din astea, înseamnă că, na, nu mai zic nimic, hai să vedem acum, bă, unde a plecat, mă, asta, na, ce să mai facă, deja a plecat, cred că a plecat de acasă, nu s-a, mă, bă, ce facem asta, bă, unde pleacă, mă, bă, ce facem, mă, dă mașina mea, ok, hai să plec și eu acum în oraș, bă, dar la modul cel mai serios, Alice, Darusel, sunteți pe acasă, cumva, că nu v-am văzut, mama, pe e perfect, mă, deci Alice, cred că a plecat acasă, cred că Alice nu mai stă cu noi în casă, pe e perfect, dacă nu mai stă Alice cu noi în casă, la modul cel mai serios, e perfect, dacă se întâmplă treaba aceasta, pentru că știți că nici eu, nici Darusel nu prea voiam să stea cu noi în casă, dar e perfect, e perfect, e perfect, dacă a plecat, nu știu, dar n-am mai venit pe aici, la modul cel mai serios, mie mi se pare foarte, foarte ciudat, pentru că Alice n-a mai trecut pe aici, pe acasă, nu ne-a zis absolut nimic, deci nu știu unde s-a dus sau dacă e pierdută, nu știu ce s-a întâmplat, sincer, dar hai să merg acum în oraș, să merg în oraș cu mașina, merg și eu în oraș cu mașina, vreau să mă duc și eu, că n-am mai fost de mult la mall, să vedem ce se mai întâmplă pe acolo, pe la mall, toate lucrurile astea de genul, ia uite-l pe Mr. Beast aici, de s-a certat, dar Darusel cu el, mă, ce facem, mă, ia că vine după mine, ia ce se întâmplă, stați puțin, compresc, mamă, stați că mi-a căzut aici, mamă, mi-a căzut pe aici prin mașină, mi-au căzut cheile pe aici pe jos, ok, gata, gata, le-am primit așa, hai să mergem acum în oraș, bă, dar unde fi, bă, Darusel, la mod cel mai serios, ok, hai să mergem pe aici frumos pe oraș, hai, să mergem. El întoarce, hai la diner, unde mergi? Ok, mamă, ce se întâmplă, mă, bă, dar radio-ul ăsta nu mai merge la modul cel mai serios, radio-ul ăsta s-a stricat, parcă e stricat, așa, nu știu ce hai se întâmplă. Hai, nu mă auzi, hai înapoi la diner să-l căutăm pe Darusel. Ok, deci mergem pe aici, bă, dar Darusel la modul cel mai serios, nu fi, mă, pe undeva pe aici, mă, Darusel pe la restaurantul ăsta nu e, n-are ce să caute Darusel, cred că la diner e. Bă, ce facem asta cu mărântul? Dați-mi toți banii, dați-mi toți
toți banii. Doamne, ce se întâmplă? Am dus motocicleta. Mă, ce faci? Mă, ok, bună ziua, bună ziua. Vreau și eu să-mi comand ceva de aici. Bună ziua, salut, salut, salut. Vreau să comand și eu ceva de aici. La modul cel mai... Nu, de fapt, stai puțin că nu. Ați văzut-o pe fata aceea? O ignor pentru 24 de ore și vreau, dar nu știu ce face. În fine, în fine, nu mă mai interesează. Bă, dar ce face asta? Unde pleacă? Că nici nu pot să mai fac. Bă, nu, că a furat mașina. Bă, ce pleacă, bă? Ok, stai puțin că mă duc înapoi ca să creadă așa ca și cum că n-am văzut eu, că n-am văzut mașina chiar aici. Mă pus eu aici la masă ca și cum că am comandat ceva. Poate vine și asta. Mamă, vine. Hai, că ți distrug mașina. Vorbește, auzi-mă. Nu știu ce se întâmplă. Dacă Darusel, bă, dar unde fi, mă, Darusel? Nu, că ai că plec acum repede. Mă duc în căutarea lui Darusel, că deja nu se mai poate. L-am văzut cel mai serios. Vreau să plec în căutarea lui Darusel. Mă, dar motocicleta asta ce caută aici în stradă? Mă, mamă, ce se întâmplă? Bă, dar nu înțeleg. La modul cel mai serios. Dar înainte de toate, haide să mergem și noi pe la mall să vedem. Pe dreapta, ce faci? Nu mă bagi în seamă, chiar așa? Ok, gata. Hai că am ajuns aici la mall foarte frumos să vedem dacă găsim niște geamuri pe aici ca să punem geamuri la casa lui Darusel, că Darusel nu știu dacă a plecat după geamuri sau nu, după ce a plecat Darusel. Hai să vedem, mă, deci pe aici aveți cu voi cumva geamuri pe aici? Mamă, nu mai e nimic, bă, aici. Bă, ce s-a întâmplat, mă? Dacă nu mă asculți. Nu, că asta zice că vrea să fure tot și nu mai e nimic aici. Au, eu stai puțin că mă aude, cred că mă aude, cred că m-auzit. Mamă, tot. Ok, hai să mergem pe aici. Bună ziua, bună ziua. Vreau și eu un, mamă, un carpet, o carpetă pe aici, un ăsta, mamă, uite pe Gigel, mă. Mă, ce facem? Mă, ce facem? Doamne, nu, ok. Tot. Ok, la modul cel mai serios, nu știu ce se întâmplă, unde fi Darusel, pe aici, ia ce pe aici, bă, să zic că n-am mai fost niciodată pe aici, să mergem pe aici, mamă, cred că aici... Bă, chiar nu mă bat în seamă deloc, okay. Chiar așa de simțitești. Ok, aici, mamă, e acoperișul, ia să mergem sus de tot pe acoperiș, aici, în partea asta care arăta super, super tare, la modul cel mai serios, mergem pe aici, mamă, cum arată totul de aici, de deasupra, se vede foarte, foarte genial, mamă, chiar aș vrea să fie Darusel aici cu mine, sau Alice, să fie și Darusel și Alice, să vadă și ei priveliștea asta, că ei chiar, chiar nu știu ce să pierdă aici, când vezi privilegi. Și asta arată prea genial. Dar unde fi, mă, și Darusel și Alice? Lângă tine, văd tot. Ok, la modul cel mai serios, nu știu ce se întâmplă, dar deja folosesc cuvântul ăsta, folosesc fraza asta la modul cel mai serios, chiar o folosesc la modul cel mai serios în continuu și deja nu-mi place. Dar haideți să mergem acum, vreau să plec de aici, să plec în căutarea lor. Bă, da, unde fi Alice, mă, da, Alice, nu știu unde locuiește la modul cel mai serios. Dar tu nu mă bagi în seamă, chiar așa faci? Ok, hai să mergem pe aici. Stai că mă duc și eu până la baie, pe aici, că n-am mai fost la baie, am nevoie la baie, că n-am mai fost de ceva timp. Hai să intru și eu pe aici, să sperăm că nu intră nimeni peste mine. Mă, ce... Ok, gata, am terminat. Bă, ce facem, mă, și asta vine, cream că doar Darusel intră peste mine la baie, dar și Alice vine. No. Ok. Haide să trimam. Ce mișto e fântâna asta aici. Arată super, super tare. Chiar ar fi mișto dacă ar fi și Darusel și Alice aici să vadă fântâna asta, că mie mi se pare foarte, foarte tare. Mă, ce facem asta? Nu țin că dau un ia ca și cum. Ok. Bam. Da, și să spunem acum, stai, a spus ceva asta? M-a stricat. Ah, nu pe mine. Ok, am înțeles. Mă, da, aici la restaurant am fost și eu vreodată. Antonio, ai văzut cumva pe un băiat și o fată, Darusel și Alice? Alice, ai văzut cumva vreodată pe aici? A, n-ai văzut pe nimeni aici? Ok, bă, ok, hai că plec acum, la modul ceva serios. Hai să vedem. Alice, abitez, bă, băiatule, t-ai găsit altă fană nebună în locul meu? Eu sunt Alice, ai uitat, băi? Ok, stai, stai, mă, ce se întâmplă, mă? Bă, asta au rămas aici, dacă le-a lăsat Darusel pe aici pe jos, ce le-a lăsat? Se parcă Darusel, mamă, nu vine să cred, au rămas astea aici, mamă, pe de-aia am crezut că nu mai e nimic. A, pe aici ce-o fi? Mai e ceva, niște televizoare, laptopuri, pardon, mai sunt niște laptopuri, niște PS4-uri, un calculator, niște boxe, ok. Mamă, deci Alice, mă, unde a plecat, mă, Alice? Stai puțin, că deja venea să mă venea râsul mai devreme pentru că Alice a zis cumva, mă, ce a zis, mă, că am zis eu Alice. Da, deci am zis eu Alice mai devreme și Alice. Mamă, deci Alice este foarte geloasă, a crezut că noi avem o fană nouă pe nume Alice, dar am greșit eu așa. Mă, uitați mașina lui Darusel, vă lăsați el aici, la modul cel mai serios să vedem. Bă, dar prea folosesc cuvântul ăsta, sincer. Ok, hai să mergem cu mașina, vreau să merg cu mașina în partea asta, vreau să merg cu mașina să-l găsesc eu pe Darusel, la modul cel mai... Mă, ce se întâmplă, bă, asta fura mașina de aici, nu-mi vine să cred așa ceva. Nu, că e, cred că e mai rău decât Darusel, sincer, adică parcă Darusel, din câte mi-aduc eu aminte, parcă Darusel n-a făcut așa de rău, dar nu știu, bă, da, acum ce fac, dacă plec, bă, da, bă, stai puțin, mașina, bă, mașina, unde, mă, unde mi-a dispărut, mă, mașina, era mașina de aici, nu, cred că îmi face Darusel o farsă, cred că a venit Darusel, mi-a face o farsă, nu știu ce se întâmplă, cred că trebuie să merg cu autobuzul, bună ziua, haideți că merg și eu cu autobuzul, haideți că l-am furat așa, mă duc cu autobuzul acasă, am furat și autobuzul, l-am duc înapoi, mă, ce fac, ce mai, mamă, stai că am uitat ceva aici, mi-a căzut ceva pe jos, stai să iau acum, stai puțin, ok, ia să vedem. Mi-a urcat. Bă, ce fac? Bă, cum s-a teleportat autobuzul ăsta? Ei, domnul autobuz. Nu, că a plecat. Doamne, nu mi-e să cred așa ceva. Bă, dar nu știu, eu parcă trăiesc în filme cu nebun, la modul cel mai serios. Eu cred că sunt în filme cu nebun. Bă, dar prea folosesc cuvântul ăsta, cuvintele astea la modul cel mai serios, prea le folosesc sincer. Dar nu știu ce se întâmplă. Mă, uitați că vine. Bă, dar unde a plecat, mă, cu autobuzul ăla? Nu știu unde l-a dus, dar n-am ce să mai fac, sincer, nu știu cum să mai trolez. Haideți că vine acum înapoi. Tu cu cine vorbești? La mine nu mă bagi în seamă deloc, ce ai pățit azi? Ok, bă, dar Darusel unde e, mă? Bă, dar am și eu nevoie de Darusel. Chiar mi-e dor de Darusel, nici mașină nu mai am, cred că mi-a furat Darusel mașina, îmi face troll, face mișto de mine, Darusel, dar
lasă că iau și eu asta, iau și o motocicletă asta de aici, plec și eu cu motocicleta frumos și să vedem așa. Ok, nu, stai că plec cu bicicleta, mai bine m-am răzgândit, nu mai plec cu motocicleta. Haideți că plec acum direct cu motocicleta, mă duc așa frumos pe drum. Merg așa, merg acasă cu motocicleta, cu bicicleta asta. Mă uitați să Alice că vine după mine, vreau să-mi dea asta și vreau să-mi dispară asta, să-mi facă magia aia. Mă uitați să cum aleargă după mine, nu vine să crea așa. Mă, dar ce se întâmplă, mă, pe aici, că parcă aud pe cineva, parcă aud pe cineva. Parcă auzi pe cineva acum, nu? Dar mai înainte n-auzeai pe nimeni. Bă, dar unde mi-a dispărut bicicleta, mă, bă, ce se întâmplă? Eu iar trăiesc în vise din alea, iar îmi face dar o să niște farse. Mă, au, stai că a apărut bicicleta aici, ok, ok, perfect, perfect, a apărut bicicleta, stai că am uitat. Bă, ce se întâmplă? Mă, nu, nu, ok, eu n-am cum să mai trolez, vedem. Bă, mie mi se pare că e mai rău decât dar o să la mod, cel mai serios e prea rău de tot, uitați-vă la ea cum vine. Ok, hai să merg pe aici, merg pe jos, că nu mai am ce să fac. Mă, dar ce... Pe mine să nu mai fie așa rău. Mă, dar ce se întâmplă, mă, pe aici cu drumul ăsta? Ăștia nu știu să facă un drum, uitați-vă ce găuri sunt aici în drum. Deja mă lovește ceva, parcă mă lovește, zici că mă lovește cineva pe mine. Nu știu ce se întâmplă, dar haide să merg acum repede acasă. Să-l găsesc și eu pe Darusel, să vedem, să poate a venit Darusel acasă. Poate e și Alice, poate au plecat amândoi, nu știu ce se întâmplă, dar hai că merg acum acasă. Ai grijă ce faci, că te calc, ai grijă. Ok, 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 hai să mergem pe aici. Mama, hai să mă ajut acasă, bă, dar nu știu unde a plecat Alice. Mama, dar stai puțin că e mașina aici, înseamnă că Darusel a plecat cu ea, mă. Cred că a plecat Darusel cu ea și probabil a venit acasă. Haideți să mergem acolo la Darusel și după mă duc și eu frumos așa să vedem unde e Alice. Mă, asta nu cred că a venit acasă, bă, că nu e aici, mă. Darusel, nu, nici Darusel a venit. Bă, ce se întâmplă? Unde o fi Darusel? Că-l caut atâta timp, bă, dar nu știu unde pleacă Darusel, de tot nu spune că pleacă și nu știu ce se întâmplă cu el. Dar haideți că mă duc acum sus, mă duc la mine sus, că am chef așa să mă joc pe calculator. Sincer, am chef să mă joc pe calculator. Până vine Alice, că dacă nu e Alice, nu mai e Darusel, n-am ce să fac. Adică dacă nu e Alice, nu mai pot să o mai ignor absolut deloc și să sperăm că vine totuși, că dacă nu o să fie foarte nașpa. Mama, să intru și aici în casă să mă pun și eu la calculator, că am chef să mă pun la videoclipurile. Haha, ia uite ce ușor. A, Rafaele, ia uite ce okay, stai acum. Puțin să mă pun și eu aici, să-mi las și eu hainele. Ok, mi-am lăsat hainele aici, mi-am pus și eu niște haine, că am cumpărat și eu niște haine. Foarte frumos. Acum să mă pun și eu la calculator, foarte frumos, să vedem ce mai găsesc și eu pe aici, ce idei să mai fac pe YouTube. Să vedem cum a prins și videoclipul trecut. Ok, ia asta, vreau să mă uit și eu la videoclipul acesta. Ok, perfect. Pe toate, să te văd cum ai postez tu acum că opresc calculatorul. Mă, ce se întâmplă, mă? Bă, cine mi-a umblat pe calculator aici? Mă, cred că mi-a băgat Darusel virus și toate astea. Mă, stai mă puțin, cum mi s-au șters videoclipurile? Mi s-au șters 3, mi s-au șters 30 de videoclipuri. Mă, ce sunt? Mă, ce să... Nu, că eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Mai multe ștergem toate. Mama, nu vine să cred așa ceva. Deci asta mi-a șters videoclipurile de pe YouTube. Nu se încheie așa, nu se încheie așa. Ok, bă, dar Darusel n-a venit acasă și Alice încă n-au venit, amândoi n-au venit. Nu știu ce se întâmplă, nu știu. Darusel e plecat, dar eu sunt chiar aici. Bă, ce se întâmplă? Nu spune că Darusel a spart și geamurile astea, dar aici că eu turbez, deci Darusel a spart și geamurile astea. Mă, ce a spart? Oare cine le sparge? Ia spunem tot. Darusel, gata, știu, iar te mă trolezi, Darusel, cu invizibilitate. Iar mă trolezi, Darusel, cu invizibilitate, știu că ești tu, Darusel, aici. Iar mi-ai spart tot geamul ăsta, Darusel, ești... Mă, Darusel, ce lași, mă, pe aici, lași guroi prin casă, dul bă la tombiro, bă, gata, mă, Darusel, nu mai face mișto la mă, ce mă, serios, pe bune, Darusel, adică mie mi se pare foarte dură din bază. Adică, dar răsele, chiar că... nu mă vezi? Ok, hai să las așa, să le bag astea la tomberon. Perfect, acum intrăm din nou în casă. Bă, dar răsele, pune-te rog eu, dar răsele astea înapoi, că nu e frumos, dar răsele, gata. Știu, dar răsele, că tu ești aici, mă trolezi cu invizibilitate, că ești un magicianul, dar răsele. Și da, sincer, la modul cel mai serios. Sunt magiciana Alice, tu chiar nu mă vezi? Ce ai? Nu ok, ți-ai luat pastilele? Acum haide să merg și eu mă duc la diner. Dar răsele, eu mă duc la diner, poate așa, poate așa dar răsele, te faci și tu, dar răsele, poate te faci tu vizibil aici, dar răsele, poate nu mai ești invizibil, dar răsele, dacă te auzi de diner de la mine, chiar acum vreau să mă duc la diner. Deci da, bine, dar răsele, nu mă bagi în seamă, ok, eu mă duc la diner, mănânc 10.000 de burgeri și pe tine nu te bag în seamă, ok, dar răsele, bă, ce se întâmplă, mă, cu Darusel ăsta, că e foarte, foarte rău, sincer. Hai să intru aici la diner să mă uit, mă, nu, la modul cel mai serios, bă, dar Darusel unde e, pe bune, la unde, dar răsele, uitați-vă, pe Alice, haideți că fug, ia, fiți atent, că Alice a intrat în auntul ăsta, să mă duc după ea. Mă, ce facem asta, mă? Nu, că a luat-o pe urmele lui Darusel, să fure burgeri, să fure toate astea. Mă, ce face? Mă, unde intru? Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Federico, am și o întrebare, Federico. Darusel, ai văzut pe Darusel că a mai venit Darusel astăzi pe aici, pe la diner, că nu l-a văzut pe Darusel, sincer, și nu știu unde ești. Sau fetița aia, Alice. Am zis să o lămur pe Federico, am sabia la gâtul lui. Pleacă, jefuiesc. Dacă okay, nu mă bagi în seama, asta fac. Ah, Federico, ce zici, Federico, că ai să-i faci o surpriză lui fetei aceleia lui Alice? Ai să-i faci o surpriză lui Alice? Ah, înțeles, ok. Păi când vine aici, o să-i spun eu. Când o întâlnesc, o să-i spun adică să vină aici. Sunt chiar aici, cum adică când vine? Ok, haide să mergem acum, merg repede după Alice, o caut și pe Alice și pe Darusel să vedem unde o fi la modul cel mai serios, că nu o găsesc, sincer, nu știu ce se întâmplă. Ha, să intru și eu aici, stai puțin să mă pun și eu aici, să vedem că e privilegiul ăsta frumos aici, să stau așa frumos, eu la umbra asta, cum ar veni la Marea Mării. Mă, uitați, mă, stați puțin, nu, ce se întâmplă aici, că deja nu e bine, nu e bine, eu văd că încă a rămas mașina asta, mă, deci
mașina asta rămâne muzeu aici, dar aruncat-o doar un set. Bă, da, mașina, mă, mașina mea, unde? Bă, unde e, mă, mașina mea? Bă, ce se întâmplă, mă, cu mașina mea? Unde e mașina? Cine ta primești dacă mă baci pe mine în seamă, dacă nu, nu mai vezi. Bă, ce dai, bă, în mine? Dai în fete, chiar așa nesimțit ești? Mă, dar ce e așa pe margine aici, sincer, adică, mamă, ce e acolo în ăsta în apă, mamă, cât de tare se vede, așa foarte, foarte frumos, la modul cel mai serios, e foarte, foarte tare. Și să vedem așa aici, ok, mamă, da. Ajutor, bă, Nec, ajutor, bă, Nec, okay. Ajutor. Ok, haide să mergem pe aici, foarte frumos. Bă, ceva, am aruncat în apă și acum ce că se neacă, să face nu știu ce, dar nu, că eu tot o ignor, pe bune, adică nu știu ce are, sincer, dar eu ignor, pentru că nu știu ce facem asta acolo. Ia, uitați-vă la ea, așa cum merge pe aici. Ajutor. Mă, asta chiar să neacă, mă, nu, asta cred că face mișto, nu știu ce se întâmplă, dar eu nu vreau să o bag în seamă, dar nu. Mă, ce se întâmplă, mă, ce se Alice, ce cauți în apă? Alice, ce cauți în apă aici? Alice, de unde? Alice, urcă sus. Mă, Alice, gata, ești bine, bă, Alice, bă, ce facem aici în apă, bă? Alice, ești bine? Spune dacă ești bine, te rog. Cum adică, bă, tu toată ziua m-ai ignorat și acum când m-am prefăcut și o cămănec dintr-o dată m-ai văzut, nu? Mă, tu te-ai prefăcut aici cât te neci? Nu, ți se pare, dar vrei să zic ceva? E rândul tău să te neci. Ce fai, mă, du-te, mă, dar ce, mă, stai puțin, ce ai zis că eu n-am înțeles, ai zis că ce, că te-am ignorat, ce te-am ignorat, unde te-am ignorat eu? Cum adică, mă, că nu ai ignorat, că m-ai ignorat toată ziua, am fost cu tine peste tot și tu nu m-ai băgat în seamă. Unde ai fost, mă, cu mine peste tot, că nu te-am văzut toată ziua, nu te-am mai văzut de ieri, dar iar tu unde ai fost până acum, că nu te-am mai văzut de ieri, cum adică te-am ignorat toată ziua, normal că te-am ignorat, pentru că nu te-am văzut, n-ai fost în preajma noastră, pentru că tu nu, nici nu ne-ai spus, nici mie, nici Darusel, nu știu unde, bă, dar știi unde Darusel? Eu nu știu unde e Darusel, până nu recunoști că tu m-ai ignorat. Păi, Sam, tu știi unde e Darusel sau nu? Păi, eu știu, dar nu zic până nu recunoști. Păi ce să recunosc dacă nu te-am văzut, cum adică să recunosc că eu nu te-am văzut absolut nicăieri, nu știu ce să recunosc, mă, unde pleci, Alice, mă bagi în seamă, vrei să mă bagi în seamă sau ce faci tu, ce faci aici, ia spune și mie că te bag acum, na, pă, du-te acolo, pa, așa, înneacă-te acum să vedem ce, cum îți mai revii tu, Alice, că nu știu, pe bune, dar, Alice, bă, tu-ți bagi joc de mine? Ha, nu știu ce se întâmplă aici cu Alice, bă, Alice, stai, mă, că mă neg, mă, ce faci, mă, Alice, bă, tu-ți bagi joc de mine, ce mai aruncat, ia spune și mie, ce mai aruncat în apă, ia spune și mie. Păi, așa meriți, dacă asta faci tu la o fată. Da, ceva, că te-am ignorat, unde te-am ignorat, nici nu te-am văzut toată ziua și tu zici că te-am ignorat. Eu nu te-am mai văzut de ieri și tu îmi zici că te-am ignorat. Cum te-am ignorat eu dacă tu n-ai fost acasă? Unde ai fost ieri? Spune, unde ai fost până acum? Cum adică unde am fost până acum? Am fost exact lângă tine mereu, dar hai, lasă și ieri, că nu mă și ieri unde ai fost? Ia spune, ieri unde ai fost? Tot lângă mine? Ieri am fost plecat în Spania, la Căpșeni. Ah, da, te-ai dus în Spania, la Căpșeni. Tu la 7 ani, am înțeles, ok. Mă, Alice, fii atentă, stai puțin, tu zici că te-am ignorat, ok? Da, chiar asta am făcut-o pentru că te-am prencuit, pentru că i-am făcut și lui Darusel asta în trecut. Și, mă, ce fai, mă, de ce dai, mă, mine, nu mai da, mă? Uite, asta merită cei care o ignoră pe Alice, fauna supremă. Nimeni nu o să îmi stea în cale niciodată, orice ar fi. În sfârșit mi-a venit și mie comanda asta de cartofi și ce ar intra mai bine decât să mă uit pe YouTube la un videoclip aici. Foarte frumos, ia să caut și eu un videoclip așa când mănânc, mă, ce facem? Mă, Alice, ce-i caut? Mă, ce caut? Bă, Rafaele, dă-și mie niște cartofi, te rog eu frumos, hai. Mă, adică să-ți dau cartofi, mă, de ce să-ți dau cartofi? Mă, ce fai, mă, de ce mi-ești parma geamul pe aici, mă? Ce... Nu contează geamul ăla, tu a zis clubul meu, că așa vreau și eu. Cum adică, cum adică? Păi a zis clubul meu 24 de ore, bă, Rafaele, tu nu știai cum adică? Cum adică să fiu sclavul tău 24 de ore? De ce să fiu sclavul tău 24 de ore? Ce ți-a venit? Ce te-a mințit, mă, pe tine, mă, Alice, după ce că îți dăm voie aici să intri cu noi în casă, să stai cu noi în casă, că nu mai unde să stai, mai faci și fițe, adică ce, cum adică sunt eu sclavul tău? Ești sclavul meu pentru că m-ai ignorat atunci și m-am supărat și ca să-mi treacă vreau să fii sclavul meu. A, și că ce, cum, adică să fiu sclavul tău, ca să ce să faci, să vii aici să mănânci mie cartofii, să-mi spargi mie geamul și ce fac acum cu geamul ăsta aici, dacă, cum adică să vii, mă, eu nu te înțeleg pe tine, ce vrei tu să înțelegi, ce vrei tu să faci astăzi? Rafaele, bă, dacă tot e sclavul meu și vrei geamul reparat, ia, hai și repară-l. Mă, stai puțin, pe am zis eu cumva că sunt scrum, acum adică, mă, stai mă puțin, de ce vrei să fiu, cum adică, ce înseamnă asta, ce ți-a venit, că nu te înțeleg, deja nici nu mai știu ce să mai vorbesc, deja mai derutat de tot. Păi, bă, Rafaele, bă, eu am văzut pe YouTube că a făcut mai multă lume asta cu sclavul și vreau să fii și tu sclavul meu. Mă, cum adică, mă, ce a făcut, mă, tu te uiți la prostii, păi, tu te uiți la prostii și după vrei să le faci și tu, mă știi că alea nu se facă, să zice și clar, nu încercați de astea acasă, tu acum ce vrei să faci, vrei să faci cu mine, ce vrei să faci? Nu, mă, doar apele, nu, că nu-s prostii, sunt chestii amuzante și așa vreau să ne distrăm și noi. Ah, da, că foarte amuzant că eu să fiu sclavul tău, să-ți bagi joc de mine, foarte amuzant, pentru tine e amuzant, dar pentru mine crezi că e amuzant? Păi să fie, bă, amuzant, că nu te până acum să omori. Ah, așa, am înțeles, ok, dar poți să vorbești și tu mai tare, adică vrei să fiu sclavul tău, dar tu, cum adică, ți-e frică să vorbești cu mine,
vorbești, tu vrei să fii un sclav, tocum, adică se frică să vorbești cu mine, pst, doamne. Rafaele, tu vrei să urli la tine chiar așa, halul ăsta? Nu mai urla așa, că deja îmi strici auzul și nu prea te aud bine, sincer, dar fii atentă. Astăzi, dacă tu vrei să faci treaba asta, cum, adică ce putem să facem? Adică explică și mie, în ce constă challenge-ul ăsta? Păi, în primul rând, acum o să-mi dai porția ta de cartofi și te duci să repar geamul. Mă, cum, adică să zau, mă, mi-am luat și o mâncare, n-am mâncat nimic, stai, mă, să mănânc și eu puțin, să mănânc și eu, nu-mi dai și mie mâncare? Nu mănânci, îmi dai mie direct, hai. Aolo, bine, hai, ia că mă duc la frigider și mi-au eu ceva, bă, îmi lasă-mi și eu ceva proaspăt și acum trebuie să mă duc repede, să-mi iau și eu de la frigider, să mănânc eu de aici, ce mai avem, mă, ce vrei? Te duci și repar geamul, nu, așa ți-am spus, hai, păi, de unde vrei să iau acum eu geam, de unde vrei să repar eu geamul, am eu geam pe aici, dacă e vina mea că l-ai spart, tu ce vrei să fac eu acum, tu trebuie să-mi cumperi geam, cum adică, tu ești sclavul meu, asta nu e problema mea, tu trebuie să repari. Bine, am înțeles, hai că mă duc acum la magazin, că tocmai am cumpărat geam, pentru că Darius l-a spart și el geamul ăla, nu știu dacă l-a reparat, dar stai puțin, stai să văd dacă l-a reparat Darius, el nu l-a reparat, Darius nici n-a mai venit pe acasă, nu știu unde a trecut Darius, deci n-a venit pe acasă deloc, sincer, nu știu, cred că s-a mutat Darius, nu știu, habar n-am ce s-a întâmplat cu el, dar hai că mă duc eu acum la magazin, mă, dar ce cauți așa după mine, mănânci, ai mâncat tot, gata? Mai am, cum, dacă crezi că mănânc așa? Ok, hai, stai aici, că revin eu cu geamul. Mamă, unde mai pus, mă, geamul ăla, să mă uit pe aici, nu e pe aici, mă, unde era, mă, ăla? Uite-se aici, mamă, deci am două, dar să-și am și unul de ăsta, pe unul parcă avea nevoie, dar eu, mă, ce faci, mă, Alice, mă, ce cauți, mă, Alice, bă, Alice, ce te uiți așa la geam, ce mă spionezi după mine, că ai zis că, mă, că să fiu sclavul tău, nu să mă spionezi. Păi, cum adică, bă, Rafaele, tu ești sclavul meu și acum mă mai și la întrebări, ia, hai, bine, scuze, stai că repar, fii atentă, prima oară stai să repar la Darusel, stai să repar aici la Darusel, pentru că Darusel, știi că a spart, adică nu știu dacă știi, dar în fine, gata, l-a reparat și acum hai să mergem acolo, că na, îmi faci tu acolo, dar tot eu trebuie să repar, nu știu, dar fii atentă, dacă mai faci așa ceva, nu, că ai încurcat-o cu mine, la modul cel mai serios, Alice, nu e bine, mamă, deci fix două aveam nevoie și fix atât a fost, gata, mă, e perfect, am reparat, acum ce vrei să facem? Păi, fii atent, în primul rând, hai să mergem până jos și zic eu, apoi ce facem? Mă, unde vrem să mergem? Ok, du-te înainte, stai puțin, că am ceva de luat, ok, stai puțin, mă, ce se întâmplă, mă, aici, deci Alice vrea să fiu sclavul ei pentru 24 de ore și ce, mamă, deci momentan, hai să zicem că a fost cât ok, dar după ce oare ce o să se întâmple, de acum încolo, chiar nu vreau să mă gândesc sincer, dar haideți că mă duc acum repede, că cine știe cum așteaptă asta și face crize acum și mă pune numai la chestii foarte nașpa și chiar n-aș vrea să se întâmple ceva, mult mai rău de atât, chiar aș vrea să fie foarte frumos, gata. Rafaele, stau atâta după tine când ți-am zis nu, gata, scuze, ce vrei să facem noi acum, spune și mie, de ce m-ai chemat afară, ce facem aici afară? Bă, Rafaele, în primul rând eu vreau să mă las să conduc mașina ta. Așa, stai puțin, vrei să conduci mașina? Păi, ai tu permis cumva, știi tu să conduci mașina? Eu știu să conduc și, da, 100% am permis. Da, chiar te și cred, toată lumea te crede, dar stai puțin. Ok, îți dau acum, hai că îți dau, că na, ai zis că așa, pune-te, bă, ia, conduci și ce mai vrei să mai faci tu după? Ok, gata, hai să, dar fii atent, ai grijă, așa, mă, ce, bă, stai, mă, puțin, bă, ai răbdare, mă, mai încet, că intri în toate astea, ai grijă, ce vrei să facem acum, ia, conduce asta și ce, mamă, nu știi să mai mergi cu mașina, ai zis că ai permis, ai zis că știi să conduci, de unde știi? În fine, acum, prima dată, vreau să mă duci la un magazin și să-mi cumperi o chestie de-asta de machiaje cu multe lumini, să fiu cea mai frumoasă. Mă, la ce să te duc, mă, păi cum să te duc eu dacă tu conduci, cum adică să te duc eu? Atunci te duc eu. Bine, așa, mă duci tu și ce vrei să fac, ia, ce faci, mă, ce căutăm la magazinul din satul de aici, ce căutăm aici, ce vrei să facem aici? Tu trebuie să scoți portofelul și eu trebuie să-mi scot buzunarul, hai, uite, ia și plătește. Da, să scot portofelul, da, nu cred că am niciun bal la mine, dar în fine, ce vrei să-ți cumpăr, zi și mie, ce vrei să-ți cumpăr, de ce m-ai chemat aici? Uite, exact asta o vreau, e cea mai frumoasă. Mă, ce e asta? E o masă cu lumini și machiaje pentru mine. Și ce faci tu cu masa asta cu lumini și cu machiaje? Mă machiez. Tu la 2 și, da, mă, nu stai puțin, tu câți ani ai? Vârsta e doar un număr. Și tu te machiezi, da, ai 2 ani, ai 3 ani, ai 5 ani, nu știu câți ani ai și tu te machiezi, ok, și acum, mă, stai puțin, eu n-am niciun bal la mine, trebuie să mergem acasă să luăm banii, că n-am cum să cumpăr, ce vrei să facem noi acum? Se pune că n-ai bani, tu glumești? Nu glumesc, n-am niciun bal la mine, poți să mă controlezi dacă vrei. Mă, ce faci, mă, bă, ai luat și tabloul de aici, stai să-l pun la loc, doamne, Alice, mă, unde pleci, mă, scuzați-ne, s-a produs, da, am dat comandă de acel lucru și a trebuit să luăm de aici, că așa ni s-a spus. La revedere. Mă, Alice, stai puțin, bă, Alice, că a trebuit să fac, bă, Alice, tu ai furat cumva ăsta acum și tu, mă, tu chiar l-ai furat? Nu l-am furat, cum, eu să fur? Mă, pui pe mine la volan, nici nu mai știi să mai cum. Rafaele, tu mă vezi pe mine hoață, pe bune acum? Alice, dacă tu furi, tu trebuie să pui ăla, doamne, Alice, tu ai pus ăsta acum, Alice, stai puțin, ești puțin afară, tu ți-ai pus ăla pe cap fix când ai ieșit din magazin, gen, după ce ai făcut furtul? Păi da, așa se face, nu? Nu, să faci și a trebuit să-l ții în continuu, în permanență, când te furi acolo, că te vede pe cameră, dar fii atent, că te-am scos eu, pentru că, na, eu sunt sclavul tău, cum ai zis, pentru 24 de ore și trebuie să am grijă de tine, fii atent de ce s-a întâmplat.
Eu i-am spus că am dat comandă și a trebuit să luăm de acolo. Da, bă, Rafaele, băi, eu am auzit, Rafaele, că eu nu surdă, Tatiana, bine, hai. bine, și acum ce vrei să faci? Mai că merg pe jos, că suntem aici acasă, gata, bine, sper să nu mai vrei tu să mai mergi altundeva. Acum ce vrei să facem? Stai puțin. Mergem și mi-asamblăm masa acum, adică. Așa, asamblează-mi masa, așa, pune tu, nu mă mai pui pe mine, mamă, stau și așa perfect aici, mă pun pe canapea frumos, mă uit și eu la televizor aici, la YouTuber ăsta, nu știu, stai că nu mă uit la vreme, la ce mă uit, mă, ce fac, mă, ți, mă, bă, hai să mergem. A, nu m-ai pus pe mine, nu? Perfect, credeam că mă pui pe mine să o asamblez aici, credeam că mă pui pe mine. Pot să mă descurc și singur, acum hai după mine, okay, că mai am foarte bine, hai că e bine momentan, mamă, deci momentan e cât ok, pot să zic că e acceptabil, cred că cu darăsilerea mai rău, dar sper să nu se întâmple niciodată cu darăsile asta, dar depinde și de voi, așa că fii atent, Alice, ce vrei să facem noi acum? Păi, o să te duc la mall, adică... Și ce facem rău. La... Ce facem la mall, Alice? Mă, Alice, tu vrei să-ți cumperi haine? Ce vrei? Nu, ce, mă, ce vrei să facem la mall? O să vezi, Rafaele, bă, ce vreau eu să facem la mall, că am destul de multe lucruri care le vreau de acolo. Așa, ce vrei tu să cumperi de acolo? Mă, cum adică, mă, vrei să-ți cumperi lucruri de la mall? Vrei să-ți cumpăr eu lucruri de la mall? Păi, dar doar nu scot eu din buzunarul meu, că eu sunt o lady, adică... Mă, stai puțin, pe, bă, stai, repede, înapoi acasă, că iar am uitat banii, nu i-am luat, bă, dă-i înapoi acasă, atunci nu-ți cumpăr nimic, cumpărăți tu singură. Îmi pare rău să jefuiești pe cineva, nu știu cum faci, nu mă interesează. Aolea, cum adică să fac asta? Păi și cum vrei să fac dacă eu n-am mască, cum vrei să fac eu asta? Mă, tu-ți bagi, uite, mine, vrei să mă bagi la pușcărie? Uite, pe ăsta, hai, acum, pe el, dă-i. Mă, ce, jefuiește-l. Mă, cum, pune-i banii. Mă, pleacă-mă de aici, du-te-mă de aici, mă, cum să fac așa ceva, ai nebunit? Ești sclavul meu, acum ai fur banii. Și n-am mască, cum vrei să-i fur banii așa? Ai mască, uite mască, hai. Aolea, mamă, la ce m-a pus să fac, mamă, credeam, am zis că scap, dar deja nu e foarte bine, nu e bine deloc, absolut, la modul cel mai serios. Dați-mi toți banii acum. Mă, Alice, nici nu mă bag în seamă. Mă, Alice, mă, la ce mă pui, mă, să fac, mă, că lumea și-a dat și seama, crezi că stă cineva de prostiile astea? Rafaele, dacă tu nu scoți acum bani de pe omul ăsta, eu îți fur mașina. Bine, scuze. Nu. Hai, mă, că mă duc acum, Alice, mă, domnule, dăm toți banii. Am zis la modul cel mai serios, dăm toți banii. Nu glumesc. Mă, ce mergem așa? Mă, Alice, mă, ce se întâmplă mai aici? Tu-ți bagi joc de mine, ce mă pui să fac? Tu nu vezi că nici nu mă bag în seamă? Rafaele, bă, tu chiar ești chiar, ți arunca banii aici și omul acum fugi de tine. Mamă, Alice, chiar am mers, la modul cel mai serios. Hai să mergem, să nu ne vadă. Hai să mergem, să iau repede mașina. Mă, așteaptă-mă și pe mine, gata, hai să pun asta jos, gata. În sfârșit, mă, Alice, gata, mă, că mă pui să fac numai chestii rele, mă, ce vrei să facem noi acum? Mă, unde intri, mă, cu mașina? Bă, nu intra cu mașina, mor, bă, ce? Doamne, nu, că am nebunit, mă, Alice, tu-ți bași de mine, mă, am înțeles, sunt sclavul tău, ok, dar nu să intri cu mașina să-mi o prăpădești, te-am pus să faci asta? Păi, bă, Rafaele, bă, tu ești sclavul meu, nu invers, așa că... Am înțeles, ok, am înțeles, și acum ce vrei să facem? Am intrat aici la mall, foarte frumos, wow, ce vrei să facem noi acum la mall? Ia uite, avem aici, avem laptopuri, avem de toate, ai urcăm aici în sus, ce avem pe aici? Ia să vedem ce avem aici. Mă, câți ursuleți au pus ăștia pe aici, mă, la televizoare? Băi, eu știam că sunt doar ursuleți pe aici. Ce vrei să facem, Alice? Rafael, deci știi că eu sunt nebunită după ursuleți, da? Hai, ia și cumpărăm. Mă, stai puțin, tu vrei să-ți cumpăr ursuleți acum? Da, acum vreau, la modul cel mai serios. Ia să vedem, la modul cel mai serios, chiar îmi folosești și vorba, am înțeles, deci chiar ești fană înrăită, chiar ești fană nebună, am înțeles? Ok, și care, mamă, ce mișto arată și ăsta? Pe care le vrei, pe care vrei? Ce vrei? Mă, mai pus să-ți cumpăr și acum dai mine? Rafaele, tu mă crezi să rântoacă, vreau de-astea mari. Mă, cum, adică, mă, stai, mă, că nici nu i-am văzut pe ăștia pe aici. Mă, cum, mă, cum să-ți seamănă, bă, nu seamănă nimic așa ceva, nu-ți seamănă așa ceva. Mamă, ce și aici în partea asta? Nu trebuia să vii și în partea asta. Păi, vreau pe toți, gata, hai, acum ai cumpăr pe toți. Cum, pe toți, bă, de unde să am eu bandă tu și după nu mai vrei să mai cumpăr nimic? Rafael, tu tocmai ai jefuit un om care a luat pensia. Pensia e mult, hai, ia și cumpără-i, acum. Bine, hai că-i cumpăr acum, mai cumpăr acum. Dumneavoastră sunteți de aici, deci fiți atentă. Vreau să cumpăr și eu toți ursuleții ăștia, dar ce faci, Alice? Păi i-am luat în avans, acum tu du-te și plătește. Da, haideți că vă plătesc toți ursuleții. De-a luat de aici, 1, 2, 3, 4, 5, cam atâția erau, 3, parcă 4, 5, da, cam ăștia erau. Stai să vi dau pe ăsta așa, perfect, stai să vi dau înapoi așa, perfect. Vă mulțumesc, mă, Alice, hai să mergem, la revedere. Hai, Rafael, ce vrei? Așteaptă, o să fac o schemă. Nu, bă, Alice, gata, nu, că îi plătești pe ăștia. Poftiți, gata. Ce? Eu sunt sclav. Am înțeles. Deci ești sclavul meu, Alice, e perfect. Am înțeles, la mulțumesc, gata, acum plecăm de aici, perfect, acum, Alice, atentă. Dacă tu ești sclava mea, acum trebuie să-ți cumpăr. Dacă tu nu mă asculti, ești sclava mea, pentru că așa ai zis, trebuie să te pun acum să-mi cumpăr și mie să-mi cumpăr o nouă mașină. Nu sunt sclava ta, tu ești sclavul meu. Gata, mă, nu mai dai mine, că dacă dai
așa mine, eu nu o să mai fiu pentru că nu o să mai exist. De ce dai mine? Păi, cum adică? Dacă mă enervezi atât, aveți că îți mai dau o palmă. Hai, bine, bine, stai puțin, stai puțin. Alex, fii atent, ai cam și o nevoie până la baie, până faci tu toate astea. Tu până te mai gândești ce să faci, ce vrei. Păi, dar cum adică? Tu pleci așa fără să-ți acordi o permisiune? Nu pleci de ce permisiune? Stai, mă, cam și o nevoie la baie, am și o nevoie la baie, mă, ce cauți, mă, peste mine? Cum să fac pe mine? Cum să fac pe mine? Interesează, tu trebuie să-mi pui râsulețe ăștia în casă, hai mai rapid. Aolo, băi, eu nici... Stai, că mă duc acum repede, cât timp nu vede, hai să mă pun aici, hai să mă duc râsulețe. Ce bine. Mă, ce cauți? Mă, lasă-mă, du-te-mă de aici, măcar am apucat să fac, mă, dar nu mai închide astea, mă, ce vrei să facem acum? Alex, ok, ți-am cumpărat râsulețe, ți-am cumpărat toate, nu mă lași pe mine să-mi fac nevoile, bă, unde te duci, mă? Nu, că asta e nebună, la modul cel mai serios, chiar e nebună, nu știu, stau cu nebunii în casă, chiar vreau să scap de ea, dar nu știu ce se întâmplă. Vreau, bă, chiar am nevoie de Darius să vină, că nu mai suport, Alex, nu mai suport. Mă, ce vrei, Alex? Ce mai vrei să facem acum? Ce? Ai zis că nu mă suport, hai mai rapid. Nu, n-am zis nimic, unde vrei să mergem acum? Ce vrei să-ți mai cumpăr? Ce, mă, nu-ți mai cumpăr nimic, adică, unde vrei să mai mergem acum? Hai să mai cumperi, bine, hai să mai îmi cumpere atunci, dacă tot ai oferit. Ce să-ți mai cumpăr, nu-ți mai cumpăr nimic, ai plecat, gata, ai plecat, ce se întâmplă? Ce cauți aici, Alex? Nu, hai să plecăm, vino, Alex, urcă, hai să te dau să-ți arăt, vino să-ți arăt un loc frumos, urcă mașină, ce vrei? După mine, hai. Haolo, bine, hai că vin, ce vrei să facem aici? Bună ziua, ce vrei? Ce frumoasă e mașina asta. Da, e chiar frumoasă, dar mașina asta e doar de expoziție, nu e de cumpărat, așa că putem să plecăm de aici, e foarte liniștit să mergem acum. Da, e doar de expoziție. Ba da. Domnul, mașina e de vânzare, pot să iau? Bine. Bă, cu cine vorbești, mă, cu omul ăsta de aici? Cu omul ăsta de aici trebuie să vorbești. Auziți, mașina asta e de expoziție. Nu, da, ai auzit că e de expoziție, nu e de vânzare. Sau e de expoziție. Rafaele, crezi că am 2 ani, ia și plătește la om că o să creadă că furăm. Aolo, bine, poftiți, cumpărăm și noi mașina asta, poftiți toți banii ăștia de aici, hai să mergem, în sfârșit, măcar nu poți să mergi cu mașina mea. Nu, alo, păi, dar cum adică, tu crezi că te las așa, tu mergi cu asta, adică țiglele de pe așa, merg cu bugiseria asta. Păi cum, mă, stai puțin, tu nu vezi că nici nu poți să ieși cu mașina, bă, Alice, tu nu vezi că e de expoziție, să vezi că e de expoziție, lasă-o aici, Rafaele, dă-te jos că îți arăt eu cum se face, că tu nu știi de asta. Ce fai, Alice, bă, doamne, du-te, bă, și asta e altă culoare, Alice, mă, tu de unde ai mai furat, de unde ai scos-o și pe asta? Nu, s-o mai negrit puțin. Ah, s-a negrit, că ai pus tu mâna pe ea, în fine, și stai puțin, păi tu cumperi mașină și tu nu mergi cu ea, ce se întâmplă, ce înseamnă asta, așteaptă-mă. Păi, dar îmi place mai mult mașina ta totuși, dar pentru că era singura și am vrut să-ți cheltui banii, ce să fac? Am înțeles, ok, acum mergem acasă foarte frumos, mamă, deci deja nu, e bine, măcar că ăștia nu sunt banii mei, dar deja m-am pus numai la chestii foarte, foarte nașpa și chiar nu vreau să se mai întâmple așa ceva până acum. Mă, Alice, ți-a mai spus cineva că ești mai groaznică decât Darusel? Nu. În sfârșit am ajuns și noi acasă, Alice, sper că e ultima chestie, gata, ne instalăm și noi foarte frumos, mă, ce faci, mai Alice, hai să mergem în casă, pune-te aici la tine, eu mă duc sus, atât. Alo, Rafael, ce crezi că faci? Uite, ia ursuleții și tu mi-i pui acolo. Mă, ce, cum adică să-ți pun, mă, ursuleții, mă, ok, mă, a, bine, hai că ți-i pun, mă, dar stai puțin, cât ai, ok, hai, gata, și unde vrei să-ți pun, crezi că au loc toți ăștia, n-au loc toți ăștia doar aici, trebuie să-i pun și prin hol, pe unde vrei să-i pun? Bine, deci vreau așa, 2 ursuleți mici aici. Ok, pun pe ăsta, îl pun și pe ăsta aici, perfect. Așa, vreau aici unul mare în spatele meu. Cum, mă, fix aici, păi și noi unde mai mergem, mă, pe unde mai intrăm, mă, doamne, Alice, mă, mamă, cred că turbează, Darusel, așa, și următorul unde vrei să-l mai pun? Următorul vreau să-l chinui pe Darusel, așa că-l punem aici. Mă, cum să-i pun, mă, lui Darusel aici? Ok, mamă, bă, tu ai cum, bă, ai luat același ăsta, mă, iar ai schimbat astea, doamne, mă, mă, câte magii te mai învață și Darusel pe tine, pe mine, de ce nu mă învață magiile astea? Nu contează, aici mai pui unul de ăsta mic. Cum să pun, mă, bai, unul mic, mic, ok, gata, perfect, ai l-am pus și pe ăsta și gata, că atât, mai, încă, mă, ce? Cum adică, și în camera la tine trebuie, mă, cum să pun, mă, mie, mă, bă, păi, dar nu-i al meu, bine, mi-ai cumpărat mie, ok, mi-ai cumpărat mie, gata, mamă, dar, doamne, unde mai am eu loc să merg eu pe aici prin casă, așa, și următorul unde, mai pun unul pe aici, hai că-l pun fix aici, perfect, și mai am unul. Arată frumos, așa, și următorul îl punem în baie, mă, uite, doamne, iar în baie, și unde are loc, aici, ia, stai să-l pun, ok, gata, perfect, așa, și eu cu, doamne, Alex, mă, ce faci, mă, aici, că, bă, Alex, ai umplut toată casa de ursuleți, chiar nu ți s-a luat? Nu mi s-a luat, acum, stai, că mai am ceva, vreau să-mi faci mâncare. Cum adică să-ți fac eu mâncare, mă vezi pe mine făcând mâncare? Bine, atunci du-te și cumpără, hai, rapid. Bine, hai că mă duc la ce vrei, dar ce vrei, de unde să-ți cumpăr, de la restaurant, de la ce vrei să-ți cumpăr? Păi, bă, Rafaele, eu aș vrea așa, 2 burgeri, o porție de cartofi și un suc. Ok, hai că mă duc acum, dar sper că e ultimul lucru pe ziua de azi, nu? Nu știu, vedem. Bine, aolo, mamă, deci trebuie să mă duc să cumpăr toate astea, trebuie să cumpăr 2 burgeri, mamă, ce-am zis, mă, 2 burgeri, un cartof, ok, haideți că mă duc cu mașina asta, nu, mă duc să văd cum mai merge asta, că n-am mai mers cu o mașină de asta.
asta veche, de pe vremea când stăteam cu Daruse la bunic însă, dar haideți să mergem acum, mamă, dar greu mergem la mașina asta, chiar se vede că e mașină, n-aș pară de tot. Așa, perfect, am ajuns aici la magazin, mamă, deci m-am pus Alice la multe chestii, dar cred că, bă, într-un fel e ok, nu mă plâng, cred că cu Daruse a fost mai rău, dar sper să nu se mai întâmple cu Daruse așa ceva, pentru că cu Daruse a fost atunci când ne-am spus, da, sper să nu se întâmple chestia, dacă ar fi o mare chestie foarte nașpa. Ok, acum hai să mergem să comandăm Federico, fiate, vreau și eu două porții de nu, doi burger, o porție de cartofi și un suc, ok, ok, în 5 minute, în 10, 15 minute, mamă, ok, haideți că aștept aici, haideți că mă pun și eu aici frumos și aștept aici toată mâncarea și mă duc direct la Alice să-i duc mâncarea și sper să nu mai bei absolut nimic, că deja mi s-a luat, sincer să fiu sclavul ei pentru 24 de ore, chiar e foarte nașpa. Haideți că am ajuns și eu acasă foarte frumos, mamă, deja s-a făcut și întuneric afară, nu e bine, dar de fapt e bine pentru că se termină cele 24 de ore și eu o să scap și sper să nu se mai întâmple așa ceva niciodată. Ei bine, haideți să mergem acum repede în casă să ducem astea să vedem unde e Alice. Mă, ce fac Alice aici? Mă, te uiți așa în oglindă, ce faci aici? Rafaele, bă, mă macheam, dar nu asta contează. Ai adus ce ți-am cerut? Da, ți-am adus, uite, cartofi, sucul și doi burgeri. Așa cum e cerut, foarte frumos. Acum mă duc frumos la mine în cameră. Mănânc aici, poftă bună și vă sperăm că a fost ultima chestie. Papa, hai că mă duc eu, mamă. Deci acum sper că a fost ultima chestie. Mă duc repede în casă, vreau să mă duc să mă pun și aici la calculator să văd și eu ce mai e pe calculator, că n-am putut. Mă, ce vrei? Ce mai vrei? Gata, nu s-a terminat challenge-ul. Ce mai vrei? Păi, bă, Rafaele, bă, fii atent. Eu vreau mai întâi să te dai jos. Așa, mă dau jos și ce se întâmplă acum? M-am dat jos, ok, gata. Te dai jos. Bun, în primul rând, o să mă lași toată noaptea să stau pe calculatorul tău. Bă, să puțin, de ce să te las? Nu te mai las, gata, a trecut ăla, nu mai sunt sclavul tău, gata, a trecut. Nu, 24 de ore. Eu ți-am zis la amiază. Acum bei seara. Bine, hai, stai și gata. Hai că mă pun să dorm. Ce vrei? Ce mai vrei? În primul rând, o să șterg cel mai popular videoclip. Nu faci așa ceva. Poți să spui și mie unde mergem aici, adică la ce concurs? Am înțeles că mergi la un concurs de construit, de la ce concurs mă duci tu? A, ok, e o arenă nouă, urcăm aici foarte frumos, dar la ce? Spune și mie, la modul cel mai serios, chiar sunt curios. Bă, Rafaele, bă, fii atent, eu am văzut acum foarte mult timp la voi pe canal că ai făcut tu cu Daruseel castel de nu versus pro și știi, pentru că eu sunt o regină, am nevoie de un castel și vreau să Da, Alisa, ești o regină și ai nevoie de castel. Și acum ce faci? Vrei să-mi spui tu mie că vrei să-ți fac eu ție un castel, acum am pus să-ți construiesc ție un castel și tu să stai așa, să te uiți, nu? Nu, o să facem amândoi, numai că n-ai cum să zici nu, pentru că ultima dată m-ai ignorat, așa că... Am înțeles, tu vrei să facem castel de nu versus pro, adică să concurăm amândoi, adică ești tu partea ta, ia să vedem, Alice, ai și partea ta, da, am înțeles, ok, perfect, păi și stai puțin. Și tu cum vrei să faci asta, te pricepi tu să faci castele sau ce vrei tu să faci aici, că nu înțeleg? Păi eu mă pricep așa de mult, dar mă bazez pe tine, că acolo să locuiesc eu după aia. Păi stai puțin, te bazez pe mine, adică să câștig eu și să câștig eu, tot aici să fii tu slab, adică deja tu tocmai mi-ai spus că tu nu știi să construiești și eu sunt mai bun decât tine la construi, nu-i așa? Nu, tu ești ultimul slab și o să câștig. Deci, ok, Alice a zis că vrea să facem castel de nou versus pro și acum o să facem un castel de nou, după o să facem un castel de pro. Mă, Alice, fii atentă, stai puțin, Alice, mă, ce faci aici? Dar ce-ai pus în chesturile astea? Ai pus și tu ceva pe aici sau iar n-ai pus nimic? Ca de obicei, păi, clasic. Bă, Rafaele, tu nu știi că eu nu pun niciodată, că eu nu trebuie să mă obosesc pentru tine. Da, nu trebuie să te obosești tu pentru mine, ok, am înțeles. Deci acum ai zis că trebuie să facem un castel de nou, după să facem un castel de pro, deci fii atentă, lasă, dar nu trebuie să fie ceva mai lejer, nu să faci ceva foarte, foarte mare, că știi cum face, dar Daruseel face dita mai castelul și, știi, na, e foarte, foarte urât, dar fii atentă. Hai să facem acum asta de noob, după îl faci posta de pro și ce trebuie să scrie lumea în comentarii la fiecare construcție când vede ambele construcții, adică când vede construcția mea, când o vede și pata de la noob, ce trebuie să zică oamenii imediat în comentarii? Trebuie să scrie că Alice s-a câștigat. Hai să începem. Da, clasic. Deci nu, deci fiți atenți. Scrieți voi acolo în comentarii cine credeți că a construit mai bine, adică cine a construit mai bine după părerea voastră sau cine credeți voi acum că o să construiască mai bine și după puteți să scrieți cine credeți că va construi, cine așa. Mă, Alice, fii atentă. Stai puțin, Alice. Mă, ce faci? Bă, stai puțin, ce faci aici? Te-ai pus la construit, asta nu e partea mea.
ai partea ta acum sau ce? Păi am uitat. Nu-i nimic, Alice, nu-i nimic, Alice. Mă, Alice, de ce ai vorbit așa? De ce vorbești așa? Ce? Te-ai speriat? Te-am speriat? Scuze dacă te-am speriat. Păi tu mă cam speri, mă, de obicei. Da, eu te sperii de obicei. Păi și atunci de ce mai veni, mă, aici în oraș la noi dacă toți zici că te sperii? Zici că ești fana noastră, că nu știu ce și tot eu te sperii tot. Bă, stai puțin. Tu zici că eu te sperii, eu cu Darius el te speriem, tu care stai și te uiți la noi noaptea și toată ziua te uiți la noi pe geam. Te uiți la fiecare geam din casă și ne vezi și pe geamul de la acoperiș tu ne vezi. Ce înseamnă asta? Ai plecat. Am înțeles. Deci nu înseamnă absolut nimic. Ok, acum hai să începem cu prima construcție, castelul de nob și hai să vedem cine crede că o să construiască mai bine. Scrieți acolo în comentarii și în 3, 2, 1 ne apucăm de treabă. Bun, Alice, mi-am cumpărat aici, mi-am luat niște materiale și cu acestea o să fac asta de nob și vreau să spui tu ce faci acum, cum o să faci tu, cum o să construiești castelul ăsta, ce viziune ai așa tu, un plan și cum o să-l construiești, chiar sunt curios, pentru că Alice, nu știu dacă o să faci mai frumos decât mine, dar hai să vedem. Păi cum adică, pe Rafaele, cum o să-l construiesc, că de eu deja aproape l-am terminat. Cum adică, bă, stai puțin, cum adică deja l-ai terminat, că eu abia mă apuc de el, fii atent, eu fac aici, fac ceva foarte, foarte mic, că nu fac ceva foarte, foarte uriaș, bine, nu fac foarte mic, dar nu fac nici uriaș, pentru că eu de asta de nob și nu trebuie să mă complic. Aici o să fac o chestie foarte, foarte frumoasă. Aici o să dau aici încă un contur, ceva de genul așa, bam, bam, bam. Și vreau să-mi spui tu acolo, ce mai faci tu pe acolo? Cât timp fac eu asta, ce mai faci tu pe acolo? Cum ai ești? Dar chiar ce mai ai făcut tu zilele astea, Alice? Cum ai mai petrecut timpul? Am fost eu pe la grădiniță, adică și da, la grădiniță, am înțeles, ok, deci la grădiniță ai fost, da, ok, am înțeles, bun, și unde ai fost tu? Nu, n-ai auzit bine, așa, am mers la restaurant cu Darusel, am mai mâncat niște burger. Ai mâncat burger, ai fost cu Darusel la restaurant, ați mâncat, păi stai puțin, păi Darusel unde e, că eu pe Darusel nu l-am mai văzut de 20, tu ai zis, unde e Darusel, dar chiar ia spune și mie ce s-a întâmplat cu Darusel, că vă că știi de el, dar nu vrei să-mi spui ce se întâmplă. Păi Darusel m-a rugat să nu-i spun nimic legat de tine, adică legat de el. Da, deja nici nu știi să mai vorbești, în fine, am înțeles, tu nu știi nimic, dar Darusel doar ai vrut să faci așa ceva de genul, cum ar veni, în fine, nu mă mai interesează asta, vreau să-mi spui tu acum cum o să faci, pentru că deja am făcut aici o chestie și vreau să fac și apă în împrejur și chiar sunt curios cum faci tu dacă te descurci așa. Ai început deja de ăla, tu ai zis că deja l-ai terminat. De unde l-ai terminat, mă, tu? Că abia am început asta de un minut. Cum l-ai terminat-o? Îl fac așa ceva mai simplu, nu mă complic foarte mult și nu mai am. Am înțeles, deci tu îl faci foarte simplu și nu te complici foarte mult. Am înțeles, ok. Pentru treaba aceasta, eu o să fac aici foarte, foarte frumos. Eu o să zic că deja aproape am terminat, pentru că mai am de făcut aici o mică apă, un mic râuleț, cum ar veni din jur împrejur. Să facem aici un contur foarte, foarte tare, pentru că eu zic că ar da foarte, foarte bine așa. Și să scrie oamenii în comentarii ce credeți de ce construiesc aici, pentru că mie mi se pare o chestie foarte ok pentru asta de noob, dar să spuneți acolo în comentarii cine credeți că a făcut mai frumos la asta de noob după ce vedeți și construcția lui Alice și construcția mea, pentru că Alice o să ne dăm note și noi între noi, dar o să ne dea și oamenii în comentarii. Ok, foarte frumos. De ce o să câștig? Da, chiar nu, scrie, nu, să știe cine câștigă, dar nu mai zic nimic. Cum adică, bă? La ce te referi? Adică eu câștig, da, bine. Gata, Alice, pot să spun că am terminat castelul meu de noob. Cam așa arată, am făcut aici în împrejur, aici avem foarte, foarte, foarte frumos aici nisipul, avem apă, pe aici ce așa este castelul. Eu zic că este un castel de nub foarte, foarte potrivit. Bine, chestia aceasta nu știu dacă e foarte, foarte odată, stai puțin că mai tai așa puțin din ăsta. Cam arată sincer cam urât, dar hai să-l pun așa, nu. Cred că e mai ok așa, să de fapt l-am stricat, nu știu, lasă așa. Bă, ce mă, Alice, ce ai puțin? Hai o dată că eu am terminat deja. Am terminat, gata, am terminat. Uite și eu, gamă, ce fabulos. Deja l-ai văzut. Hai, intră tu, să-ți prezint aici. Cam așa arată. Ia uite ce părere tu așa din ansamblu, din vedere, ce vezi tu așa din exterior, din partea asta 360 așa. Nota 4, e foarte urât. Hai, stai puțin, zero. Cum adică, bă, nici nu l-ai văzut foarte frumos. Uite, urcă pe aici, să ce frumos arată. Uite-te, o leacă, că nici măcar nu ai făcut interior. Are păi stai puțin, pe e de nub, ăsta cum adică să-i fac interior, să-i fac ăsta pe de nub, Alice, ce vrei să-i fac aici? Vrei să-i fac dita mai castelul? Ce vrei să-ți fac aici? Că tu ai zis că vrei... ai zis tu că vrei să locuiești, că ești regină, ești prințesă, ești tu, d-alea. Păi da, eu unde stau aici? Crezi că-s furnică? Păi nu, dar asta e, fii atentă, că ăsta e de nub. Cum ar veni, tu ești, vrei să te încadrezi... am înțeles, deci tu ești nub, vrei să te încadrezi la asta de nub, am înțeles, am înțeles. Bine, hai, ok, acum hai să trecem acum la tine. Bă, da, nota când o dai. Ai 4, nu mai contează. 6 jumate. 6 jumate, ok. Deci tu așa erai invidioasă la început, ok. Așa și, mă, ce e, mă, ăsta, Alice? E cel mai frumos castel, uite, e exact tot ce trebuie. Ăsta e castel la tine, pe bune, nu, că nu e ăsta, nu. Hai să vedem ce e aici. Mamă, ce e, mă, ce-ai făcut aici, horn? Ce-ai făcut aici? Ce sunt astea aici? Ăla e horn, cum adică? Păi, uite, aici intri frumos, stai puțin, că vreau să-l văd în exterior și după să văd interior, ok, mamă, ce-ai făcut aici în spate? Mamă, intri pe aici, prin spate, uite, că ești intrare. Oh, stai, că aici nu se intră, am uitat, ok. Acum am uitat așa foarte, foarte frumos, bă, arată ok, chiar. Pentru un de-asta de nob, eu pot să zic că e cât de cât ok. Ai făcut mai mare decât mine, dar eu zic că cine
știe că nu cred că dacă nu știu dacă mă bazi neapărat, oamenii decid în comentarii. Dar să de mai făcut aici niște patru, niște toate astea. Bă, ce notă să-i dau eu? Îi dau nota 7. Bine, bine, mai mult decât tine, e perfect. Hai. Ei, da, e mai mult decât al meu, ți-am dat eu că așa dau eu. Adică nu putem să-ți dau notă mai mică, că totuși ai respectat tema. Oarecum, dacă nu făceai turnul ăsta, nu prea părea castel, sincer. Bine, bine. Gata, Alice, mi-am ales materialele. Trecem la runda a doua, runda de pro, unde aici o să fie bătălia finală, unde vedem cine construiește mai bine, cine se pricepe practic mult mai bine la asta de construit la castel. Dar hai să vedem acum, începem în 3, 2, 1 și vreau să-mi spui, da, Alice, mă, o să chiar să zic darea, să zic darea, ce o să faci tu aici, dacă te descurci, cum o să-l faci, ce culoare o să fie castelul sau din ce îl faci și ce, cum o să fie forma lui, cum ar veni. Păi ăsta o să fie un castel foarte mare, pentru că dacă nu-mi place atât, o să locuiesc în a meu, da? Păi da, pentru că în al tău ar trebui să locuiesc, sincer, pentru că eu nu-ți dau voie să locuiești în al meu, dar mă rog, sincer, ok, 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 așa, mai continuă. Păi, tu prea știu altceva ce să mai zic, când să-l fac tot așa din niște cărămizi de-astea și rest nu prea știu. Deci tu nu știi absolut nimic din ce o să faci, ok, am înțeles, deci eu o să câștig practic cum ar veni, eu o să câștig, o să fie ușor pentru mine, eu acum să zic că mă ocup aici să fac, mamă, dacă mai sparg asta odată, nu, deci fii atent, eu trebuie să mă uit aici în ce parte o să fac eu ăsta, dar ar trebui să fac așa simetrie și să revenim după, pentru că mă cam bate, sincer. Și Alice, cam așa arată castelul meu din exterior, adică am făcut aici exteriorul, trebuie să mă mai ocup așa din interior, să fac mai multe chestii, cam așa arată exteriorul tot din jur împrejur, am făcut aici un turn în mijloc, că am făcut aici o poartă, eu zic că arată super genial, adică e ok, sincer, putea și mai bine, dar eu zic e ok, sincer, nu mi se pare că ar fi trebuit să mă străduiesc eu cât mai mult, pentru că acum cu asta eu zic că, Alice, eu cred că o să te bat, sincer, vreau să-mi spui ce ai făcut tu în tot acest timp, dacă ai terminat, dacă mai ai de făcut ceva, ce mai faci tu pe acolo. Fără apele, băi, am terminat așa de mult timp încât am început să mănânc și niște popcorn și să mă ieși și la un film. Te mai ieși și la un film, tu e mai jute, ok, mănânc și popcorn, deci tu zici că ai terminat, ok, deci cam așa arată, am intrat aici în sus și cam așa e viziunea, cam așa poți să vezi tu pe aici din turn, se vede foarte, foarte frumos. Și eu zic că acum trebuie să mă ocup și de interior, să mai pun niște chestii pe aici, să facem un fel de sătuc, pentru că vreau să fie un fel de sătuc pe aici, să pun niște villager, niște chestii de genul cum ar veni, adică o fântână, o căsuță, ceva mic, să fie ca și cum ar fi un castel, dar un regat în el, ceva de genul, ați prins o idee. Ok, Alice, acum mă bag la creație, vreau să fac în început așa, să fac o mică fântână, să vedem cum o să fac eu în felul următor, vreau să fac aici o idee, nu știu dacă o să-mi iasă ceva tare, dar eu zic că o să fie ok, sincer, vreau să spui ce mai faci tu acolo în timp ce fac eu fântâna asta, când mă străduiesc eu aici, pentru că chiar n-aș vrea să vorbesc doar eu, pentru că vreau să fiu și eu mai atent aici, să fac aici foarte, foarte frumos. Alice, ce faci tu acolo? Ia spune-ne și nouă. Chiar mi-a adus aminte că vreau să fac o fântână și da, acum că am zis să faci fântână, bine, mă, fă și tu o fântână, că te iei acum după mine, că normal, te iei după cel mai bun cum ar veni. Și acum facem foarte, foarte frumos aici, eu deja m-am apucat, fac aici foarte frumos, eu zic că o să iasă genial, sincer, adică, bă, arată ok, și aici o să dăm fântână, cum ar veni în jos, aici punem apă, punem foarte multe chestii, foarte, foarte frumos, hai să punem aici, că e cum ar veni ăsta, exteriorul aici, bam, nu mai e nimic, și de aici punem apă, cam așa arată, hai să-i tragem mult mai sus pe aici, așa, și să facem și o găleată, bă, da, chiar ar fi mișto să facem și un fel de o găleată, să vedem dacă putem să facem într-un fel, și da, cam așa arată, uite, dacă dau eu pe aici, așa, bam, eu zic că aici ar putea să fie un fel de găleată, da, ar trebui să iau cauldron, parcă se mai numea ăla, da, și, bă, uitați și găleata, am pus și găleata aici, bă, da. Și găleată vreau să fac, și găleată voiai să faci cu siguranță, Alice, chiar știam că vrei tu să faci o găleată, bă, Alice, mă mai copiez, mă, mult. Dar nu te copiez, cum adică? Doar mi se pare, mie, ok, am înțeles, deci am făcut și găleată, am pus găleata aici, n-am mai mers să mai pun chestia, dar nu-i nimic, hai să punem ăsta așa, bam, stai că s-a pus, sau mi se prea mie că nu s-a pus, dar totuși s-a pus într-un final, cam așa arată și fântâna asta, bă, eu zic că e ceva ok, nu e foarte, foarte alt, dar eu zic că arată ok, să putea și mai bine, dar cine știe, eu zic că e bine. Și acum, Alice, vreau să facem un fel de căsuță aici, cum ar veni, că doarme cineva, stă cineva în ea și, da, eu sper că nu faci asta, și asta, că dacă faci asta, Alice, nu, pe bune, Alice, chiar e nesimțire. Și o căsuță, tu deja mai e la mișto, sincer. Nu, niciodată, ok, deci am apucat aici, fac o căsuță foarte, foarte frumoasă, băi, e ceva ok, adică ceva mic, așa, nu e foarte, foarte, pentru că să facem aici, nici nu avem spațiu foarte mare, dar să fie așa, de design, cum ar veni, că nu facem interior la casă, nu facem chestii de genul, e totul de design, să fie frumos aici, bam, facem aici, bam, și cam așa arată, cred că aici trebuie să mai pun un rând așa, haideți că îl pun tot ăsta, să fie așa frumos aici, cred că ar da mai bine așa, sincer, dar în partea asta ar trebui fix așa, sau, nu, fii atent. Dar cât timp ai terminat tu? Ia spune-mă și mie, Alice, dacă ai terminat tu, cât face 2x2? 6, 10, 6, 10, 3 ori, bă,
3 ori 2, ce 12, ce 6, 10? Ai zis 6 e cât? A, 3 ori 2, am înțeles altceva. Da, deci vine așa, 20 cu 5. Da, da, ai dreptate. Bă, de unde știi, mă, tu, Alisa, atâtea chestii? Păi cum, adică nu știi că eu am numai 10 la matematică? Da, ai numai 10 la matematică. Păi tu n-ai zis că ești la grădiniță, la ce matematică? Ai parcă așa, mai devreme că ești la grădiniță, tu, nu ești la școală. Nu, am glumit. Da, ai glumit. Bă, cam așa arată bine, nu arată cel mai mișto, dar, bă, e ok. Aici să mai facem un fel de, nu știu ce să mai facem, încă facem ceva așa la mișto, facem aici, punem niște chestii, ca și cum, hai să punem niște barrel-uri, dar chiar că avem nevoie de chestii de genul pe aici, chest-uri, barrel-uri, eu zic că ar da bine. Deci, Alice, eu atâta las, am zis, bă, ok, eu las așa, nu cred că trebuie să fac mai mult, că nu trebuie să mă complic cu tine, că eu zic că eu o să câștig foarte frumos, cam așa arată din jur împrejur, așa arată tot castelul cu turnul ăsta aici în jumate frumos, cu toate chestiile pe aici prin interior, eu zic că arată bine și vreau să-mi spui ce faci tu acolo, dacă ai terminat, dacă putem să trecem acum, să ne vedem, să ne prezentăm astea cum ar veni. Hai că am așteptat să prezentăm toată ziua, hai. Bine, fii atent, uite-te, întoarce-te cu spatele, dacă tu ești aici, întoarce-te cu spatele, pentru că nu vreau să vezi, așa, frumos, gata, deci fii atent, de data asta, uite-te aici, uite-te, bă, doamne. Hai, bă, Alice, bă, joc, am vrut să mergem la tine și acum am mers la mine, ok, hai, ce părere ai tu de asta, ce vezi tu așa, din jur împrejur, ce părere ai tu, dar ce vezi tu? Mi se pare foarte, 100%, nu e mai bun decât castelul meu, Ok, chiar sunt curios ce ai făcut tu, sincer, dar ce părere ai tu, fii atentă, vino afară, să te uiți așa din jur împrejur, ce părere ai tu de castel, de parte, de peretele ăsta, cum ar veni, gen, din jur împrejur, și ce părere ai tu de castel, de turn, cum ar veni, castelul, gen, turnul la castel. Asta stai turn, eu am crezut că e clopotul de la biserică. Mă, ce clopot de la biserică, băi, e un fel de turn, dar arată așa, pot să zic ce ai zis tu, chiar ar putea să arate într-un fel, dar l-am zis așa, să-l fac așa frumos, ce părere ai tu? Mi se pare destul de ok, n-am. Ia, vine, fii atentă, vino în partea asta, că pe aici este intrarea, urci aici, în turn foarte frumos, uite drumul ăsta, cum urci așa scările, foarte frumos, și aici ai priveliștea, cum ar veni, urci pe ăsta și asta e priveliștea, cam așa arată, eu zic că nu trebuie să fac nimic mai rău, mai mult de atât, sincer, eu zic că arată foarte, foarte ok, acum hai să mergem și să-ți prezint cu ce am mai făcut prin interior, pentru că am făcut mai multe chestii pe aici, prin interior, jos la el, și eu zic că o să fie, bă, dar stai puțin pe aici, Alice, nu pe acolo, pe unde te duci? Păi, eu mă luam după tine, cu adică pe unde mă duc, așa, fii atent, aici e un mozaic, ceva foarte, foarte frumos, aici este fântâna pe care eu am făcut-o, după care tu m-ai copiat, adică nu știu dacă ai făcut, dacă ziceai serios sau nu. Aici sunt niște barrel-uri, pe aici tot așa niște barrel-uri, niște rafturi, cum ar veni, și aici e o mică căsuță. Ce părere ai? Ia, intră înăuntru, nu e nimic, dar putem să punem noi aici un pat, dacă e, să facem și noi aici. Să dea și el, mai bine, că până la urmă într-o casă trebuie să dorm, bă, dar dacă nu mi-apare și mie ăsta și mi-apare mai frumos așa, eu zic că ar merge bine și îl punem ăsta aici, bam, 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 și ăsta e patul aici, dorm foarte frumos și cam atât într-o casă. Da, mie mi se pare că nu o să locuiesc în castelul ăsta, e prea urât. Păi da, asta l-am și făcut, ca să nu locuiești tu, sincer, pentru că nu ar trebui să locuiești în ăsta, pentru că e construcția mea, de ce să-i faci eu ție cu un castel, pe bune, până la urmă. Da, bine, hai să trecem la mine, eu okay, dau nota 7-20. A, 7-20, o dai așa, ca și cum că ți-am luat-o 7 și acum zici tu că dai tu pe acolo 7-20, păi eu zic că e o notă ok, scrieți voi acolo în comentarii ce notă îi dați la castelul ăsta, este, că este castelul meu și acum hai să trecem și la castelul lui Alice, pentru că Alice chiar sunt curios ce ai făcut tu, nu n-ai avut răbdare să îl vezi pe al meu, eu voiam să-l văd prima oară pe al tău, dar ai, acum trecem la tine, asta ai lăsat așa înapoi ca data trecută și să trecem aici în spate și, bă, ce e ăsta, bă? E imperiul ursuleților ăsta. Mamă, dar ce e ăsta, cum adică, mă, ce e imperiul ursuleților, mamă, cât de șmechir arată, ai pus ursuleții ăștia, arată, era genial, hai, bă, dar... Hai, înainte de toate, vino aici și hai să-ți arăt ceva, stai aici. Ce, stau aici și ce ai făcut, ce, stau pe pod și ai făcut mecanic, ce ai făcut aici, cad sau ce se întâmplă? Uite, hei, de ce n-ai căzut, nu-i corect? Păi de ce să cad și cine mai vedea asta ce ai făcut tu, mă, du-te, mă, de aici, Alex, mamă, deci fii atentă, dăm creativ înapoi pentru că vreau să văd aici cum ai făcut, bă, dar arată genial cursuleții ăștia, chiar te-ai descurcat, ok, poți să zic că e într-un fel de pro, dar ai făcut doar două turnuri, Alex, ce se întâmplă? Două turnuri, că după aia am rămas fără materiale, de-aia. Ai rămas fără materiale, practic, ești profesionist și rămâi fără materiale, am înțeles, bă, dar tu ai făcut fântâna pe casă, doamne, ce fântână? Da, deci, hai să-ți prezint, deci, aici avem ursuleții cei mari, bodyguards-ii mei. Ok, aici fântâna, da. În care mă scald eu mereu. Așa. Și tu, stai puțin, cum urci tu aici? Că n-ai un drum, n-ai cum urci tu aici, dacă n-ai creativ, cum urci? Păi mă uit cu superputerile lui Darisel. Da, cu magiile lui Darisel. Ce e aici? Mamă, ce e aici, bă? Cămin de copii, ce e ăsta? Paturi, aici dorm tu, aici eu și aici Darisel. Ok, și aici ce ai făcut? Aici avem mâncare, n-ai mâncare, ok, nu e nimic. Aici, mamă, bă, ți-ți plac ursuleții, se pare. Da, mi-e plac foarte mult. Mamă, și aici ce ai făcut ție și nouă? Unde n-ai făcut setup? Nu ai făcut setup? Păi voi nu meritați. Stai puțin, Alice, ăsta e tronul cum ar veni, nu? Ăsta e tronul meu, da. Așa, și
calculatorul. Bă, dar ți se pare că ăsta e un castel, adică cu calculator, cu toate astea, în castel, în zona medieval, cum ai venit? Castel de pro, cum adică? Și erau calculatoare pe vremuri? Da. Da, da, sigur, sigur, bă, dar nu știu. Bă. Deci nu pe cartofi, dar erau. Da, erau pe cartofi, ok, deci arată ok, ai făcut și aici un mic mecanism ca să nu intre lumea, să nu intre ăștia mai răi, cum ar veni și cu asta aici să fie cu lavă, bă, eu zic că arată ok, chiar arată ok, îți dau nota, bă, sincer, vrei să zic ce notă îți dau? Ia zi. La modul cel mai serios, o să-ți dau nota 8-20, că tu ai dat 7-20, îți dau 8-20. Bine, de ce am câștigat? Mă, bă, stai puțin, stai puțin, între noi, dintre notele de le-am zis noi, poți să zici că ai câștigat, dar tu care nu dai note, nu dai note corecte, nu se pune, practic, trebuie să afli. Acum, oamenii în comentarii trebuie să scrie cine a făcut mai frumos dintre mine și tine, cine a făcut mai frumos la prima, cine a făcut mai frumos la a doua și cine a câștigat pe total. Bă, stai puțin, că n-ai câștigat tu, eu zic că am câștigat, dar lăsăm oamenii să decidă. Scrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la prima, la a doua și ce notă ne dați și Alice. Cam atât a fost pentru data viitoare, o să te bat și mai rău de atât. Votați Alice că dacă nu vin după voi, pa! Mă, ce-a zis asta? Bă, tu ești surd, eu am zis că dacă lumea nu votează Alice, o să vin după ei. Bine, vin după ei oricum, o să câștig, nu mă mai interesează asta, adică cine votează Alice, cine votează Rafael, tot eu câștig pentru că mai multe voturi o să fie pentru mine. Adică scrieți voi acolo în comentarii, da, adică eu o să câștig, da, 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 ai dreptate, ai dreptate. Adică Alice, nu m-am încurcat, Alice, nu uitați de like și subscribe. Mamă, bă, Alice, mie mi s-a făcut dor de Dariusel, bă, nu mai vine acasă, nu știu ce se întâmplă, unde fi Dariusel plecat, pe bune, tu știi ceva de Dariusel? Mamă, bă, Rafaele, bă, să știi că parcă n-a mai venit de așa mult timp, nici nu știu. Păi, dar chiar n-a mai venit, chiar n-a venit de foarte mult timp, de vreo 3-4 zile, nu știu ce se întâmplă cu Dariusel, de vreo 3-4 zile, nu știu unde a plecat Dariusel, bă, dar tu chiar nu știi nimic, absolut nimic de el, sau ai ceva să-mi ascunzi cumva mie, sau nu știu eu. Bă, Rafaele, bă, mă jur că nu știu nimic, atunci când ți-am zis că am fost cu el la restaurant, am glumit, de ai glumit, păi și fii atentă, păi și unde Dariusel, dacă Dariusel n-a mai venit de vreo 3-4 zile, unde fi plecat, că Dariusel, bă, dacă pleca și el de acasă venea seara, se întorcea, dar el nu s-a mai întors de 3-4 zile, unde fi, pe bune? Bă, păi, Rafaele, de unde vrei să știi, crezi că eu chiar așa am pus mereu atent la el, am pus GPS, ce crezi că a, păi nu, nu zic, dar stăta așa, poate avești o idee, sincer că mie mi s-a făcut dor de Dariusel, chiar, bă, mie chiar mi-e dor de Dariusel și vreau să revin acasă, că nu știu ce se întâmplă cu el, mă, sincer, hai să ne mai uităm aici, cine știe, poate o veni astăzi, mă, ce s-auzi? Mare sus, mare sus! Lala, bă, ce faci? Bă, am dat acasă, bă, mai, ia stai, stai! Mamă, oglindă, bă, ce frumos sus! Ia stai, da, stai, da! Bă, ce frumos, ce? Bă, ce? Alo, eu mă mai zic aici! Pleacă, pleacă, stai, stai! Bă, ce se întâmplă, bă, aici, bă, Dariusele, mă, ce fai, mă, bă, ce fai, mă, Dariusele, bă, dă-ți, mă, stai jos, mă, bă, tu-ți bagi de noi, mă, ce fai, mă, aici? Vezi, stai jos și închide ușile, Dariusele, că intră cineva peste noi în casă, dar, bă, Alice, ce faci, spui și tu astea? Bă, Dariusele, ce fai, mă, unde, bă, lasă aia, lasă aia. Bă, Dariusele, unde ai fost plecat până acum, toate zilele astea? Ce faci, unde ai fost plecat? Rafael, a fost în luna și m-am unde ai fost, mă, bă, dar să le vorbiște mai încet, unde ai fost, unde ai fost, unde ai plecat, mă, și ce ai făcut, mă, cum să fur, bă, dar să le, ce ai furat-o? Uite, a furat în Londra, uite, a zis, pa, ce am furat, ce ai furat, mă, ce ai furat, bă, dar să le, bă, tu știi să vorbim, mă, ce ai furat, că nu sunt Alice, tu ai înțeles ceva? Eu nu știu, am auzit ceva cu lânt, nu știu, unde ai fost, bă, în Lituania, ce? În Londra, bă, la Londra! A, în Londra, dar nu mai știi să mai vorbești, dar să le, bă, că tu crezi că, dar să le, cred că ai învățat engleză, nu mai știi română, că parcă nu mai știi așa să vorbești română, bine, că Londra e cuvânt în engleză, practic, ar trebui să-l știi pe ăsta. Păi nu, bă, Rafale, fiate, nu s-a obosit, da, am alergat, bă, Rafale, am alergat. Păi de unde, bă, dar să le pleci, bă, stai puțin, tu te duci, bă, tu, Alex, tu l-ai auzit pe ăsta, ta s-a dus în Londra, te, bă, tu te-ai dus pe jos în Londra, ai alergat până în Londra de aici. Bă, Rafale, stai așa, de unde ai mers tu în Londra, că tu n-ai bani nici măcar să-ți iei o pâine și acolo tot e scump. Am mers pe jos! Păi da, ce mâncare? Ce? Mâncare, cum adică, ca mâncare, uite, tăi ce are, adică dacă ne uităm aici în frigider, adică, bă, stai puțin, dar mai are mâncare, a, mai are foarte puțin aici prin frigider, mamă, deci dar să cred că și-a luat aproape tot frigiderul și a mâncat. Bă, dar să le iau mai rămas, mă, burgeri. Da, uite, ne-am. Dar să le iau de fiat. Ce vrei? Ce vrei? Ia să mă, bă, Rafael, dar ce apă, ce cu asta? Ia ce frumos. Uite cu luminițe. Wow! Bă, dar să le, bă, nu mai umbla aici că poate mi-e strici. Eu o oglindă de machiaj, ce nu pot să înțeleg. A da. Bă, nu pasă. Ce fac, mă, dar să le furat oglinda, bă, să o pune înapoi. Mamă, se vede că a venit Arisel la casa, a început nebunia, dar mie îmi place sincer. E parcă mă mai distrez așa. Puțin, sincer, este foarte, da, foarte tare. Da, mă, dar să le stai puțin, bă, dar să stai puțin. Mă, ce faceți, v-ați luat acum să bia mândoi, stai, liniștiți-vă, gata, pace. Așa, dar să le mănâncă burger, iar te, dar să le plac, mă, ursuleții ăștia de aici? Da, îmi plăia, stai, bă, ia să mă, stai, ia, bă, stai, așa. Mă, ce, dar să le, tu, bă, tu ești sigur, dar să le, că mie mi se pare, ești clonat, nu ești, dar să le, tu cine ești, bă, e cineva costumat în dar să le, sau cine ești, că nu te înțeleg. Nu, bă, Rafale, fii, mie mi-e zic, dacă mi-e
aflat ursulețul și l-a băgat tace mâna frie. Dar mâna frie, mi-ai cumpărat ursulețul? Mă, ce ursuleț, mă, dar ursuleț, ăsta e ursuleț al tău și ăla e altul al tău, dar ursuleț, sunt doi ursuleți noi cumpărați. Tu ce credeai? Credeai că ți-am schimbat ursulețul, că l-am pus aici? Ia stai, 3, 2, 1 și... Bă, ce fai, mă, iar vii, mă, cum agi din astea, mă, dar ursuleț, stai puțin, alezi vină cu mine, vină cu mine sus, alezi vină cu mine sus, vină cu mine sus, că am ceva să zic. Rafael, eu nu vin sus până nu-mi dă la masa de machiaj înapoi. Bă, dar să le pune masa de machiaj înapoi, pune masa așa la fată, gata, bă, dar să da bine schimba culorile, pune așa alb, alberea, parcă ăsta era, bă, dar să nu mai schimba, bă, gata, mă, doamne, nu, că am ajuns la nebunii, fii atent, Alice, vină repede, dar să stai aici, uite-te în ăsta, lasă-l tu așa negru cum vrei tu, dar să nu mai contează, dar rămâi aici, fii atentă, bă, Alice, am ceva să spun, bă, ți se pare că stai, dar să mie nu mi se pare că, dar să mi se pare că e foarte ciudat, sincer, mă, ce cauți, mă, aici, mă, pleacă, mă, de aici, du-te, mă, de aici, așa, mă, Alice, aici poate stăm și noi mai liniștiți să nu vină ăla să ne asculte pe aici, pe la ușă, pe la toate astea, mă, s-au auzit ușa, mă, ce facem, mă, dar să ce fai, mă, aici, unde e, mă, aolo, bă, Alice, ăsta iarăși bate joc de noi, mă, ăsta iar s-ascunde, ne deschide toate astea, vino repede afară, dar Alice, vino repede afară, ieșim afară, că dacă ieșim afară, nu mai are ce să ne facă, sincer că o să-l vedem, deci fii atent, o să-l vedem pe aici când o să iasă, foarte, foarte frumos, așa, mă, aici nu o să ne facă nimic, dar să le și fii atent, bă, eu am o întrebare, ți se pare că ăsta e, dar să mi se pare foarte, foarte suspect, sincer, mi se pare suspect, nu mi se pare că e, dar să nu știu, e așa plin de viață, mă, ce fac, a căzut mingea de aici de jos, mă, ce căuta mingea asta, dar chiar acolo sus. Bă, păi, bă, Rafaele, băi, cred că s-a jucat la Darusela atunci, știi, și-a dat-o pe acoperiș atunci și acum cred că a căzut de la vânt. A, am înțeles, bă, dar stai puțin, eu te-am întrebat ceva, vino înapoi, ce vrei? Rafaele, am observat și eu că e puțin mai ciudat, dar cred că s-a și bronzat acolo la Londra, că știi că e mult soare acolo. Mă, unde e, mă, soare? Nu e soare la Londra, mă, Alice, mă, stai puțin, mă, Alice, gata, nu mai să... Mă, ce, bă, de unde a apărut mingea asta? Mă, stai puțin, bă, Alice, stai puțin, am crezut că tu... Mă, stai, Alice, bă, mă, nici nu mai bagă seama, nu știu, că, mă, nu știu ce se întâmplă, de când a venit Darusel, mi se pare că iar suntem bă, mi se pare că iar trăiesc într-un vis, sincer, mă, Alice, mă, bași pe mine în seamă că te-am întrebat ceva, mă, bași pe mine în seamă? Da, așa, ce revenim, da. Așa, deci fii atentă, ce vreau, eu nici mai știu, fii atentă, eu mai devreme, că voiam să te întreb pe tine, mă, Alice, nu mai sufla așa, că gata, ce, ai alergat sau toate astea, da, când am văzut mingea în spate, mă, Alice, tu ai, bă, mi-a suflat cineva în ceafă, sincer. Ce, mă, ce-a suflat în ceafă? Cum adică? Poate păi, era vântul, bă, Rafaele. Păi, nu știu, sper că era vântul, dar mie nu mi se pare că e vânt afară, ce, ți se pare că bate vântul afară sau ce, bă, că nu te înțeleg. Rafael? Ce? Bă, ce e, mă, asta? Mă, Darusel, bă, iar ne facem, mă, prank-uri, bă, Darusele, gata, ai învățat magie, gata, Darusele, gata, oprește-te. Mă, Alice, vină după mine pe aici, că nu știu ce se întâmplă, bă, iar cred că ne face Darusel prank-uri, am învățat, cred că a fost la magician, la vrăjitorul ăla lui, să ne învețe toate prank-urile și toate astea, hai să mergem și noi așa ușor spre diner și să vorbim, bă, dar tu ce crezi, ce părere ai tu de Darusel, adică, ți se pare că a fost, că el Darusel ăsta, sincer, că mie chiar nu mi se pare că e Darusel, mi se pare că e altcineva, sau dacă e Darusel, nu, bă, e prea ciudat Darusel, nu știu ce a făcut vrăjitorul ăla sau unde a fost el, că mi se pare foarte ciudat. Păi, bă, Rafael, am văzut și eu că e cam ciudat, dar cred că știe mai multe magii, cred că s-a dus acolo în Londra, la circurile alea cu magicienii. Da, s-a dus cu la toate alea, hai să mergem și noi să mâncăm ceva, că deja mi s-a făcut foame, n-am mâncat nimic toată dimineața, adică toată ziua. Ce vrei? Da, tu ai bani, să plătești, mai ai banii de la moșul ăla? Da, cred că am, uite, am, bă, fii atent, stai puțin că eu am 4 burger la mine, îți dau eu doi, ne punem aici frumos la masă, îți dau doi, eu iau doi și mâncăm foarte frumos aici, ne punem și să mai povestim, fii atent, Alice, mamă, dar e bun, bă, burgerul ăsta, mă, stai, mă, ce puțin, stai, că, hai că stau aici, perfect, este foarte bine, mamă, dar sunt bun rău burgerii ăștia, ție îți plac burgerii? Da, mie îmi plac foarte mult burgerii, mai ales ăștia de la diner. Bă, Alice, chiar vreau să te întreb, mie mi-era dor de Darusel, trebuie să recunosc că mi-era dor de Darusel, dar nu vreau să mai fie așa nebun, sincer, nu știu, ce părere ai tu, îți place care a venit acasă Darusel? Bă, mie îmi place, bă, dar eu parcă simt aici prezența, că suntem urmăriți, nu știu, parcă e cineva pe aici lângă noi. Mă, cum adică să fie, mă, că nu e nimeni, Darusel nu cred că a mai venit până aici, sau stai puțin, că poate vine Darusel aici la diner, poate vine să mănânce și ceva, că știi că Darusel are burger o groază, dar el nu se satură și mai cumpără, mai comandă cât mai mult, sincer, la modul cel mai serios. Mă, ce, mă, Alice, cine e ăsta? Alice, uite-te puțin, cine e ăsta? Mă, cine e ăsta? Stai puțin. Deci acolo, bă, Federico, fii antrenă, Federico, vreau și un burger, dacă ai să-mi dai și mie un burger, da, mersi, ok, pa. Bă, ce? Cine ești, bă? Alo? Mă, cine ești? Cine ești și de când ești în orașul ăsta? A, eu, prezentă, pe mine, cheamă Ionel, am 17 ani și acum am venit din Londra. Eu sunt un agent și-l caut pe unul, că m-a dat să-l, că el a început să fure chestii din Londra. Stai puțin, tu ai venit din Londra, ești un agent și te cheamă Ionel și Darusel, îl cunoști? Mă, tu-l cunoști pe un băiat Darusel care stă pe aici? Da, el a furat foarte multe chestii. El a furat pictura lui Mona Lisa și vreau să-l
sens. Mă, ce pictura Mona Lisa? Că pictura Mona Lisa e în Franța. Mă, tu cine ești, mă, de fapt? Ia stai un puțin, tu cine ești, de fapt? Că nu te înțeleg. Ce pictura Mona Lisa? Păi nu fi antenă, deci la noi în Londra este o copie de la Mona Lisa. Aproape toate țările au și el a furat una. A, furat o copie, a furat o copie. Wow, și nu puteți faceți încă o copie? Ce așa de greu? Nu, pentru că copia aia a fost dată de un francez, îl cheamă Napoleon. A, bine, a, ok, ok, hai pa, hai pa, la revedere, la revedere. Alice, cine e omul ăsta? Că mi se pare citat, vezi ce voce are, bă, are voce caragioasă, ră, nu știu, mă, mie-mi vine să râd, bine că n-am râs acolo, Alice, mă, ce se întâmplă, cine e omul ăsta? Dar nu știu, bă, Rafaele, bă, dar chiar sună ciudat, mie mi se pare că vrea să ne omoare acolo, nu știu cum. Nu, dar ți se pare, mie mi se pare foarte, foarte ciudat, dar nu știu, tu l-ai mai văzut cumva pe aici vreodată, că eu nu l-am mai văzut, sincer. Nu l-am mai văzut și am văzut de mult, dar, vai, am uitat să vorbesc. Mă, stai puțin, Alice, stai, că, bă, nu, chiar trebuie, e ceva neregulă. Omul ăsta a apărut fix când a venit Darusel. Ce se întâmplă? Când a ajuns Darusel la casa, a apărut și omul ăsta. Oare care e faza? Oare chiar e adevărat ce spune el acolo? Păi eu nu cred că e adevărat că Mona Lisa în Londra eu n-am mai văzut, dar 100% a făcut ceva acolo Darusel de s-a întors și a venit și asta imediat. Bă, Alice, eu sunt aceeași părere cu tine, adică mie mi se pare foarte ciudat, pentru că ai dreptate, n-are cum să existe o copie. Mie nu mi se pare că există copie, adică pe bune, adică copia poți să faci și tu acasă, dacă e copie de la Mona Lisa, de la pictura Mona Lisa, care este la muzeul Louvre din Paris, din Franța, nu cred că ar putea să fie în altă țară, să fie o copie, că practic poți să ți-o faci tu acasă dacă ar fi o copie. Tu, nu știu, mie așa mi se pare, sincer. Bă, da, și mie mi se pare la fel, Rafael. Bă, da, eu zic să mergem acasă, că nu cred că suntem chiar foarte siguri aici. Da, stai puțin, ai dreptate, gomul ăla era ciudat, fii atent, hai să mergem puțin pe aici, ne îndreptăm spre casă și vreau să te întreb așa, ce părere ai tu? Crezi că e adevărat ce spunea omul acela? Dar eu nici nu mai știu ce a zis, că îl cheamă Ionel, că e un agent secret și a venit după Darusel din Londra, că Darusel a furat, sau ce a spus? Eu știam că ăștia agenții secreți trebuie să aibă minim 18 ani, spune, nu? Da, de ce? Ce treabă are vârsta? Păi, Rafael, el a zis că el are 17 ani. Mă, stai, când a zis, mă, vârsta? Când a zis nimic de vârstă, what? Ba da, a zis că îl cheamă Ionel, vine din Londra și are 17 ani. Eu cred că el, de fapt, ne mințea și vrea să ne jefuiască. Mă, Alice, cine era omul ăla? Sau o fie? Bă, Alice, cred că avem un fan, mă, cred că ăla e fanul nostru nebun, adică este copil, gen, e varianta ta masculină, cum ar veni. Ce ai zis, mă, tu crezi că mai e altcineva în afară de mine? Păi nu, fan, am zis, fan. Păi, băi, e același lucru, retrage. Bine, scuze, deci fii atentă, mamă, nu mi se pare foarte normal, sincer, mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă aici, dar hai să mergem acasă să-l întrebăm și pe Darusel, mă, chiar sunt curios, ce părere ai tu, crezi că să ne spună Darusel mai multe detalii? Bă, cel mai probabil dacă o fura ceva foarte scump, nu cred că o să zică, că deja știe că o să-l dăm la poliție. Asta e adevărat, dar din câte mi-amintesc eu, parcă a spus că a furat un telefon, arăta un telefon în mână sau visez eu? Bă, Rafaele, bă, dacă ăla de fapt era telefon, dar practic acoperit în Mona Lisa. Cum adică te... Bă, e pictură, era de mărime de telefon. Cum adică, să aibă o copie atât de mică, crezi că s-ar duce cineva la muzeul lor? Păi da, bă, Rafaele, cred că de-aia i-a dat Napoleon ăla, că știi că el nu era un pictor așa de bun și probabil a făcut o copie de-aia mai micuță. Am înțeles, nu știu, hai să mergem acum repede în casă să-l întrebăm pe Darusel să vedem dacă ne spune ceva, tu ce crezi, o să ne spună Darusel ceva sau nu? Bă, eu sper să ne spună, dar nu prea știu dacă o să vrea. Hai, mă, gata, hai să mergem în casă să vedem unde e ăsta, mă, cred că e la el în cameră, ia, chiar însă și la calculator, da, mă, uite, bă, ce fac, mă? Ia-i, mă, divan, hai, bă, oane, bzălinei, mamă, mai, bă, ce dorim era să mă joc cu tine, bă, Fortnite, bă, dar chiar, bă, Alice, ce faci, Alice, ăsta, Alice, ai, Ioana! Mă, ce fai, mă, Darusele, bă, tu-ți bagi de noi, cum, adică tu acum, zi, te sperii de noi, cum, te-ai speriat de Ale și tu mai văzi pe mine, că erai aici, ridicat, Darusele, ce făceai tu în partea asta, Darusele, te-ai pus repede pe scaun când am intrat eu în cameră, ce-ai făcut? A, pe fiat-o, Rafaele, vreau să fac un trick și așa, stai puțin, mă, Darusele, ce trick și-ați să faci, mă, tu, Darusele, că nu te înțeleg, unde ai fost tu până acum, Darusele, cât timp am fost noi plecați, că veneai așa, ai venit pe la mine, după am văzut că ne ascultai pe noi, unde ai plecat după? A, pe fiat, nu, bă, Rafaele, a fost aici, în camera, secretă, ca să scap de tine. A, stai, că știi și Alice, că e fana nebună și e normal, a, ok, am înțeles. Așa, mă, Darusele, fii atent, joacă-te acolo cu Ion, mă, tu chiar te jucai cu Ion sau făceai mișto de noi? Nu, fiat, nu, nici, iar zi, mă, că dacă s-ar pe scaun, îmi dă un leu, că fac, ce faci, mă, așa, mă, ce faci, mă, Darusele, bă, ce faci, mă, hai, că nu mă interesează, bă, închide, nu, închide-i lui Ion, lasă trickshot-urile, lasă prostiile, închide-i lui Ion, că avem ceva de discutat, e ceva foarte, foarte serios, Darusele, e ceva foarte important, ce vrei? Chiar nu, o să-ți fac o poză, așa, mă, ce faci, mă, Darusele, ți-am dat eu
voie să faci poze, ia că mă duc acum și te reclam la poliție, te reclam la poliție. Ce îmi faci? Te reclam la poliție. Gata, dar să le avem ceva foarte important de vorbit. Vino afară, vino aici, vino dar să le pune-te jos că vreau să vorbesc cu tine. Mă, ce faci, mă, dar să le faci poză la toată lumea? Bă, dar să le gata, ți-ai luat telefon, bravo. Fii atent. Ce ai spus tu că ai făcut cu telefonul ăla? De unde ai tu telefonul? Pe bara fale fiață, l-am furat din Londra, tată, din Londra l-am furat. Deci ai furat telefonul, da? Ai furat telefonul. Ai auzit, Alex, că l-a furat? Ai auzit? Deci l-ai furat, da? Da. Așa. Da. Și așa, ok, ai furat telefonul, da? Și ce mi-ai furat tu pe lângă telefonul ăsta? Nimic, dar da telefonul. Așa. Darusel, știi cumva un om așa îmbrăcat mai în costum mai verde, mai la costum, mai care arată ca un creeper? L-ai văzut vreodată? Nu, niciodată. Niciodată? Și Darusel, ce ai făcut tu acolo prin Londra? Te-a văzut cineva când ai furat? De unde ai furat tu telefonul ăsta? Păi, bă, l-am furat la unul, ceva cu Ionel și nu mai știu ce. Păi, fiatra, el era la casă, dormea și am intrat pe furi și am furat telefonul. Mă, stai puțin, tu ai zis că ai intrat la un om pe lume Ionel, da? Alice, ai auzit Ionel, știi numele ăsta, ai auzit de numele ăsta, da? Da, știu de Ionel, cum să nu știu. Așa, și Darusele, tu cum arăta omul ăla, ia spune-ne și nouă, cum arăta el? Ce culoare piele avea, cum arăta? Păi era verde ca un creeper, bă, dar el nu era acolo, cum ai zis? Alice, tu ai auzit ce am zis eu mai devreme și ce zici Darusele acum? Da, bă, Rafaele, băi, eu am auzit ce zis ăsta, numai că stai așa, Darusele. Ăsta e nume! Mă, ce, mă, Darusele, bă, ce, mă, de ăștia șarele calci intram, bă, Darusele, gata, mă, stai, bă, stai, o fi, Darusele, mă, Darusele, mi se pare că ești clonat, mi se pare că e altcineva, nu mi se pare că ești tu, Darusele, nu știi, ești prea ciudat, sincer. Bă, cum adică, bă, Rafaele Fiantel, ce e aia, mă, da, iar face Darusele magii, wow, cât de amuzant e, bă, Darusele, revină-ți aici, Darusele, că avem ceva de discutat foarte important, Darusele, pentru că ți se întâmplă o chestie foarte nașpa, mă, ce faci, mă, pune-te înapoi jos, nu mai faci treburile astea, pentru că, Darusele, fii atent, a venit omul ăla de care zici tu, creeperul, Ionel, a venit aici, în oraș, l-am văzut la diner. Ok, și? Cum adică, Alice, ți... Mă, cum adică, ok, și dar să-l omul ăsta a venit după tine din Londra pentru că te știe și a venit că știe că ai furat de la el și a zis că ai furat foarte multe chestii și omul ăsta, vrei să-i spun cine este omul ăsta de fapt, dar să-l... Cine? Ia zi, cine? Este tatăl tău, nu? Stai, Alice. Înainte, lasă-mă puțin aici, stai, ai încredere în mine, da? Bine. Dar să-l, fii atent, am auzit că ai pictura Mona Lisa, vreau să-ți o cumpăr, pe cât o vinzi? Mă stai puțin, dar să le parcă ai zis că ai furat doar telefonul. Parcă ai zis că nu ai furat altceva, ai zis că ai furat doar telefonul. Ce, de unde ai tu pictura? Nu, uite, asta am furat, stai. Nu, că ăsta e nebun, bă, Alice, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Că intrăm în belele cu doar să nu știu ce se întâmplă, sincer, intrăm în belele cu el, mi se pare sincer. Păi ele, băie, nu știu ce să zic, că nu prea cred că e ok că el a furat de la Londra, de acolo, unde toată lumea importantă. Bă, bune, dar hai să mergem, bă, e ceva important. Nu, bă, Darusel, nu-l interesează absolut nimic. Bă, Darusel, așa, te interesează, Rafael, da? Ce? Bă, uite ce am găsit. Mă, ce pictură e asta? Mă, asta nu e Mona Lisa. Asta e, bă, te-a scris ce-a, te scrie ce-a, mă. Uite, aici scrie un O. Da, aici da, un da, 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 da. Mona Lisa e o pictură, un text. Nu e o femeie cum ar fi pictată. Nu e nimic, e o pictură, un text. Bă, Darusel, fii atent că omul ăla este un agent secret, Darusel. Omul de la care ai furat tu telefonul este un agent secret și pictura. A, bă, Rafale, fii atent, rapid, bă, Rafale, m-a dus, te-a lăsat. Mă, unde pleci, bă, Darusel, bă, ce faci? Bă, ăsta mai și zboară, bă, Alice, bă, ăsta mie nu mi se pare, mă, ăsta a venit cu elicopterul acasă? Bă, Rafael, bă, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar eu cred că ar trebui să ne mutăm, că Darusel cred că ne zici și adresa. Mă, nu, că de-aia a venit omul ăsta, că altfel nu știa Darusel, sincer, adică Darusel cred că l-a urmărit pentru că Darusel este foarte fraier, Darusel nu știe absolut nimic. Bă, dar ce s-a întâmplat? A furat și elicopterul, a furat toate lucrurile, mână, să ne bagă la pușcărie pe toți, Alice. Păi da, bă, Rafael, eu nu cred că e ok ceea ce face el și cred că n-ar trebui să mai stăm cu el. Aole, pă, bune, și eu mă gândeam, eu cu Darusel, adică eu avem de impresia că nu pot să stau cu tine, Alice, și trebuie să stau cu Darusel, dar nu știu ce se întâmplă, cam atât a fost, nu știu ce se mai întâmplă, să sperăm că nu se mai întâmplă nimic rău, pentru că ar fi foarte nașpa, sincer, nu știu ce părere ai tu așa de toată situația asta, crezi că o să ne se întâmple nouă ceva rău sau? Bă, Rafaele, dacă Darusel a spus ceva despre casa lui, sigur bă, nu se mamă, ce m-a speriat, au, mamă, nu mai pot, mă înțeapă inima, ce ai, bă, ce ai, bine, bă, alo, hai departe.
Stai departe de el, stai departe de el. Alo, doamnă, 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 vă rog să vă liniștiți, doamnă. Deci, fentena, am auzit că doamnele pe aici. A, da, doamnă, hai. Omule, stai puțin, stai puțin. Ce cauți aici și cum ai ajuns aici și de ce ai venit din casă? De ce ai venit din casă? Pe fiantenă, am auzit că ți-am să lăsa aici, că i-am băgat un GPS când a plecat și am văzut că este aici, dar acum nu mai este aici. Unde este Tarsel? Unde este GPS-ul? GPS-ul aici, uite, uite, este aici GPS-ul, uite. Ce caută GPS-ul aici azi? Mă, ce GPS? Mă, ce Tarsel? Mă, cine e Tarsel? Alice, cine e Tarsel? Nu știu, bă, nici Tarsel, știu Rafael și Alice. Ce GPS, ăsta ne-a luat pietre, mă, tu ne furi pietrele, mă, du-te, mă, de aici, mă, pietrele, lasă. În sfârșit am ajuns și eu acasă, hai să mă dau repede jos din mașină, deoarece astăzi vreau să fac o chestie super, super tare, pentru că acum am fost la vrăjitor și am cumpărat cele mai tari dispozitive, adică, vedeți, aici avem un dispozitiv fermecat de minți, avem aici un dispozitiv de controlat mintea și cu acestea, după cum puteți vedea, pune chestia asta pe cap și eu, dacă o să folosesc dispozitivul fermecat de minți, eu o să pot să controlez mințile celor din jur și astăzi vreau să controlez mintea lui Alice, pentru că Darusel încă nu e acasă, nu știu unde a dispărut Darusel, dar vreau să facem o chestie foarte, foarte tare cu fana nebună, fiindcă știți că data trecută m-a făcut practic sclavul ei pentru 24 de ore și trebuie să-mi iau revanșa astăzi și am cumpărat cele mai șmechere chestii, sper să meargă și haideți să vedem dacă o să meargă și să facem cele mai tari chestii, să ne patem așa puțin joc, să facem mișto de fana nebună și Doamne ajută să meargă totul, totul, țineți-mi acolo pumnii să fie foarte, foarte tare. Acum să-mi dau repede asta jos pentru că nu eu o să folosesc și ca să vă zic înainte de toate, sau de fapt nu vă mai zic nimic, o să vedeți cum o să funcționeze acum când ajungem repede să vedem ce face Alice. Ok, haideți că intrăm aici. Ce bine îmi stă așa, nu pot să cred. Mă, ce fai, mă, Alice, ce fai, mă, aici, mamă, dar tu stai în continuu la asta, mă, ți-am cumpărat asta și tu stai în continuu, mă, ce fai, mă, vine aici, nu te speria, nu te speria, eu sunt eu, nu e nimeni altcineva, ce s-a întâmplat? Da, am văzut că ai o față de veveriță și m-am prins. Mersi, nu s-a întâmplat nimic, deci fii atentă, am un cadou pentru tine, un simbol, o chestie super, super tare, care pot să zic că chiar ți se potrivește ție. Ce-i, bă, Rafael, arată mai rapid, hai. Deci fii atentă, înainte de toate, înainte să-ți arăt ce am primit, ce am pentru tine, ce vreau să-ți dau ție, vreau să spun în felul următor. De fapt, vrei să fii, ești curioasă despre ce, adică, nu, ai o idee așa de ce ți-am cumpărat? Ele, tate, nu gata, bine, scuze, voiam și eu să te întreb, adică, dacă știi și tu așa ce ți-am cumpărat, dacă ai vreo idee așa, ce crezi nu tu ceva? Nu voiam niște idee, hai bine, mai fii atentă, îți arăt direct, uite, pune ăsta pe cap, deoarece asta este o pălărie pe care am cumpărat, este un simbol care este foarte, 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 foarte reprezentativă, să spun așa sincer. Păi bă, Rafaele, băia, nu port șepci de astea, cum adică, tu vrei să mă faci băiat? Nu, fii atentă, chestia asta este o chestie care îți aduce noroc, ok? Chestia asta trebuie să fie purtată și este un cadou de la mine, da, aduce noroc chestia asta, aduce noroc. Stai, aduce și machiaje? Aduce tot, noroc, tot, machiaje, de tot ce vrei tu aduce. Gata, mi-am pus-o pe cap. Așa, perfect, mamă, deja am pus asta, mă, e perfect, așa, fii atentă, ia uite, Alice, ce, îți place? Parcă îmi stă mai frumos așa când aduce machiaje. Dacă îți aduce machiaje, chiar stă frumos. Deci fii atentă, vino aici, fii atentă, uite-te la mine. Așa, perfect. Fii atentă, ce se va întâmpla astăzi, Alice? Uite-te, deci fii atentă, eu, uite, mi-am cumpărat eu un telefon nou. Îți place telefonul meu? Ia uite, arată mișto? Arată, bă, destul de mișto, dar pare alea că cam spart, nu știu ce să zic. Ok, deci ai zis că arată mișto și pare puțin cam spart. Ok, deci așa ai zis, da? Ai zis așa, chiar așa ai zis că pare spart. Ok, acum Alice, tu trebuie să spui, tu acum îți controlezi mintea și nu știi, adică Alice, tu acum vorbești cu tine din interior și acum trebuie să spui în felul următor. Rafael, ai un telefon foarte șmecher, mi-aș dori și eu, dar vreau să-mi cumpăr eu și vreau să-ți mai cumpăr ție. Vreau să-ți aduc de fapt mâncare ție acum. Vreau să-ți aduc ție mâncare, Rafael. Ok, Alice, ai priceput? Îți place telefonul, ai zis? Bă, Rafael, e așa de șmecher, mi-aș dori și eu unul la fel de tare ca tău. Dar de fapt, știi ceva? Vreau să-ți cumpăr eu unul. De fapt, nu, vreau să-ți fac de mâncare. Ce vrei să mănânci? A, vrei să-mi faci de mâncare, Alice? Vrei să-mi faci de mâncare? Da, chiar vreau. Ce vrei să mănânci? Ok. Deci fii atent, Alice, vreau să-mi faci și mie, să-mi aduci așa niște burger, vreau să-mi aduci niște burger și pe lângă burger mai vreau niște cartofi și un suc, mi-aș dori sincer cum ai vrut tu ieri când m-ai făcut sclavul tău pentru 24 de ore, Alice. Dar cine-s, mă, eu să-ți aduc ție lucruri? Cine mă crezi? Cum adică cine te crezi? Cum adică, băi, nu așa mi-ai spus? Bă, Rafaele, bă, tu ai nebunit, când am zis eu, cum să zic așa ceva, ce ai? Cum adică când ai zis mai n-ai zis tu așa ceva, Alice, n-ai zis tu așa ceva?
ceva? N-am zis niciodată așa ceva, dar cine mă crezi? Ok, acum Alice, tu trebuie să-i cumperi lui Rafael, trebuie să-i faci niște burger, doi burger, o porție de cartofi și să-i aduci și un suc. Așa ar trebui, foarte frumos, pe din partea ta ar fi foarte frumos. Mamă, bă, Rafaele, acum mă duc să-ți cumpăr niște mâncare, că mi-a venit dintr-o dată așa. A, mersi, mă, Alice, mamă, așa mai merge, mamă, deci chiar funcționează, am zis așa, dă-te să facem o chestie foarte, foarte mică în care să-mi cumpere mâncare, e perfect, pentru că astăzi vreau să o terorizez cu chestia asta, vreau să facem foarte, foarte multe chestii, să fie în avantajul meu, să-i controlez mintea, să se întâmple foarte, foarte multe chestii și chiar vreau să se întâmple astea, să fie foarte, foarte tare și abia aștept să te curgă ziua asta. Bă, dar mult mai durează, mă, ce facem asta, încă n-a venit, mă, ce se întâmplă? Ce faci, Alice? Ai venit? Gata, ai ajuns? Da, uite aici, asta și cu astea. Mulțumesc foarte mult, Alice, mulțumesc foarte mult. Acum vreau să te duci să nu-l mai terorizezi pe Rafael, să lași să te duci acolo, să stai liniștită, să lași să mănânce, să nu-i furi de mâncare și să nu intri peste el în timp ce el se uită pe YouTube. Mamă, bă, Rafael, mi-a venit dintr-o dată să stau pe canapea și să te las în pace. Mersi, Alice, mamă, așa mai merge, mă, chiar mă simt și eu mai bine. Mamă, deci chiar merge, nu vine să cred la mă duc, cel mai serios, nu vine să cred că merge. Acum mă duc foarte frumos la mine, în cameră, mă pun și eu aici la calculator, facem foarte frumos, mănânc și eu aici, mă uit pe YouTube, mănânc foarte, foarte, foarte bine, chiar aveam poftă de așa ceva, mi se pare foarte, foarte tare și așa mai merge. Sincer, ziua aceasta este o zi foarte minunată, o să fie o zi foarte distractivă pentru mine și foarte liniștită. Dacă merge planul, dacă merg dispozitivele astea până la capăt, sper să nu se strice. Mamă, deja am mâncat totul, nu mai pot absolut deloc, nici nu mai pot să mai vorbesc, la cât de mult am mâncat, acum trebuie să merg repede la Alice să văd ce face. Mă, Alice, ce faci, bă, aici? Alice, ce faci aici? Tu ești la televizor, la ce te uiți? Da, mă uitam și eu la televizor aici, la sport, cu de-astea. A, și îți place televizorul ăsta, Alice? Îți place televizorul ăsta? Îmi place, da. De ce? Okay. Mă, Alice, dar sigur nu vrei să... Mă, mie mi se pare că sunt foarte mulți ursuleți pe aici, te împiedici de ei, efectiv te împiedici de ei, eu vreau să scăpăm, dar să-i lăsăm și noi mai puțin sau să-i punem undeva departe, să nu stăm atunci, dacă uite, la ăsta te împiedici aici, să-i foarte, foarte lași pe aici unde este el poziționat. Cum să spui, bă, așa ceva, că sunt cei mai drăguți ăștia. Sunt cei mai drăguți, nu vrei să scăpăm de ei? Ok, Alice, acum, dacă tu ai zis că nu vrei să scapi de ei, de fapt, tu vrei să scapi de ei și o să facem aici un loc foarte, pentru că trebuie să te mai, să mai ai și tu loc pe unde să mergi, că n-ai loc aici pe unde să mergi, ok, Alice? Bă, Rafaele, bă, dintr-o dată mi-a venit să mai scăpăm de câțiva ursuleți. Deci aveam dreptate, ok, aveam dreptate, uite-mă, Alice, deci îl scoatem pe ăsta de aici, pe care vrei să-l mai scoatem, Alice, pe care vrei să-l mai scoatem? Băi, cred că și ăsta de la Darusel cam ocupa aici, e cam îngrămădit. Ok, îl scot și pe ăsta de aici, de la Darusel și mai vrei de pe unul să-l scoatem, vrei să-i scoatem pe... Alice, uite-te la mine, Alice, uite-te la mine, stai puțin, așteaptă-mă. Alice, nu e așa că vrei să-i scoatem pe toți, să-i lăsăm doar pe ei amici? Da, așa e, Rafael, chiar vreau să-i scoatem pe toți și să rămână doar ei amici. Ok, mulțumesc, Alice, chiar îmi place de... stai că l-am scos pe ăsta mic, ups, stai să-l pun înapoi, așa, perfect, deja s-a pus în altă culoare, în fine, nu mai contează, îl scot și pe ăsta de aici, foarte frumos, îl scot și pe ăsta de aici și am scăpat și acum avem și noi loc liber aici, mă, Alice, mă, nu ți se pare că e mai bine așa, fără să avem niciunul, chiar nu ți se pare că e mai bine să-i avem doar pe amici, pentru că nu aveam spațiu aici, efectiv, nu aveam spațiu și eu muream aici, nu, mă sufocam aici, efectiv. Cum adică, bă, Rafael, îți faci așa ceva, în momentul ăsta îi pui înapoi pe toți? Cum o să-i pun înapoi? Mă, Alice, cum să-i pun înapoi? Nu-i pun înapoi, îi lăsăm așa, ai avut o chestie foarte bună de zis să îi scoatem. Ai avut o chestie foarte bună de zis să îi scoatem. Da, Rafael, chiar e foarte frumos așa fără ei. Așa, perfect, Alice. Acum, Alice, vină după mine că vreau să spun ceva, Alice. Vreau să facem o chestie foarte, foarte interesantă, Alice. Ce părere ai tu de treaba asta? Păi, ce e interesantă? Cum adică? La ce te referi? Deci fii atent, Alice. Acum vreau să mergi cu mine, cu mașina și ceea ce vreau eu să faci acum este în felul următor. Știi că ai cumpărat tu o mașină, mașina aia vreau să o duci înapoi pentru că avem nevoie de bani și nu o să facem nimic cu mașina aia, tu n-ai permis, n-ai nevoie de ea și trebuie să o ducem înapoi. Mamă, Rafaele, bă, ce-aș vrea să ducem mașina aia înapoi, că parcă n-avem nevoie de ea, pur și simplu, stă degeaba. Care? Mă, ce, mă, cum adică, mă, Alice, tu chiar vrei să duci mașina asta înapoi la modul cel mai serios, de ce vrei să o duci înapoi? Bă, cum o să duc așa ceva? Bă, tu ce faci? Cum adică, nu vreau niciodată să le... Alice, duci mașina înapoi, s-a zis, dar de ce vrei să o duci, Alice? S-a zis că vrei să o duci, o duci, gata, nu mă interesează, o duci, ai înțeles? Am înțeles, da, trebuie să ducem mașina asta înapoi. Nu știu ce-i cu mine. Așa, Alice, hai că merge cu mașina asta. Merg cu asta, merg în spatele tău. Tu du-te cu asta că o să vin să te iau eu. Ok, du-te, mergi pe aici. Vezi că prin partea asta, Alice. Hai că deja s-a dus în partea mea. Deci totul perfect. Acum recapăt și eu banii frumos. Nu o să mai stăm cu foarte multe chestii, că a luat multe chestii inutile și e totul perfect. O să putem să facem foarte multe chestii astăzi. Abia aștept să te curgă toată ziua. Cea mai tare zi din viață, pe bune. Gata, mă, Alice, în sfârșit am ajuns și hai să ducem asta, bă, Alice. Hai să o ducem. Gata, bag-o înăuntru. Bă, ce căutăm aici? Bă, Rafaele, bă, ce faci? Bă, ai zăpăcit. Îmi
cumperi altă mașină sau nu, ce nu, nu-ți cumpăr nicio mașină cu bani, că tu mi-ai spus până acum că vrei, că nu mai ai nevoie de mașină, asta e să o ducem înapoi și tu acum am zis să-mi cumpăr eu altă mașină. Bă, pleacă-mă de aici cu prostiile astea, că mă acum stai puțin, stai așteaptă. Alice, am zis la modul cel mai serios să duci mașina înapoi. Vino înapoi, întoarce-te, nu pleca nicăieri de mașina asta, nu mai ai nevoie. Mamă, chiar merge. Alice, ce faci, mă? Ai venit înapoi, gata, ai venit înapoi, ce faci? Te-ai răzgândit, acum vrei să o dai înapoi? Ce să dau înapoi, Rafaele? Bă, eu când am zis că plec, nu dau. Bă, nu pleca, Alice, am zis să nu pleci, rămâi aici și o duci frumos înăuntru și o lași acolo, îți recuperezi banii foarte frumos, adică mi-i recuperez eu și tu lași mașina, ok, perfect. La modul cel mai serios, Alice, du mașina înăuntru, mamă, dar nici n-are loc, în fine, doamne, mamă, deci mă și enervează, Alice, sincer, chiar la modul cel mai serios, bă, dar prea folosit la modul cel mai serios, dar chiar la modul cel mai serios mă enervează. Ia uite, mă, Alice, parcă arată mai bine, fiindcă noi nu o foloseam niciunul și era păcat de ea, sincer, era păcat de ea, e mai frumos aici, are altcineva nevoie de ea și o cumpără, uite, omul ăsta se uită la ea, ce părere ai tu? Bă, Rafaele, bă, ce căutam aici, eu am cumpărat mașina asta, mi-ai promis că mi-o cumperi, mi-ai cumpărat-o, nu dăm înapoi, cum adică, mă, să pleci de aici, mă, stai, Alice, lasă omul ăsta în pace și acceptă că nu mai ai nevoie de mașina asta, chiar n-aveai nevoie de ea și acum hai să mergem frumos acasă, de fapt nu mergem acasă, vreau să mergem la mall, Alice, pentru că trebuie să-i cumperi lui Rafael ceva, ok? Mamă, bă, Rafaele, trebuie să-ți cumpăr neapărat ceva, hai mai rapid. Mă, ce vrei, mă, să-mi cumperi? Bă, stai puțin, bă, lasă-mă să conduc, mă. Alice, lasă-mă să conduc, am zis, Alice, dă-te la o parte, n-ai voie, așa, perfect. Gata, mă, Alice, ce vrei să-mi cumperi, mă, Alice? Bă, ce, mă, bă, urcă, mă, așa, urcă, ce vrei să-mi cumperi, Alice? Că nu știu ce se întâmplă, vrei să-mi cumperi ceva? Chiar vrei tu să-mi cumperi ceva? Ai tu dorința asta să-mi cumperi mie ceva? Să-ți cumpăr eu, bă, cum adică să-ți cumpăr eu? Bă, stai puțin, ce, bă, de ce fugi din mașină? Mă, Alice, bă, când vorbești cu cineva, în primul rând, nu se sare de mașină în timpul mersului și când vorbești cu cineva trebuie să fii lângă el, nu trebuie să faci așa, eu n-am auzit ce ai zis, n-am auzit ce ai zis, ce? Eu nu vreau să te ascult, deci, cum adică să-ți cumpăr eu, poate invers, tu să-mi cumperi, eu nu-ți cumpăr nimic. Nu, tu trebuie să-i cumperi lui Rafael, Alice, pentru că așa este frumos și trebuie să-l asculti în continuu, toate zilele tu trebuie să-l asculti, nu trebuie să mai fii rea cu el, ai înțeles, Alice? Da, am înțeles, da. Mă, Alice, bă, cu cine vorbești, mă, cu cine, ce ai înțeles, cu cine vorbești tu aici, nu te înțeleg. Nimica, hai să cumpărăm. Mă, ce să, îmi cumperi, mă, Alice, chiar îmi cumperi, mă, uite la mine, Alice, unde fugi, Alice, mamă, deci chiar îmi cumpără, mamă, e perfect, chiar merge mecanismul ăsta, sincer, chiar merge, dar ce-mi cumpără, mă, Alice, ce-mi cumperi, unde te duci, mă, Alice, fii atent, Alice, uite-te la mine, am zis să te uiți la mine, Alice, ce vrei să-mi cumperi, spune și mie, vrei să-mi cumperi un calculator sau ce vrei să-mi cumperi? Da, vreau să-ți cumpăr un calculator, hai să găsim calculatoarele alea. Mă, vino, Alice, vino aici, Alice, am zis să vii aici, vino după Rafael, pentru că Rafael te duce în locul unde sunt calculatoarele, cel mai frumos loc, vii în partea asta după el și în partea asta aici deasupra sunt calculatoare, de fapt nu, cred că erau jos calculatoarele, hai să mergem jos, coboară jos, Alice, și fii atentă, bă, Alice, tu m-ai adus aici, dar nu cred că am nevoie de calculator, sincer, nu cred că am nevoie de calculator, și știi ce aș vrea eu de la tine, Alice? Ia să te aud. Fii atentă, eu aș vrea de la tine, deci chiar îmi cumperi, da? Da, chiar îți cumperi. Ah, deci chiar, mă, chiar îmi cumperi, am adus, ce, mă, serios? Ce, cum am ajuns aici? Ce să-ți cumpăr, bă? Tu chiar mă crezi așa? Mă, Alice, vino după mine, că trebuie să-ți arăt ceva, Alice, vino în partea asta. Ah, fii atentă, nu vreau un calculator. Ai zis că vrei să-mi cumperi un calculator, dar mergem în partea aceasta. Cum adică partea... Eu n-am zis eu că-ți cumpăr, ce ai? Mă, chiar acum ai zis că vrei să-i cumperi ceva, dar vino aici, că nu vrea calculator, vrea să meargă aici, foarte, foarte frumos. Și tu trebuie să cumperi în felul următor, Alice. Uite, avem aici niște fructe, trebuie să cumperi fructele astea, trebuie să cumperi totul, trebuie să cumperi și fântâna asta de ciocolată care și Rafael nevoie, nu doar Darius el. Mama, Alice, fii atentă, vino după mine. Mă, Alice, dar tu chiar mi-ai cumpărat astea, mă, tu chiar nu glumeai, Alice. Da, uite-le, pe toate. A, deci chiar mi-ai cumpărat. Mamă, deci ăsta parcă merge și după ce nu mai folosesc mecanismul, mamă, ce tare. Așa, mă, Alice, mersi, hai să mergem acum repede acasă, Alice. Trebuie să mergem acasă la modul cel mai tare, nu mai zic serios că deja folosesc de prea multe ori. Urcă mașina. Mamă, ce faci, mă, bă, nu conduci tu, Alice, de ce stai la? Ah, bă, nu, mie mi se pare că acum merge ăsta fără să mai folosesc, deci parcă mecanismul ăsta parcă e intrat în reflex. E bine dacă a intrat așa în reflex, pentru că nu o să mai fie fană nebună niciodată. Mă, Alice, tu chiar așa cu minte ești astăzi? Bă, Rafaele, bă, ce ai pățit? Ai nebunit? Cum să fiu eu cu minte? Cum adică să nu fii cu minte, mă, Alice? Bă, vorbește mai, în primul rând vorbește mai tare că nu te aud așa. Și în al doilea rând trebuie să fii cu minte. Cum adică să nu fii cu minte? De ce nu vrei să fii cu minte? Nu vrei să fii așa fană nebună în continuu? Păi tu cum vrei să mai rămâi cu noi în casă, cu mine și cu Darusel? Păi, bă, Rafaele, bă, tu vrei să urli la tine chiar așa? Mă, Alice, nu trebuie să urli. Este foarte urât ceea ce faci tu acum. Nu trebuie să urli la Rafael și trebuie să-i vorbești frumos. Trebuie să-i vorbești cu domnule, cu șeful meu, cu toate astea. Trebuie să-i vorbești, ok? Mamă, șeful meu, chiar așa, mi-te scuze. Alice, ai spus ceva? Ai spus ceva? Mă, bă, hai că am ajuns acasă. Și trebuie să punem astea. Ai spus ceva că nu te-am auzit? Ai spus ceva? Nu, ce am spus? Ah, n-ai spus nimic. Bă, Alice, spune-i lui Rafael că e șeful tău și că e cel mai șmecher de pe planetă, cel mai șmecher YouTuber, cel mai șmecher. Mamă, bă, Rafael, ești așa de șmecher, cel mai fain
youtuber dintre toți. Nu pot să cred că de faină. Mulțumesc, Alice. Păi da, ești tu, mă, fană. Da, ești tu, fană. Hai să mergem acum. Mergem repede în casă să punem și noi astea. Bă, dar unde să le pun? Hai că le pun aici. Le pun și eu. Fii atent că pun ăsta aici. Îl pun aici foarte frumos. Ăsta bolul cu fructe îl punem aici și îl mai pune și pe ăsta fix aici și este foarte frumos. Ce părere ai, Alice? Îți place cum arată ăsta? Arată bine pe aici toate chestiile astea de aici? Arată bine? Rafaele, bă, cum să fie frumoase? Sunt foarte râde. Scoate-le pe toate acum, că n-ai nevoie de ele. Mă, Alice, ce ai făcut? Pune toate lucrurile înapoi. Cum adică ai scos toate lucrurile? Mă, Alice, tu-ți bagi joc de Rafael. Alice, fii atentă. Dacă mai faci așa ceva, în secunda de o să fii scoasă din casă și tu o să spui asta că meriți să fii scoasă din casă, s-a înțeles? Bă, Rafaele, bă, îmi pare rău că am făcut toate astea. Dacă mai fac așa, promit că te las să mă dai afară din casă. Ah, chiar mă lasă, mă, tu chiar mă lasă să te dau afară din casă dacă mai faci lucruri prostii? Da. Ah, deci chiar da, sincer? Ce, cum vrei să fac așa ceva? Bă, Rafaele, bă, ce-mi faci? Mă, simt cam ciudat de că mi-ai pus asta pe cap. Ce-mi faci tu? Mă vrăjești? Ce-mi faci? Mă, Alice, Rafael nu-ți face nimic. Rafael este alături de tine și el este cel mai tare. Trebuie să-i spui că este cel mai tare și că tu-l respecti. Bă, Rafaele, bă, ești cel mai tare. Eu te respect mult pentru tot ce faci. Așa, mulțumesc, Alice, mamă, dar tu, bă, Alice, parcă ești prea bun așa la inima. Adică astăzi ești foarte respectuoasă. Chiar îți mulțumesc, Alice, pentru toate cuvintele pe care mi le spui. Adică, ce mi se întâmplă? Bă, eu nu-s așa. Mă, eu plec de aici. Mă, ce faci, Alice? Alice, n-ai voie să pleci unde pleci. Totul este real. Tot ce se întâmplă de acum înainte o să fii o fată foarte normală și o să te comporți frumos cu Rafael. Și acum vreau să-i spui lui Rafael că te duci să-i mai cumperi ceva de mâncare, fiindcă ții la el. Bă, Rafaele, bă, mă duc să mai cumpăr ceva de mâncare pentru că țin la tine foarte mult. Ah, mulțumesc, Alice. Du-te mai cumpere ce vrei tu. Ok, mamă, deci este foarte, foarte șmecher acest lucru. Mamă, deci chiar am mers la modul cel mai serios. Cea mai tare experiență de până acum. A fost o zi perfectă. A făcut Alice ce am vrut eu și gândiți-vă la modul cel mai serios. Alice, dacă e fana nebună, sincer, ce să... Mă, ce faci Alice aici? Ce faci aici? Da, hai, ai zis tu, făcut, Rafaele. Mă, Alice, mă, ce faci? De ce vorbești așa? Mă, de ce vorbești așa? Mă, ce faci? De ce ți-ai dat asta jos? De ce ți-ai dat asta jos? Ce e asta? Stai să faci, scrie pe spate. Mă, nu scrie nimic, nu scrie nimic, nu scrie nimic, scrie gen legiunea astea, scrie e mărci, Rafael, e mărci, Rafael G. E mărci, nu? Uite-te, mă, Alice, uite-te acolo pe spate, uite ce scrie, nu scrie Rafael G acolo pe spate. Uite-te puțin, cum adică ce să fac? Ce să fie? A, da, bine, dar eu nu cred că mai vreau astăzi, că m-am simțit destul de ciudat și vreau să mă duc să mă odihnesc. Uite, nu, stai puțin, tu acum vrei să-mi spui mie că ție nu-ți place. Ok, mă, puteai să spui de la început că nu-ți place și gata. De ce mi-ai purtat-o că acum puteam să-i dau lui Darusel? Ce-ți faci aici? Păi Darusel nici măcar nu-i acasă, așa că îmi pare rău. Bine, hai, gata, dar puteai să zici din prima că nu-ți place și gata. Eu, mai, am cumpărat, da, eu, hai, lasă-mă în pace, pleacă de aici, că deja mă super, lasă că mă super. Îmi place, dar cam obosit și vreau să mă odihnesc. Da, bine, hai, du-te și odihnește-te, lasă-mă în pace pe mine. Mamă, deci am mers la modul cel mai serios, până acum am mers foarte, foarte bine totul. Bine că nu și-a dat seama și am zis că e mărci, am zis că e mărci și nu și-a dat seama. Și cu treaba asta, dacă încă nu și-a dat seama, o să-i mai facem mult mai multe prank-uri foarte, foarte șmechere și la construit și la toate chestiile, abia aștept să-l mai folosesc. Scrieți în comentarii dacă vreți să-i mai facem asta și lui Darusel, deoarece ar fi foarte tare să-i facem și lui Darusel și abia aștept să iasă episodul următor în care o să-i facem și lui Darusel. Dacă se strâng peste 200 de like-uri la acest videoclip și scrieți acolo foarte multe comentarii. În sfârșit mi-a venit și mie coletul, mi-a venit acest ceas hipnotizant cu care vreau astăzi să-i hipnotizez pe Darusel și pe Alice, pentru că am o idee foarte, foarte genială. Am văzut ceva foarte șmecher la desene și la astea. Mă, ce cauți Alice aici? Ce cauți aici? Salut, ce faci? Cum adică ce fac? Uite bine, mi-a venit și mie un colet. Ia uite, îți place ce am eu aici? Ce e asta, bă, Rafaele? Pentru mine? Pentru mine? Da, e pentru tine și nu, e pentru mine. Cum adică să fie pentru tine? E coletul meu. Îți cumpăr eu ție colet. De unde vrei să-ți cumpăr eu colet? Păi dacă ai furat bani, atunci am crezut că poate mi-ai lua și mie ceva. În fine, ce faci? Cu ce să fac? Sunt bine. Tu ce faci? Cum ești? Ce ai făcut astăzi? Uite, m-am trezit și așa am venit să văd ce faci. Ok, Alice, fii atent, am ceva de spus pentru tine. Fii atentă. Nu, eu astăzi fii atentă. Aveam o idee, sper să nu fie Darusel pe aici. Avem o idee să facem în felul următor. Voiam să vă hipnotizez pe amândoi. Acesta este un ceas hipnotizant. Uite-te că vezi că e un ceas cu pendul, se vede așa foarte, foarte frumos. Este un ceas hipnotizant și fii atentă. Mi se pare mai ok, nu să râd amândoi. Vreau să râd cu tine, să râdem amândoi de Darusel, să fie el hipnotizat ca să mai am și eu cu cine să vorbesc. Un om normal pe lângă mine, că știi că Darusel nu o să mai fie om normal și așa măcar poate te mai am și pe tine, ca na, măcar stai pe tine, un om normal cu care să discut, știi? Da, bine, înțeleg, da. Da, tu știi ce asta ce înseamnă? Hipnotizarea asta, ce constă? Păi, e o jucărie ceva, nu? Te joci cu ea seara. Da, nu prea e jucărie, adică fii atent. Mă, tu chiar nu știi ce înseamnă? Vrei să ți explic acum? Nu, lasă că o să vedem ce face Darusel și atunci o să aflu eu. Ok, hai că o să afli după. Deci fii atentă. Eu când o să pun ăsta pe perete, tu nu trebuie să te uiți deloc la el, nu trebuie să fii că tu să nu urmărești pendulul, ok? Că dacă te uiți așa o să fii hipnotizată și o să ți se întâmple ceva rău, ok? Fii atentă. Hai să ți explic acum. Deci hipnotizarea asta constă în felul următor. Eu o să pun asta pe perete și tu, dacă te uiți insistent
foarte, foarte mult atent la pendolul ăsta, cum ar veni la ceas, cum se mișcă aia, tu o să primești așa o senzație de somnolență și dintr-o dată o să fii hipnotizat. Adică tu practic o să faci ceea ce zic eu fără să vrei, cum ar veni. Sau... Da, bine. Ok, hai fii atent. Hai să mergem, ține ce face Darcel. Sper că nu e în cameră la el acolo. Mă, ce sau? Bun, hai Darcel, hai ia. Bă, Darcel, ce faci aici? Alo, ce se întâmplă? Ai adus discoteca în casă. Ce se întâmplă aici, Darcel? De unde ai luat tu boxa asta? De unde ai furat-o? Te-a dat cineva voie, Darcel? Oamenii nu știi că mai dorm prin casă? Ah, păi Darcel, fentele, ia. Bă, oprește-mă muzica asta, bă, Darcel. Oprește-mă muzica, bă, Darcel, că spar boxa asta dacă nu oprești muzica. Gata, oprește muzica. Gata, bă, Darcel, fii atent, lasă așa, bravo. Pune discul la undeva, pune-l în sertar, pe unde ai tu, Darcel, pe unde apuci, pentru că am o surpriză pentru tine astăzi, Darcel. Am primit ceva, am ceva foarte, foarte șmecher, Darcel, și vreau să împărtășesc cu tine, Darcel, că știi că ești un prieten foarte bun de-al meu, de-al lui Alice, adică nu știu dacă de-al lui Alice, dar de-al meu, da. Mă, Alice, lasă-mă robotul ăsta, ce-i face? Uite că merge așa, mă, ăsta merge acum și... Alice, ce ai făcut? Ce-i făcut? Vreau să spun atât. Este un ceas super șmecher, Darcel, care tot dacă o să te uiți la el, fii atent. Hai că îl pun aici, Darcel. Nu-ți mai zic. O să-l pun aici foarte frumos. Mamă, stai că l-am pus cu spatele. Acum, stai puțin. Așa, îl rotesc așa foarte, foarte puțin și acum eu zic că e totul bine. Gata, perfect. Dar mamă, mă, Darcel, tu-ți bagi de ce minuți? Băi, nu neapăra fai. Eu sunt cu Alice, sunt de Alice, ce faci? Uite, Alice sunt mutaris. Așa, mă, Darcel, fii atent, că stai atât de fermecat încât stă și în aer, că stai aici puțin în aer, e atât de fermecat, fii atent, Darcel, nu te uita încă la el, pentru că ăsta, Darcel, dacă o să te uiți la el, Darcel, trebuie să te uiți foarte insistent în acel pendul care se mișcă, Darcel, trebuie să te uiți acolo câteva secunde, câteva minute, nu știu exact cât durează procesul, iar după aceea, Darcel, o să ai o stare mult mai bună și o să ți se îndeplinească 3 dorințe, Darcel, în toată viața asta, ta o să ți se îndeplinească 3 dorințe. Okay, bă, fetele, mulți ia! Mamă, ce frumos e! Ești fiantră, îmi doresc una! O casă! Nu trebuie să zici ce îți dorești, Darcel, uite-te atent acolo, nu mai vorbi, Darcel, uite-te atent acolo, atent, așa. Bă, Darcel, fii atent, uite-te acolo, ți-am zis, nu, că deja nu o să meargă absolut deloc, pentru că Darcel nu se uită, așa, mă, Darcel, uite-te, așa frumos, gata, Darcel, cum te simți, Darcel? Dar mă simt așa alea că mă doare capul, bă, dacă nu mă omori, bă, Rafale. Mamă, bă, stai ochii mei, mă. Mă, ce ochii tăi, mă, Darcel, ce ochii tăi, că tu dai așa cu pumnul, bă, Darcel, fii atent acolo. Alice, cred că s-a întâmplat, mamă, ăsta, cred că a dormit în picioare. Uite-te puțin la el, mamă, trebuie să-l punem acum repede, Darcel. Ajută-mă să-l punem. Ce? Că trebuie să dăm jos ăsta, să nu ne hipnotizeze și pe noi. Pe nu te uiți la el, te uita până acum la el cumva și... Mă, sper că uite... Da, Darcel, deci mănâncă și când e hipnotizat, Darcel, și doarme, el mănâncă burger. Deci asta nu putem să scoatem, Darcel, niciodată. Așa, gata, te ajut să-l car, gata. Gata, mă, Alice, mamă, dar cât mai doarme, mă, ăsta, bă, l-am pus aici și, bă, dar cât mai doarme... Nu, că tot mănâncă în somn, eu nu știu ce se întâmplă. Bă, unde sunt, bă, ce faceți, bă, aici, bă? Ia să iau ce bun e burgerul ăsta, bă, dar unde sunt? Cum adică, mă, unde ești? Tu nu știi unde ești, mă, Darcel, tu nu știi unde ești? A, bă, da, ăs la mine în cameră, nu, ăsta pe hol. Mă, Darcel, stai puțin, ce te-ai trezit așa, Darcel, de ce vorbești așa de tare? Te auzi infundat, Darcel, de ce vorbești așa? Bă, Alice, ce s-a... Alice, vină puțin, Alice, mă, ce s-a întâmplat cu ăsta? Ce s-a întâmplat cu ăsta? Că parcă l-a făcut mai ciudat, sincer, adică am înțeles, am făcut chestia aia, dar parcă e mai ciudat, sincer, nu... Nici mai știu să mai vorbesc, sunt șocat acum. Rafael, unde? Alice? Rafael, ce s-a întâmplat? Alice, ce s-a întâmplat? Mă, Alice, ce am făcut? Mă, s-a deschis-o și mă... Bă! Ce faci, bă? De ce te-ai pus? Bă, ce-i venit, mă, aici? Ce-i venit, mă, în pat? De ce te-ai pus în pat? Rămâi acolo, ce faci? Ce-ai pățit? Unde, bă, Rafale, băi? Eu te dau cu mama, deci, bă, Rafale, unde îs? Cum adică? E la tine în pat, cum adică? La tine, dar stai așa, Rafael. Ce? Fii atent, hai să testăm dacă merge. Fii atent, Darcel. Lasă, bă, bine, bă, s-a făcut noapte afară, mamă, s-a făcut și noapte, mamă, deci e frică
frumos, dar deja începe să fie cât mai fricoșător, dar o să fie ceva super super șmecher dacă merge și hai să vedem acum. Malice, fii atentă, fii atentă. Ok, Darusel, fii atent. În momentul ăsta, tu ești într-o lume foarte, foarte tare, în care o lume care ție îți place, o lume plăcută pentru tine, în care tot ce ți se întâmplă practic, mă, nu mai zic nimic, Alice, fii atent. Hai să trecem la subiect. Fii atentă, ce vrei să facem prima oară? Fii atent, hai să-l punem să ne aducă doi burgeri. Doi burgeri? Nu, fii atent, fii atent, să ne dea din burgerii lui, din burgerii lui, nu să ne dea, dar să ne aducă doar din burgerii. Fii atent, Darusel, tu trebuie să ne dai acum doi burgeri, unul mie, unul lui Alice, pentru că noi suntem înfometați și tu trebuie să dai din burgerii tăi. Lăsați-mă în pace să mă joc Fortnite. Hai, Alice, vino puțin afară. Mă, Alice, mă, închide ușa, închide ușa. Mă, ce se întâmplă, mă, nu merge asta cu Darusel, mă, Darusel, e cam ciutat, bă, de ce nu merge, Darusel? Cu toți burgerii, unul ție și unul ție, ok, papa. Mă, fii atentă, deci merge, dar încă nu merge 100%, pentru că Darusel, bă, Darusel, că e cam nebun, sincer, adică la Darusel n-aveam cum să ne așteptăm să meargă 100%, mă, Alice, bă, dar ai cum adică m-am țărat nimeni? Ne-ai dat burger mai devreme, uitat. Cum adică ne-ai dat burger? Darusel, fii cu minte, ne-ai dat burger. Accept asta, spune acum, v-am dat burger. Vă mulțumesc pentru că mi-aș cerut burger și o să vă mai dau în continuare. Da-te, părinția, bă, lăsați-mă, bă, în pace. Bă, Alice, ăsta merge sau nu merge? Eu nu înțeleg ce se întâmplă, mă, parcă... Mulțumesc că mi-ați cerut burger. Să aveți o zi bună. Ali, nu, că ăsta e cam ciudat la Darusel. Prea funcționează, dar funcționează cu întârziere. Adică prima oară este Darusel normal și după e Darusel hipnotizat. Băi, e mai mișto așa, sincer, pare Caterin așa, dar nu știu ce se întâmplă, că nu știu, ce părere ai tu așa? Crezi că merge sau face el mișto? Băi, eu zic să testăm, să facem testul suprem. Fii atent, Darusel. Care? Spune-mi înainte. Alice, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu el? Mă, tu cine ești? Tu cine ești? Mă, Darusel, cum adică? Mă, ce? Ce se întâmplă? Pe fiantele, băi, eu-s Darusel, ce vrei? Da, tu ești Darusel? Atunci, câți burgeri am ridicat? Unu! A, uite, e chiar ele, uite că mănâncă. Mă, stai puțin, cum, bă, Darusel, ce-ai pățit? Asta, bă, stai puțin, Darusel, tu ți-ai pus cumva o dorință să fii mai frumos, să ai părul blond, să fii cu ochelari? Da, bravo, și uite că s-a îndeplinit, yeeeey! Mă, Darusel, fii atent, că eu am ceva de vorbit cu Alice. Alice, vino, repede, rămâi acolo, sau vino după noi, dar așteaptă-ne, mă, fii atent, bă, Alice, ce să-i facem de acum încolo, că mi se pare foarte, foarte comic ce se întâmplă aici, că Darusel, adică, într-un fel, Darusel, într-un fel, nu e Darusel, adică, e hipnotizat, dar nu e, prima oară nu e, și după e, adică, nu știu ce e hipnoză, e asta, dar mi se pare foarte ciudat, sincer, ce vrei să-i mai facem în continuare acum? Bă, Rafaele, eu zic să mergem la mall, să îl punem să cumpere din banii lui, dar înainte de asta să-i dea bloc lui Ion pentru 24 de ore. Cum adică, mă, stai puțin, să-i dea bloc lui Ion, mă, păi stai puțin, că ziua asta trece. Sau, hai mă, hai să-i dea bloc lui Ion, chiar sunt curios dacă merge ca așa. Hai să vedem acum să-l testăm, că lui Ion nu cred că i-ar da bloc, dar să vedem dacă chiar merge hipnoza sau nu. Și după îi dăm mai multe chestii foarte interesante. Am eu o idee super, super tare, de fapt am mai multe idei, dar încă nu le zic. Hai să mergem acum repede la Darusel să vedem ce facem ăsta. Bă, Darusel, bă, Alice unde a dispărut sau unde a plecat? Darusel! Bă, ce fac? Darusel, bă, să-i bănui intra, Alice, bă, da, nu. Ce faci, Alice, pleacă! Alice, gata, să pleacă! Bă, și tu, bă, stai puțin! Bă, ce faci, mă, stai puțin, ți-ai revenit, gata, ok, perfect. Bă, Alice, vină puțin, că am ceva de vorbit cu tine, Alice. Mă, nu, bă, gata, nu, Alice, trebuie să fugim de aici, așa, e liniște acum. Fii atentă, bă, mie mi se pare ciudat că și-a revenit înapoi, dar oare și-a revenit, dar tot oare a trecut himnoza asta, sper că n-a trecut. Bă, Rafael, m-am rugat eu să-și revină la loc, m-am rugat la Dumnezeu, am făcut 3 cruci, am sperat. A, deci chiar nu-ți plăcea cum arăta mai gros. Acum, ok, hai să mergem acum repede. Bă, Darusel, ce faci aici? Bă, gata, mă sperii, gata, fii atent. Darusel, ce faci? Bă, faci și pe tine, bă, Darusel, ai acolo, Darusel. Nu, aulă, bă, ce se întâmplă, mă, aici? Bă, am ajuns la nebun, adică și minusul ăsta a dus-o prea de tot, sincer. Dar hai să mergem acum. Mă, ce faci numai aici? Bă, gata, suntem la nebun. Darusel, fii cu minte, Darusel, de acum încolo, uite-te în ochii mei. Ești cu minte, trebuie să fii cu minte, trebuie să te comporți ca un copil normal, un copil exemplar, cu minte, foarte frumos. Și acum, tu în momentul de față, trebuie să-i dai bloc lui Ion, să nu mai vorbești niciodată cu Ion, pentru că Ion nu e un prieten bun, dar tău și trebuie să-i dai bloc măcar pentru o zi. Băi, Rafael, în primul rând, spalte pe din scăzi, îți spune cura, că și de altă rând, cum adică poate să dai bloc lui Ion? Cum adică, bă, Ion e prietenul meu de viață, bă, Ion e prietenul
Ma, Alice, ce se întâmplă mai... Bă, Alice, sper că... Alice, cred că s-a dus efectul, cred că s-a dus efectul. Nu, acum, dacă închidem ușa, el se întoarce și face, că știi că așa a făcut până acum, după ce am închis noi ușa, el a făcut efectul. Păi da, da, cum te... Mă, ce... Ce bine, bă, Rafale, fiatră, dar acum o să fiu cu minte și o să dau blăuriu, ok? Ce fac, șeful? Mă, ce fac, măi, dai... Bă, mi-a zis și șeful, ăla-i auzit, Alice, mi-a zis șeful, m-a făcut șef. Bă, pleacă mă de aici, du-te mă de aici, nu, deci fii atent, deci practic într-un fel e dar resultat e și hipnotizat, adică într-un fel, bă, e bine că i-a rămas așa cât dă cât personalitatea, dar e bine că totuși merge. De băioane, bă, de băioane, bă, îmi pare, dar fii atent, eu o să-ți dau bloc pentru 12 de ore, pa, pa, slabule, așa, acum plecam, mă, da! Bă, ceva, bă, dar să le dau bloc lui Ion, gata, gata, e perfect, tot acum? Da, deci, da! Dar să le, acum, vreau să-mi spui, Rafael și Ali sunt șefii mei. Rafael și Ali sunt sclavii mei, du-te, bă, Mă, Alice, nu mi se pare normal ce se întâmplă, mă, tu ai auzit că ne-a făcut sclavii ăsta, mă, mie nu mi se pare normal, ce himnoză mai e asta, pe bune? Bă, Rafaele, bă, stai mă liniștit, nu știi că așa face mereu prima dată și după aia când se întoarce ne spune cu adevărat ce da, trebuie. Da, chiar ai dreptate, dar totuși ce să... Deci, fiatele, bă, Rafaele și Alice, fiatele, eu am un cadou pentru voi și fiatele, tu și Alice, voi sunteți sclavii mei, ok, ăsta sunt șefii mei și fiatele, eu v-am adus un cadou, uite, asta e pentru tine, Rafaele, asta e pentru tine, uite, scumii, du-ți la Bă, câinele, să duc, mă, câinele înapoi. Darusel, stai, bă, ce v-a spus mamântuia asta? Alice, dă-te-a jos, Alice, dă-te-a jos. Mă, Darusel, dă-te-a jos și tu acum, repede, Darusel, fii atent. Mă, stai puțin, mă, Alice, ce sunt? Mă, ce are, mă, câinele? Bă, Darusel, duc câinele ăsta, dar unde l-ai luat? Pentru că nu e bine să furi un câine, știi? Câinele ăsta o să fie după, o să sufere, Darusel, dacă ai furat câinele ăsta, tu. Fiantele, o să câine tot, bă, Rafale, fiantele, câine tot și pentru Alice, pentru Alice, fiantele, Alice. Mă, păteam pe tine, câți câini să mai am? Alice, pentru... Ce? Nu, scuze, gata. Mă, Alice, stai puțin, Darusel, stai, joacă-te cu câinele. Alice, vino puțin, vino Alice, Darusel, joacă-te. Mă, Alice, nu mi se pare normal ce se întâmplă aici, pentru că ăsta, bă, pare că își bate joc de noi și că nu e hipnotizat. Pare că n-a mers, nu știu, dar de unde e frumos și câinele ăsta? Mie nu mi se pare normal. Mergem cu mașina ta, urcă aici, Darusel, că vreau să te duc. Mă pleacă, de ce e mașina mea? Nu, Darusel, n-ai înțeles. Tu trebuie să stai în dreapta pentru că te simți ești... Așa, gata, ok. Nu, deci nu trebuie să mai dau explicații foarte multe că totuși merge. La modul cel mai serios este foarte, foarte tare. Și Darusel, fii atent. Vreau să mergem acum în oraș, vreau să mergem în oraș, să-ți arăt o surpriză. Vreau să te pun la un test, Darusel. Vreau să spun, ai frică de înălțimi? Te întreb așa puțin. Eu nu, de ce? Nu am. Nu ai frică de înălțimi? Da, frică de apă. Ai frică de apă, Darusel? Ai frică de apă? Nu. Bă, Rafale, fiantă-mi, eu am frică de înălțim, nu de apă ăsta. Da, apă n-am, mă, frică, dar de înălțim am. Ai frică de apă sau de înălțim? Zi, doar... De înălțim, ok, de înălțim. Da, gata, am înțeles. Deci fii atent, Darusele. Vreau să te duc într-un loc, Darusele. Vreau să te duc într-un loc foarte frumos. Bă, da, Alice, unde... Mă, ai că a plecat și Alice nu mă mai interesează. Da, Alice, poate vine aici, cred că știe unde e, cred că știe că am vorbit cu ea. Deci fii atent, Darusele. Ieși acum jos din mașină. Dă-te jos din mașină. Ca aici, fii atent. Îți arată chestie foarte, foarte tare, Darusele. Vino aici, stai puțin că trebuie să găsim locul ăla, locul perfect. Fii atent. Uite aici locul perfect, Darusele. Vino aici.
vino aici, fii atent. Vezi locul ăsta aici, îți place? Ce părere ai tu? Îți place de priveliștea sau îți place priveliștea? Bă, Rafa, e foarte frumos, e foarte frumos. Ia stai, bă, Rafa, ce e? Stai puțin. Așa, bă, dar să fii atent, uite că a venit și Alice. Bă, Alice, vino mă coace. Bă, unde ai plecat, bă? Ai rămas cam în urmă, dar Alice, ce ai făcut? Ce ai făcut? Până unde ai fost? Nu, că s-a stricat puțin frâna și m-am ispit într-un copac. Ah, foarte frumos. Bă, asta e mașina mea. Băi, mă, Alice, ai zis că știi să conduci, Alice. Ai zis că știi să conduci, îți bagi lângă mine. Acum, dar îți îl presă. Hai, spune-i în continuare. Gata, hai că nu mă mai interesează. Hai, două, lasă. Mașina e, fii atent, Darusele. Vino în partea asta, vino aici, Darusele. Pentru că vezi tu așa priveliștea asta. Ce părere ai tu de priveliștea asta, Darusele? Băi, frumoasă, bă, Rafa, dar ce ai? Uite, urcă-te sus să vezi ce e aia. Unde să mă urmă sus? Bă, ce faci, bă, ce fac? Bă, ce am? Mă, Darusele, bă, stai puțin. Tu vrei să ne dai jos sau ce vrei să încerci tu aici să faci? Sartă cu deșu, dar da-ți băgat în fața mea, uite acolo o mașină foarte faină. Ce mașină, mă, ia, mă, că, bă, dă eu, mă, stai puțin. Alice, mașina mea unde e, dar chiar unde e mașina mea? Bă, Rafael, bă, dar uite acolo mașina ta de aici, uite. Cum adică, mă, unde e, mă, mașina mea, ce mașina mea, ce, bă, ce visezi, mă, unde vezi tu mașina mea, Darusele? Bă, uite acolo, în casă, nu vezi, urcă-te să vezi. În ce casă, mă, Alice, unde ai dus, mă, cum să mă duci, mă, în casă, mă, ce casă ai dus, mă, acolo, mă, Darusele, că mă, în așa, bă, ce faci? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.